Bun, vreau să vorbesc despre Batman, a.k.a. Justițiarul din Berceni. M-am pus și la curent acum cu toate căcaturile care au ieșit în ultimele zile. Aș vrea să prefacez cu un mesaj pentru fanii justițiarului, care cred că cresc acum pe spatele lui și alte căcaturi de copii de 17 ani. Că e ok, 17 ani, pot să înțeleg de ce. O să mă faci pedofil și o să zici că XYZ. E ok, ai 17 ani, pot să înțeleg. Vreau doar să zic că din secunda în care l-am văzut pe justițiarul din Berceni, mi-am exprimat părerea negativă, și anume faptul că nu mi se pare ok genul ăsta de content și ideea de justiție luată în propriile mâini, deși pot să fiu de acord că a băga spaima în oameni care literalmente sunt pedofili este un lucru bun. Mă bucur când se întâmplă chestia asta. Problema este atunci când se întâmplă pentru bani, pentru faimă, dintr-un complex stupid de salvator și când la finalul zilei nu ajută cu absolut nimic la... Adică, na, în cazul lui Batman nu ajută cu absolut nimic la prevenție, la rezolvare, la whatever. Adică e în afara legii, e... It is just entertainment, din păcate. Deși, repet, sunt total de acord dacă poți să bași cumva frica în oameni care vor să cu minore, dar iată că, după cum prevedeam, nu se termină niciodată bine. Așa cum nu s-a terminat bine niciodată în niciunul dintre cazurile de genul ăsta, pentru că ceea ce face justițiarul nu este în niciun caz ceva nou. Conceptul, dacă vreți, formatul pe care l-a adoptat justițiarul din Berceni era un show foarte faimos în America, care se numea To Catch a Predator, cu domnul ăla Chris Hansen, probabil l-ați văzut de prin meme. E, și show-ul ăsta, bineînțeles, s-a uitat toată lumea la el, pentru că it's good entertainment pentru omul de acasă. It's very good entertainment, știi, să vezi pe cineva, știi, că ai și sentimentul ăla de acest om a făcut ceva rău, merită pedepsit, merită nu știu cum. Au fost foarte multe probleme, chiar cu show-ul ăla incipient în sine. Cred că cea mai cunoscută e, am recitit și eu acum de pe Wikipedia, să căutați sau To Catch a Predator. Ideea e, mă, că au avut niște lawsuits. Unul dintre procese, practic NBC, televiziunea care făcea acest show, a încurajat, să zic așa, poliția americană, da, să ne înțelegem, poliția americană, nu poliția de la noi, a încurajat poliția americană să îi facă swatting unui potențial abuzator de minore sau pedofil sau whatever. Da, au mai fost cazuri asemănătoare și în UK. Chestia asta se numește în legea americană, de cel mai, adică ce face justițiarul, ce făceau și ăștia, de cel mai multe ori se numește entrapment. Adică atragi, cumva convingi un om să facă o ilegalitate, just so, știi? Adică nu e valabil doar pentru chestia asta, deși, na, chestia asta este absolut oribilă. Dar asta e oribilă, acest subiect. Este atât de sensibil că nu poți să zici nimica care nu e high pedofili. Singurul căcat acceptabil în tot acest discurs de majoritatea lumii este hai să GTA pedofili. A, ăsta e singurul, știi? Dacă vrei să ai o discuție mai complexă, tip, hei, în loc să prindem abuzatori pe stradă, nu mai bine investim în prevenția întâmplării chestiilor astea, nu mai bine echipăm poliția cu niște specialiști care să se ocupe de oamenii ăștia, nu mai bine XYZ, e, când zici chestiile astea, nu, ești și tu pedofil. Which, na, adică, cu toții suntem babuini la finalul zilei. Așa, și după succesul fantastic al show-ului respectiv, show-ul s-a oprit și după, pe YouTube-ul din America, când a început să bubuie YouTube-ul în America ca lumea, nu știu, 2016, 17, 18, whatever, au existat content creators care făceau exact același lucru pe care îl face și justițiarul de Berceni și care s-a terminat cu ei făcând exact aceleași abuzuri și căcaturi pe care iată că le-a făcut și el. Niciodată nu s-a terminat bine, pentru că oamenii care fac chestia asta în general sunt, se vede de la o poștă că e o disperare după atenție și un complex stupid al salvatorului. O să discutăm despre asta mai încolo. Pentru cine nu e la curent cu ce s-a întâmplat, da, deci pentru cine nu știe deloc pe acest om, e un băiat care face content de acest tip. S-a lansat foarte recent, e ăla care alergă pedofil pe stradă de multe ori, în 100% din dăți. Nu se întâmplă nimic cu oamenii aia pentru că nu comit o ilegalitate per se. Sunt cazuri și cazuri. Au fost și cazuri în care erau oameni cu probleme psihice evidente, au fost cazuri cu vedete pe care le-a achitat, vezi, le-a achitat. Mă rog, intrăm în astea mai încolo. Discursul meu de bază pe chestia asta, lucru pe care l-am mai zis și înainte, este că să concentrezi atâta putere pe un subiect atât de sensibil în mâinile unui singur om este foarte periculos. Pentru că acel om, tu nu știi cine e. Nu e instituția statului, nu lucrează cu statul, nu are un mecanism de control, nu și-a făcut vreo evaluare psihiatrică înainte să știi exact cum se întâmplă în poliție sau whatever. Nu știi cine e omul ăla. Tu doar încredințezi această putere pe un subiect, again, extrem de sensibil. Nu vorbim de prinderea ce făcea el înainte, de prinderea oamenilor care parchează pe bordură. Vorbim de oameni care
literalmente minori. Din păcate, na, asta e. Și un subiect oribil, e un subiect absolut oribil. Și să încredințezi toată puterea de pedepsire, de justiție, în mâinile unui om care nu doar că face justiție, Sanchi, dar e un om care își face carieră pe chestia asta, e un om care face bani din chestia asta, e un om care vindea poze necenzurate cu pedofilii pe Patreon, ca să ne înțelegem. Și mi s-a părut foarte bun rezumat articolul pe care l-a făcut Marian Godină și pentru toți conspiraționiștii de la Mălin Bot și de la alții, nu-mi place de Godină, nu m-a plătit, că știu că asta o să mă armeze că sunt plătit, că sunt plătit, vă zic așa seara la stresul, că zicea stresul că sunt plătit. Așa, deci a făcut un articol despre judiciar de Berceni, ca să, e așa o... foarte important, foarte important. Big trigger warning, o să urmeze niște secvențe absolut înfiorătoare. E un om care bate în geam și în ușă unei femei la 3 noaptea plus alte chestii. E destul de... e abuz 101, hărțuire 101. Dacă știți că este sensibil la chestii de genul, închideți ochii. Big shout-out pentru omul sub gândire care m-a ajutat să compilez toate povestioare așa în ordine cronologică. După ce o să citim articolul ăsta o să încerc să iau totul de la capăt cât mai cronologic. Sper că nu am uitat ceva, dacă am uitat mai vorbim, mai discutăm. Bun, vă citesc din articolul ăsta ca să înțelegeți cumva de unde a pornit tot scandalul de zilele astea. Asta e un rezumat al scandalului, nu de aici a pornit. Deci asta e la Godină. Prin luna martie acestui an, un amic de pe Facebook mi-a scris și m-a rugat să-i răspund unui prieten al lui care îmi scrisese pe pagină. I-am căutat mesajul și i-am răspuns. Era un tânăr care mă întreba cam de ce fel de echipament ar avea nevoie pentru a pleca în războiul din Ucraina. Ce ghete, genunchiere, rucsac, vestă, etc. i-ar trebui? Mi-am dat seama doar citind asta că omul nu are nici cea mai mică legătură cu subiectul, din moment ce m-a întrebat pe mine asemenea lucruri. Am încheiat discuția cu impresia că omul bate câmpii și că nici nu are de gând să plece la război, ba chiar i-am scris și amicului care intermediase discuția și l-am întrebat dacă omul fără curent. Deci ca să ne înțelegem de complexul salvatorului și de sperarea după faimă și atenție, omul, exact ca mulți alții și de la noi și din afară, foarte mulți oameni au zis: hei, hai să mergem în Ucraina ca să cerșim literalmente atenție. Remus Cernea este un exemplu, Cristian Dascălu este un exemplu. Au mai fost o felul de cerșetori de ăștia de atenție care au făcut excursii în Ucraina pe vreme de război ca să filmeze cum le cade bomba în cap. Chifoi voia să plece? Tare. Deci ca să ne înțelegem nivelul de foame după atenție, așa ca idee. Nu e prima dată când aud asta în videourile lui, spune des că ar vrea în armată sau în poliție, are o obsesie cu asta. Power trips, ce vrei să faci? O să intrăm, adică pe măsură ce o să vedeți toate căcaturile, o să devine din ce în ce mai evident mindspace-ul din care face parte și acest savior complex combinat cu narcisism. Chifui voia să viziteze apartamentul NFT, da? Mă rog, mi s-a părut importantă chestia asta apropo de încercările lui de a deveni relevant pe internet înainte să se apuce să prindă pedofili. Era interesat să plece în armată. A văzut că nu e așa Caterin că cum credea, a rămas la prins pedofili. Again, trigger warning, this is pretty fucking scary. Dacă vă știți sensibil, ați avut cazuri de hărțuire de-asta nenorocită, dacă nu suportați să auziți bătăi în geam și în picioare în ușă, luați o pauză și vă uitați altă dată. Ăsta a fost video care a circulat foarte tare zilele astea. Este un video de la Diana, posta lui, nu știu dacă iubite e cuvântul potrivit, pentru că din câte am înțeles, ea n-a vrut niciodată să fie cu el într-o relație monogamă sau whatever. Posta lui, o să zicem iubită, posta lui iubită, care s-a despărțit de el și s-a despărțit. A vrut să încheie ce avea de avut cu el și după omul a hărțuit-o, nu știu exact cât timp, dar a hărțuit-o sistemic. Mă uitam la TV, el striga de afară și arunca cu pietre în geam. Ea stă la etajul 1. Repet, scary shit. Ce era la ea în cameră și ăla era afară la geam, ca să înțelegeți. Da, și Diana zicea că îi dădea cu pietre în geam și cred că se-și aude la început o piatră. Diana! Ce faci? Da, iată. A venit la ușă 5 minute mai târziu, ora 21. A venit să bată la ușă, ora 2:30 noaptea. E întuneric pentru că dormeam.
Aici s-a urcat pe balconul meu la etajul 1 și îmi bătea în partea de jos a termopanului la ora 2:40. Adormisem, nu știam de unde se auzeau bătăile și vocea. Am început să filmez înspre balcon. Eram absolut îngrozit, am crezut că a reușit să intre în casă, că se auzea foarte tare. I will come every night to prove myself to you, if that's what's needed. So please talk to me. Omul vorbește în engleză cu aia. Starea mentală în care era și probabil este. Îi vorbea lui asta în engleză la 2:30 noaptea, la ea la geam. Every night to prove myself to you, if that's what's needed. So please talk to me. Nu e de la film, el vorbește în engleză. I'm fucking desperate here. Este absolut sinistru, man. Dar să-ți vorbească cineva cu el la 2:30 noapte, să-ți vorbească în engleză ca în filmele proaste. Ca într-un romcom Netflix cu el la 2 noaptea. Femeie singură în casă. I'm desperate here. Da, și cocoțat ăsta pe balconul tău. I'm fucking desperate here. S-a dat jos de pe o construcție pe care se urcase și am avut curaj să mă duc în balcon. Da, ăsta e cel mai scary video și până mai este video ăsta pe care l-am văzut ieri în care marele justițiar, n-are rost să zic eu, puteți să vă uitați. Deci asta e la fel, nu știu, s-a dus după ea, a așteptat-o în fața blocului, o chestie de genul ăsta. Da, deci se pune în fața ei, mă rog, a ieșit și se întoarce, se pune în fața ei, nu lua să plece. Aici cu aia efectiv o imobilizează pe asta să nu plece. Măi, vă rog eu frumos. Măi, vă rog eu frumos. Asta să-ți bate să iasă de acolo și efectiv o imobilizează pe asta să nu se miște. E fix comportament ăla de tu mă iubești, dar nu știi, te voi lua în brațe imobilizându-te ca să nu pleci de lângă mine. Asta zbătându-se să iasă de acolo. Măi a vrut să fugă, a tras-o înapoi. Măi. Justițiarul dumneavoastră. Și din câte am înțeles din conversația Dianei, adică tipa de aici cu stresul, din ce am înțeles, cred că tot aici, sper că nu mă înșel, dar cred că, din câte mi-amintesc, tot în această zi aici, ea a trebuit să-i dea cu spray paralizant, cu spray cu piper sau whatever, ca să poată să scape de el, cumva în zona asta. Și n-a scăpat, ca idee. A, e aia cu ziua în care se duce la dentist, da. Deci justițiarul curului știa, deci ca idee, el știa că ea are programare la dentist, man. El știa cumva că asta are programare la dentist și a așteptat-o în bloc să iasă să se ducă la dentist cu aia. Exact. Și tocmai de asta nu poți să pui ideea de justiție în mâinile unui om, indiferent cât de bine intenționat e omul ăla. Tipa a depus plângeri la poliție, s-a făcut și un dosar penal pe numele justițiarului din Berceni. Dosar penal pe care domnul justițiar l-a negat. A zis că nu există, până când s-a hotărât că de fapt există, că l-au prins cu chiloții în vine. Dar a fost o perioadă și chiar am un video pe aici în care zice că nu există acest dosar penal. A încercat foarte, o să vedeți, pe parcursul celor 2 ani a încercat extrem de tare să mușamalizeze absolut orice în legătură cu cazurile astea, pentru că nu este doar acest caz, sunt mai multe cazuri. Asta
este cel mai scary, că este, din câte am văzut, allegedly, este un comportament periodic pe care îl are față de foarte multă lume din viața lui. Deci dosarul penal există, asta este de la secția 11 Poliție, care confirmă faptul că există dosarul penal, hărțuirea și violarea vieții private. Dosarul va fi înaintat către parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3 și așa mai departe. Și după cum zice și Godin aici, între timp, justițiarul merge prin școli, licee, merge la Liceul Teoretic Victoria și desigur merge în Parlament. Am fost astăzi iar la Parlament pentru a continua discuțiile despre un proiect de lege anti-grooming. Încă un pas în față. Sunt bucuros că am găsit deschidere și suport pentru acest demers. Oamenii care luptă pentru siguranța femeilor în România, ca idee. În Parlament, by the way. Parlamentarii n-au putut să verifice dacă omul ăsta, nu știu, are dosare penale pentru hărțuire de femei, așa ca idee. Dar e curios cine-s ratați ăștia doi sau cu cine p***a mea a vorbit. Cum nu-l verifici cu aia pe ăla dacă e ok? Dar normal că e un PR stand în p***a mea. Normal că e un PR stand. Ce crezi că li se rupea ăstora p***a de lache transpiratul? Normal că e PR. E ca și cum ar chema pe mine sau pe Shelly sau pe p***a ca să-și facă poză. E pasă de părerea lui nimeni pe pământ. Acum o luăm cu cronologia acestui om și toate căcaturile care au mai apărut zilele astea. O să vă citesc puțin din ce ne-a scris, din ce ne-a scris sub gândire aici. Alex, pe numele lui, pe numele lui Batman. Alex a fost un activist civic, a început prin pagina primăria municipiului București. Mă urăsc pe mine însumi că urmăream acea pagină acum. O pagină unde făcea meme împreună cu alți colaboratori, unul dintre ei fiind și hărțuit de justițiar. Avem capitol bonus mai încolo. Pe lângă meme, omul făcea poze pe stradă mașinilor care erau parcate la trecerea de pietoni, teroriza poliția rutieră cu apel, teroriza, după spusele lui, poliția rutieră cu apelul și se mai trezea și cu amenințări de la bombardieri din trafic. Pe lângă asta, înțeleg că a mai activat într-un ONG. Mă rog, dar adică nu mi-e foarte clar pentru că nu am cum să cred nimic de ce vine din gura lui. Cum a devenit The Punisher? V-ați putea întreba. Ei bine, justițiarul a devenit justițiar când a salvat două femei hărțuite sau o femeie hărțuită de bețivi. Alex a salvat într-un tramvai o tânără hărțuită de doi bărbați în București. Scandal monstru într-un tramvai din capitală, femeie hărțuită de doi bețivi, salvată de justițiarul din Berceni. O femeie din capitală a trecut prin clipe de coșmar în timp ce se afla pe linia tramvai 1. Femeia a fost hărțuită de doi bărbați beți, în apărarea ei a sărit un tânăr curajos care a reușit să-i alunge. Mi se pare foarte funny asta, că el, o să vedeți că pe parcursul videourilor, el se tot laudă că salvează femei, că face, că drege. Și salvatul de femeie, gen, am ajutat pe cineva care era hărțuită în tramvai. That's just the, like, not even the bare minimum. Adică, ce vrei să zici? Că n-ai fi intervenit pentru cineva care e hărțuit în fața ta și poți să intervii și poți să faci ceva? Adică știi toată asta, că o să vedeți că în continuu să laudă, că face, că drege, că salvez, că am salvat de la moarte, e ceva. Și de fiecare dată sunt închis astea de bare minimum. Era o bunicuță să fie călcată de mașină și am tras-o în spate, sunt un erou. Ne zice aici sub gândire că, încrezător fiind de puterile sale și al faptului că a fost elogiat pe la știri, a devenit justițiarul din Berceni. Un Chris Hansen al vremurilor noastre cu o echipă de doi băieți și o minoră pe care o folosește ca bait. Acum, acuzațiile la adresa lui. Acuzațiile la adresa lui nu sunt ceva nou. Au mai existat acuzații la adresa lui, numai că victimele nu au ieșit atât de public. Adică Diana, ea e principala sursă pe care o avem aici, Diana nu a ieșit public până acum decât cu numele, adică n-a mai apărut să mai vorbească, să mai zică, să mai facă. Și practic acuzațiile împotriva lui erau o serie de postări pe Reddit și pe Tineret Posting și pe alte de-astea în care nu e așa, nu puteai să verifici. N-aveai o dovadă, n-aveai un filmuleț, n-aveai o whatever. Primul om care a zis ceva în legătură cu justițiarul din Berceni este, și o să vedeți, o să vorbim destul de mult despre cazul ăsta pentru că e foarte revealing pentru comportamentul lui de după. A fost un băiat pe nume Radu Oprina care, long story short, a făcut un video cu mărturile mai multor victime și alte chestii cu care l-a prins pe justițiar, numai că video în sine, o să vedeți de ce, e prost. E prost din mai multe puncte de vedere, nu din cauza că n-a avut omul intenții bune, ci din cauza, adică Radu Oprina mai exact, ci din cauza că a fost literalmente sabotat de justiția și nici n-a avut acces la dovezi concrete și oameni care să iasă public și să zică chestia asta, pentru că nu e așa, este fucking scary să ieși public, să zici chestii de genul ca femeie. Mai ales de la un om care îți dă cu pumnii și cu picioarele în ușă și în geam și îți dă cu pietre și
și whatever, este scary, mai ales ca femeie. Să ieși public să zici, hei, salut, sunt Cutărica Cutărescu, îl acuz pe acest bărbat instabil psihic de că mi-a făcut X. Can't really do that. Bun, o să ne uităm rapid în video omului ăstuia. Deci Radu Oprina a făcut niște TikTok-uri despre el, au început să se ia să-și răspundă unul altuia în story-uri și pe urmă el a făcut video-ul ăsta după ce s-a documentat în legătură cu căcaturile pe care le-a mai făcut la justițiar. Un justițiar. Ai zice din nume că e o persoană justă, o persoană onestă, o persoană care măcar încearcă. Deci să ne înțelegem, video-ul ăsta e de acum 4 luni. Poate chiar mai mult. Cât de mult se poate să spună adevărul, mai ales atunci când se adresează public. Minciuna nu ar trebui să se afle în arsenalul unui justițiar. Minciuna e folosită de prădători, de oameni care vor să te manipuleze. Deci poate te-ar mira să afli că, în momentul ăsta al investigației, cam toate discuțiile pe care le avusesem cu persoane din trecutul lui l-au caracterizat pe justițiarul de Berceni ca o persoană care minte foarte mult. Dar în același timp, atunci când el mi-a răspuns la video, cu un video de-a lui, și s-a victimizat puțin, dar nu m-a deranjat, a zis că sunt nebun, dacă eu cred că acolo pune poze necenzurate, că nu îi vine să creadă, că cineva poate crede că o persoană așa de bună ca el pune ceva necenzurat acolo. Atunci când am auzit lucrurile astea de la el, chiar l-am crezut. Dar uitându-mă la videourile lui și în comentariile lui și vorbind cu oameni care îl susțineau pe Patreon de la început, am aflat, cumva, fără să vreau, că omul chiar mințea. Chiar asta ziceau fanii lui în comentarii. Deci, ideea e că Radu Oprinea l-a acuzat pe ăsta că vinde poze necenzurate cu pedofilii. Dacă, practic, făcea poze la pedofilii, că nu știm. At this point, n-avem de unde să știm nimica. Poate sună prea mult acum că zic chestia asta, dar până la final o să vă dați seama că at this point n-ai cum să ai încredere în absolut nimica din orice a făcut omul ăsta vreodată și orice a pus pe internet vreodată. Și nu m-ar mira, nu m-ar mira absolut nimic. Ideea e că Radu Oprina l-a acuzat că pe Patreon-ul lui punea poze necenzurate cu pedofili, deși în videourile lui erau blurate. Și practic oamenii plăteau ca să le vadă fețele ălora. Și omul i-a zis lui Radu Oprina, ba nu e adevărat, nu făceam chestia asta. Și în comentariile de la propriul lui video, de la videoul lui Justițiaru, cineva zice, băi oameni buni, eu am cumpărat Patreon-ul, erau poze cu agresori necenzurate, iar el în story pe Instagram le-a arătat cenzurate după ce a făcut lumea scandal că le vinde imagine. Când am intrat pe Patreon, chiar așa erau, le-a dat edit. Erau necenzurate și cum a zis lumea că le vinde imagine, le-a cenzurat și a pus story că ele din totdeauna au fost cenzurate, era și numele și vârsta acolo din ce știu. Că nu înțeleg de ce Justițiarul ar minți că pozele erau cenzurate mereu, când el le avea necenzurate și le-a schimbat peste noapte încenzurate. Și nu știu de voi, dar pe mine chiar m-a frapat toată situația asta. Mai mult pentru faptul că chiar nu conta. Chiar a fost o minciună care nu își avea rostul, din care el nu a câștigat nimic, în afară de faptul că zeci de copii sau sute din comentariile lui au venit la mine și m-au numit mincinos. Chiar am întrebat o persoană din trecutul lui, care îl cunoaște mai bine, de ce a mințit cu o chestie așa verificabilă. În mintea mea, singurul motiv pentru care faci asta e dacă ai un fetiș cu a fi prins. Dacă cumva simți un high atunci când zici chestii care pot să te pună în pericol. Dar răspunsul persoanei a fost că nu. El pur și simplu, atunci când minte, nu se gândește foarte mult la minciună, pentru că se așteaptă ca cei care l-aud să fie prea proști să-și dea seama că sunt mințiți. Așa că după asta am făcut un alt video în care am expus toate dovezile că minte în legătură cu faptul că avea pozele mereu cenzurate și răspunsul lui a fost ăsta. Unde am zis că sunt cenzurate? Deci ca să înțelegeți nivelul de discurs și de twistuire a faptelor constant și de manipulare constantă. Cu niște chestii atât de mici. Exact asta zice și Radu Oprina aici, niște chestii atât de mici. Că gen p***a mea, câți oameni erau pe Patreon-ul ăla? 10? Deci omul a zis, minți băi Radu Oprina, căcat. Erau cenzurate. Ăsta îi dă dovezile că erau necenzurate și pe urmă el îi zice, doamne, zic eu că erau cenzurate. Tu cred că ești nebun mai băiatule. Și ce urmează, mulți dintre voi nu știți, eu am știut la momentul ăla. Dar la fel ca toată lumea, lucru pe care trebuia să-l facă și Radu și să acționeze prin altă cale, nu poți să vorbești în numele victimelor. Și practic tot ce faci în situațiile astea este un caz de he said, she said. Pentru că din păcate nu poți să vii să zici, știu eu că a hărțuit-o pe una, pentru că te supui unui val oribil de chestii. Eu personal am făcut ce a făcut Radu Oprina cândva în 2017 și am fost dat în judecată. Am câștigat procesul foarte recent. A durat literalmente 5 ani. Spus că sunt cenzurate. Păi, ce se întâmplă aici e un caz clasic de gaslighting. Partidul îți spune să nu îți crezi ochii, să nu îți crezi urechile, să îl crezi pe el. Nu contează că justițiarul de Berceni a scris cu mâna lui acolo că sunt poze cenzurate. Nu contează. Da, exact. Efectiv, avea pe Patreon scris poze cenzurate. Contează că acum justițiarul de Berceni îți spune că nu a spus niciodată că sunt poze cenzurate.
Și nu trebuie să-l crezi pe el din trecut, trebuie să-l crezi pe el de acum. Nu trebuie să crezi ce vezi, trebuie să-l crezi pe el. Pentru că până la urmă toată cearta asta cu pozele nu contează. Pentru mine, sincer, nu a contat niciodată. Dar mi se pare un foarte mare red flag atunci când o persoană care își creează o imagine bazată pe onestitate face Big W onorată instanță. Gaslighting la nivelul ăsta. Duplicitatea sau ipocrizia e o unealtă foarte importantă pentru un prădător. El trebuie să arate lumii că este într-un fel, chiar dacă acțiunile lui arată că este complet opusul. Justițiarul de Berceni este un om onest care ar minți cu orice chestie mică. Justițiarul de Berceni este un tough guy, un bătăuș care și-a angajat zilier ca să-l apere în propria casă. Justițiarul de Berceni este un om open-minded, care zice mereu că este pro-LGBT, dar care, în toate interacțiunile cu mine sau cu oameni din comentariile mele, a fost de o homofobie de care... A, tu ești penibil, nu știu ce, îți răspunsem pe TikTok și am zis să-ți dau un mesaj, dar acum văd cine ești. Menuț, știi că nu am nimic cu tine, că ești gay, da? Și nici nu vreau să ți-l fur pe Radu, e ok. Care și lui Becali ar fi rușine. Ba chiar a zis de mai multe ori pe live-ul lui că eu am ceva cu el pentru că el prinde pedofil gay, ceea ce e un stereotip foarte, foarte scârbos. Justițiarul de Berceni este o persoană foarte agresivă, care de mai multe ori s-a întâmplat să amenințe lumea în comentarii, dar el mereu este victima hărțuirilor. Mila. Mila este un sentiment pe care nu prea știm cum să-l procesăm. Nu prea suntem obișnuiți că atunci când simțim milă, să o simțim pentru că o persoană vrea asta. Simțim milă atunci când vedem o persoană care se află într-o situație grea. Așa că nu prea știm cum să reacționăm sănătos atunci când cineva vrea să ne provoace milă. Și dau ca exemplu întreaga industrie care s-a format pe show-urile de talent în care pot să câștige doar persoane a căror poveste a fost folosită ca să ne provoace milă. Și știu că până la urmă nu e vina persoanelor, e vina industriei care se folosește de ele. Dar la fel cum industria se folosește de faptul că poate să ne provoace milă, la fel și un prădător se poate folosi de asta. Și dacă e ceva ce pot să spun despre toate poveștile ale persoanelor din trecutul lui, e că asta e o persoană care îți provoacă milă, care știe cum să te facă să fie milă de el și să nu poți să-ți dai seama că nu vrei să faci chestiile pe care ți le zice să le... Dacă vreți să vedeți restul, duceți-vă și uitați-vă. În următoarea parte, uite-o și pe Ioana, în următoarea parte vorbesc cu ajutorul informațiilor pe care le au, dar cu foarte puține dovezi despre ce au aflat de la victimele justițiarului. Problema lui Radu a fost faptul că el a anunțat pe TikTok și pe Instagram că face acest video. De aici începe literalmente boala. Deci Oprin a anunțat pe Insta și pe TikTok că face acest video și că pregătește acest video despre justițiarul din Berceni și a vorbit cu femei care au fost hărțuite de el. Așa că justițiarul din Berceni, știind că Oprin o să facă video ăsta de demascare a lui, a recrutat o fată care să-i scrie lui Radu Oprina: salut, sunt și eu agresată de justițiarul din Berceni și vreau să zic povestea mea. Pare că inventez, el cu gura lui a zis-o și o să vedeți. Tocmai ca să poată să le discrediteze pe restul fetelor care aveau poveștile reale și tocmai pentru că Radu Oprina, exact ce ziceam, că neavând dovezi, e absolut oribil să faci chestia asta pentru că poți să o dai în bară foarte ușor, lucru care s-a și întâmplat aici și nu e vina lui Radu în sine, e vina sensibilității subiectului și mai ales a presiunii pe care o avea ăsta la vremea aia când era pe valul popularității. Și practic Oprina a aplaudat video-ul ăsta și în secunda în care Oprina a aplaudat video-ul ăsta, a aplaudat și justițiarul de Berceni acest video în care se numește Nasol Oprina. Bună ziua, dragi justițiari! Victime, l-am mai jucat, adică e de 2 ani și n-am văzut niciun Batman prădător de Berceni se ducă la ușă la ele. Suspect, poate o fi altceva. Deci aici neagă că a fost la ușă la fata aia. L-am mai jucat, adică e de 2 ani. Domne, că asta e o conspirație de să tot zice despre el. Ani și n-am văzut niciun Batman prădător de Berceni se ducă la ușă la ele. Ei, las că a văzut toată țara acum dacă n-ai văzut tu. Mă rog, și omul meu. Deci ăsta a fost mesajul fetei către Radu Oprina, care a zis că vorbește de justițiarul, am avut și ghinionul să-l cunosc și aș dori să rămână anonimă povestea mea, căci mi-este foarte frică de el. După ce a început acest proiect, eu l-am contactat să-mi ofer ajutorul atât cât am putut, iar el a înțeles din asta să devină un abuzator, m-a chemat la el acasă, m-am bătat, deși am zis în mod repetitiv că eu nu beau, dar a insistat și a devenit agresiv, nu m-a violat sau ceva, dar mi-a fost foarte frică pentru că eu nu foarte dubios și a lăsat să se înțeleagă că nu a arătat bine pentru mine situația, căci eu am venit la el acasă. Nu vreau să mi se dea numele. Deci asta este mesajul fake dat de justițiarul din Berceni. Tot. Și continuă să pentru recunoască era... chestia asta. Pentru că gen în psihopatia lui, el nu realizează cât de sketchy e căcatul ăsta. Ia să ne uităm noi. Bună seara, dragi justițiari. Noi acum mai trimitem domnului Radu Oprina cazuri de hărțuire ale justițiarului. Documentat este domnul atunci când face un videoclip de genul celui pe care vrea să-l facă. El, hai să vedem. Da. Bună. Deci bună. Am văzut de ceva timp. Niște postări. Niște postări în care vorbești.
Mai vă înțelegeți? Pe lângă cum a înscenat toată chestia asta ca să discrediteze victimele adevărate, omul a și postat, coaie. Coaie, omul a postat. A zis, o să arăt asta la lume. O să arăt la oameni că am făcut un mesaj fake ca să-mi discreditez victimele și să-l păcălesc pe un băiat de pe YouTube. Mai vă înțelegeți? Adică lasă că a făcut-o. Faptul că a zis, da, am făcut-o. Da. Da. Și? Scary shit. El știindu-se cu dosar penal. El știindu-se cu dosar penal, coaie. Doamne, Dumnezeule mare, man. Te ferească Dumnezeu. Din cauza că Radu a fost literalmente asaltat și bulit de fanii justițiarului și când a realizat probabil și el că a dat-o în bară cu chestia aia, pentru că nu e așa, la nivel de optics, Radu e un băiat cu 300 de subscriberi. La nivel de optics, normal că fanii lui ăla în 10 de mii de oameni o să zică exact ce și voia justițiarul să zică, păi ăsta cu aia e atât de prost, Radu Oprina, că a pus botul la mesajul tău fake, therefore, totul e fake, therefore, Radu Oprina e doar un băiat care probabil e pedofil și vrea să crească pe spatele lui justițiarul. Ah, foarte important, ca să-mi expun și eu bias-urile aici, apropo de comportamentul ăsta de bully al justițiarului și de agresor. Cumva am ignorat că, na, ignor de obicei căcaturile astea că nu mai am 17 ani să sar de cur în sus, dar în secunda în care am zis cel mai mild căcat negativ despre el când a apărut, a fost foarte mild, că nu mă uitasem, nu știam cine e, nu știam ce face și am zis foarte mild, păi nu-s de acord cu căcatul ăsta, e un conflict de interese să faci bani urmărind pedofil pe stradă, pentru că nu e așa, trebuie să inventezi la un moment dat pedofil ca să faci bani, posibil, da, se poate ajunge la chestia asta. Etc. Omul s-a șucărit într-un video și a zis că am văzut ce aici fire ăla, că p***a mea, whatever, clasic, și pe urmă, la puțin timp, au început să apară conspirații despre cum eu sunt pedofil în diverse cercuri. La el pe Discord, la mine pe Discord, oameni care încercau să-l atâțe pe ăla, s-a închis, ziceau, băi, justițiare, aveți că am auzit eu de fire, că minore de la el, din comunitate, nu știu ce. Ca să ne înțelegem și să-mi expun bias-ul. Și eu am pățit-o. Și eu am pățit-o, pentru mine n-a fost cine știe ce, că probabil a fost frică, așa cum este frică de vedete, așa cum i-a achitat pe actorașul de la ProTV și pe Romania Final Boss, probabil era frică să dea, bă, știi, să inventeze conspirații despre mine, mai ales că nici nu curge din gură. Dar atât a fost, adică n-a fost cine știe ce, dar așa ca idee. Și o să mai vedeți acest caz de zeci de mii de ori în următoarele minute. Deci asta e video în care Radu a renunțat practic după ce și-a luat bully de la toți ratația. Ultimul meu video despre justițiarul din Berceni. Salutare toată lumea, sunt tot Radu Oprina și asta o să fie ultimul meu video despre justițiarul de Berceni. N-am mai vorbit despre subiectul ăsta de o lună, dar am zis să fac video ăsta ca să clarific niște chestii și ca să îmi cer niște scuze. Dacă nu v-ați uitat la primul video, în el practic am vorbit despre trecutul lui de hărțuitor. A intrat și la Zlăvoc pe stream și zicea că tragi fete de buci în Apollo. Aha, da, e același om, a zis că am hărțuit-o sau nu știu ce a zis pe soră sa minoră în Apollo. Eu care n-am mai călcat în Apollo, am călcat gen de două ori în ultimii 3 ani. Și am dat exemple folosindu-mă de experiențele a 4 femei din trecutul lui. Din cele 4 experiențe, una nu a fost reală. A fost o înscenare făcută de Alexandru împreună cu fata care l-a ajutat la video. Deci el a adunat 3 experiențe reale și pe a patra, care era fake, care era justițiarul practic. Din cele 4 experiențe, una nu a fost reală. A fost o înscenare făcută de Alexandru împreună cu fata care l-a ajutat la video pe nume Ana. Și o să vorbim despre Ana puțin mai încolo. Dar până atunci să vorbim despre o experiență care a fost reală. Experiența Dianei. Diana e fata de care vorbește Alexandru în video ăsta. Fata care, acum 2 ani, a depus o plângere penală pentru hărțuire. Diana, adică fata din videourile la care ne-am uitat mai devreme. Împotriva lui. Și normal că Diana a fost una din cele 3 femei cu care am vorbit și eu, care mi-au zis în videoul trecut că nu e ok să le dezvălui identitatea. Dar acum, fiind ok cu asta, hai să vorbim despre videoul ăsta. În primul rând să ne uităm la ce spune el în video ăsta. În mare, în astea 18 minute, spune așa, că s-a comportat urât, dar a făcut-o din dragoste, că ea a depus plângere penală împotriva lui, dar nu mai este dosarul și e sigur că nu mai este dosarul, și că până la urmă el a fost cel hărțuit, pentru că de 2 ani de când s-a întâmplat, tot e reamintită chestia asta. Un victim blaming absolut clasic pe care îl vezi la toți abuzatorii de genul și o minciună evidentă zicând că nu mai există dosarul penal, deși dosarul penal exista. Acum să ne uităm și la ce spune ea. Și e mult de citit. Cu Diana am vorbit destul de mult, dar din cele 3 cred că am vorbit cel mai puțin. M-a amenințat, m-a înjurat, m-a șantajat că o să afle el dacă am făcut eu ceva, dacă l-am înșelat, că o să stăm de vorbă chit că vreau, chit că nu. A pus-o pe o tipă să mă sune să renunț la dosar acum o lună. Și înainte de asta i-a sunat pe e-mail să mă convingă de același lucru. El zicând, atenție, el zice, deci aici într-adevăr este cuvântul lui împotriva cuvântului ei, din ce știu eu în cazul ăsta. El zice că el n-a mai contactat-o pe fata asta de când s-au despărțit. Deci el că de 2 ani, domne, nu i-a mai zis nimica. Ea zice că, și zicea și în thread-ul de Reddit, o să ne uităm mai încolo, că, nu știu, că a sunat-o pe maică sa, că a pus pe cineva să vorbească cu ea. A pus-o pe o tipă să mă sune să renunț la dosar acum o lună. Și înainte de asta, i-a sunat pe e-mail să mă convingă de același lucru. Ah, uite, na, ia. I-am transmis în mod repetat că o să merg la poliție dacă nu încetează. Mai și minimizează cât de mult m-a căutat. Zi de zi, el a fost la ușa mea o lună. Apoi ceva mai rar, doar pentru că mi-am instalat cameră pe ușă și a văzut-o. Am ore întregi de înregistrări doar dintr-o zi cu el venind la ușa mea. Stă ore întregi pe scara blocului și sună la ușă, la interfon, la telefon.
Te caută pe mail pe absolut orice cale în continuu. Iar mesajele ba sunt iubitoare, ba sunt amenințări, ba sunt jigniri și tot așa. Dacă ești din casă, ai șansa să intrase să ieși din bloc până nu discut cu el. Te oprește fizic. Află unde lucrezi și sună șefii să le spună că ar fi bine să te dea afară. Pe băieți amenință cu bătaia. Cu fetele nu e violent, însă amenințările sunt mai degrabă legate de faptul că nu vor avea încotro decât să discute cu el, fie că vor, fie că nu. Îți sună părinții și îți amenință toți oamenii din jurul tău cu datul în judecată, inclusiv pe tine. Te manipulează că se simți ucide dacă nu te vezi cu el. Încearcă în disperare să afli unde stai, în caz că nu știe. Ai 100 de conturi false de pe care scrie. Te așteaptă ore întregi pe scară sau în fața blocului și intră după tine, eventual și în casă. I-am făcut plângere la poliție, a recunoscut faptele și a semnat că nu mai caută. Însă mă caută indirect și acum să-mi retrag plângerea. Mi-a scris o fostă în timp ce venea la mine la ușă și am realizat că ne hărțuia pe amândouă simultan. Ăsta a fost și unul din motivele pentru care m-am dus la poliție. Că am realizat că face asta cu toate femeile și trebuie făcut ceva. Dar dacă nu credeți tot ce zice aici, la fel de mult aș vrea să nu credeți nici tot ce zice el aici. Chestiile astea au fost zise de Diana înainte să facă public filmulețul cu el făcând ca toate alea și tocmai asta, din punctul meu de vedere, în caz că se întreabă cineva de ce n-a băgat nimeni în seamă videoul lui Radu, de asta. Pentru că, indiferent cât de mult ai vrea să crezi o victimă de așa ceva, indiferent cât de mult ai vrea să crezi, nu poți să zici, mă, nu poți, tu poți, dar nu o să fii luat în serios, din păcate, și o să fii supus la exact ce a fost supus Radu Oprina. Fără dovadă, fără filmuleț, fără aia de dosar penal, fără poza de dosar penal, fără aia, fără aia, fără aia, e, știi, neștiind toate astea, ne uităm la niște conversații dintr-un screenshot care poate să fie scris de oricine. Și de asta zic că este foarte ușor să fie decredibilizat. Lucru care s-a și întâmplat. Ce spune el și ce spune ea sunt complet discutabile și complet neimportante. Vreau să ne focusăm mai ales pe astea trei afirmații pe care le-a făcut el. Mai ales, atenție, mai ales când vine de la un băiat random, că Radu Oprina nu știe nimeni. Știi? Adică nu vine de la Shelly. Dacă venea de la Shelly, avea încredere în Shelly, că îl știi de atâția ani. Dar vine de la un băiat care și-a făcut canalul de YouTube de, știi, de două luni. Uitați aici un exemplu concret. Diana îmi spune că e convinsă că în realitate sunt 10, dacă nu sute de femei hărțuite de el. Chestie pe care nu știu dacă s-o cred. Adică dacă e să o luăm logic... Oh my God, am realizat că o cunosc pe Diana. I-am văzut poza de profil. Mi s-a părut, da, mi s-a părut secundă, dar nu ne știm, nu cred că ne-am văzut niciodată, dar o știu de mult timp. Nu pot să vă zic de ce sau cum, adică n-am, nici n-am mai vorbit de mult timp. Dar acum am realizat și s-am șocat. Continuăm felul ăsta, o să vedeți chestiile astea și în thread-urile de pe Reddit. Ideea de bază e asta, că Diana a încercat să comunice chestia asta de ceva timp. Lospa mi-a zis că nu vrea să vorbească cu mine, că sunt prea credul. Credul în ce sens? Amin, ai fost credul. Cu tot respectul, ai fost credul. Citește ultimul mesaj să vezi cum încearcă Justice să-l oprească pe Oprina. Just to make sure că știți, în clipul ăsta la amenință pe Radu pe main cu dox și îl face agresor. What? Poate ați văzut video-ul ăsta cu Emil Nepot în care ia pastila roșie și face o glumă foarte bună. Spune că dacă copilul... Gata, Radu, ai trecut la următorul? Ne mai urcăm și pe faima altuia, nu-i așa? Bă, liniștește-te, mă, omule, mă. Oamenii tăi mi-au dat datele personale pe internet, așa că nu vă mai dați victime, mă, că sunteți niște agresori. Niște agresori ordinari. Deci lasă-ne cu pronumele tău, cu nu știu ce. Fiecare are dreptul să zică ce vrea. Nu e nimeni obligat să-ți folosească ție pronumele tău, că vrei tu să-ți folosească pronumele tău. Așa că las-o baltă. Doamne Dumnezeule, la internat. Pe faima altea, nu? Coaie, da asta, da, îi zice... Dar faptul că îi zice așa, random, mi-au dat oamenii datele tale. Why? Gata, Radu, ai trecut la următorul? Ne mai urcăm și pe faima altuia, nu-i așa? Ne urcăm pe faima altuia? Cât de mizerabil poți să fii, mă, coaie? Ne urcăm pe faima altuia? Ce înseamnă mintea de psihopat narcisist să mor eu? Tu agresezi femei, unul zice, hei, vezi că ai agresat femei, după urmă vii și zici, ce faci, coaie, te cațe pe faima mea? Vezi, poate vin și la tine acasă. Am mai văzut comportamentul ăsta în forme mai ușoare. Liniștește-te, mă, omule, mă. Oamenii tăi mi-au dat datele personale pe internet, așa că nu vă mai dați victime, mă, că... So what? Cât de penibil să fii cu aia, să... mi-au dat datele... Așa și? Te-au dat datele lui și? Ce o să faci exact? Ce jenant, coaie. Oricum, e atât de evident că e în stare de violență și de alte căcaturi și o să vedeți că amenință în continuu oameni cu bătaia și p***a mea. E atât de evident. Dar zi-o pe TikTok dacă ești șmecher. Dacă ești pe p***a, zi-o. Ce-i faci că ai aflat datele personale? Îi te duci la ușă la două noapte? Ce-i faci? Abia aștept să înceapă și cu mine. Pentru că știu genul ăsta de oameni, nu se pot abține. Din păcate, e literalmente condiție psihică. Efectiv, nu se pot abține. Și știu 100% că din încăcatul ăsta o să trebuiască să dea înapoi. Stai curios cum o să dea înapoi. Bun, deci asta a fost acum 4-5 luni, nu știu. Și zilele trecute, deși au mai fost postări de genul pe Reddit, Reddit România pentru prima oară se dovedește a fi folositor, a fost această postare, justițiarul din Berceni și femeile hărțuite din viața lui, e amuzant și sinistru cum se tace, lupul pas din glorie se urcă pe monumentul de narcisist și primește urale de la aplaudat ciorbi, bla bla bla, ce am vorbit până acum. N-am înțeles exact cine e persoana asta, dar nu cred că e o victimă în sine. Femei cu zecile cel puțin cunoscute, multe se cunosc între ele care au pățit fix
același lucru cu mai puțină sau mai multă intimidare la mijloc. Acesta este un safe space pentru a face justiție acestor femei care vor să-și expună povestea. Dosarele de hărțuire din care spune el că Vai nu există, nu sunt publice pentru că încă nu au ajuns în judecată, dar plângerile care au fost făcute există la poliție. Interesați-vă de stadiul lor, nu lăsați așa și faceți în continuare, nu tolerați. Eu sunt una. Ah, ok, scuze. Eu sunt una dintre victimele sale și m-am săturat să fiu redusă la tăcere de către un circar. Oprind și noi asta, aștept experiențele voastre cu curaj. Deci asta este o persoană. Dangerous main, whatever. Place asta. Aștept clișeul, el luptă cu mafia și mafia din disperare îl atacă și încearcă să-l discrediteze. Dar efectiv ăsta e tot discursul lui. Următoarea victimă, allegedly, Nea, care zice, nu știu cine e și ce știe despre acest justițiar, însă eu am și dovezi că e un om mic și cu un ego uriaș care te hărțuiește în ultimul hal, dacă vrei să te desparți de el. După muncă voi căuta toate screenshot-urile, am ales să nu fac plângere la poliție împotriva lui din milă, dar am regretat pentru că omul nu știe când să se oprească din hărțuire. Și a făcut literalmente 3 conturi noi de Facebook din ce mi-aduc aminte ca să mă certe că i-am dat bloc. Asta e ce am găsit pe telefon, restul sunt pe un HDD probabil, am ieșit cred că maxim 3 săptămâni cu tipul și evident nu eram compatibil când mi-a zis că nu mi-ar permite să fac avort dacă aș rămâne însărcinat. Creepy as fuck. Nu i-ar permite să facă avort, coaie. Nu i-ar permite să facă avort. Cum exact nu-i permiți unei femei să facă avort? El tot zice că nu e violent, că eu îl cred, nu e violent. Cum oprești o femeie din a face avort dacă nu prin violență? Am încercat să mă rup, dar deja devenise agresiv în insistențele și în insistențe și comportament, așa că după ce mi-a zis că sunt aiurea și alte copilării, mi-am dat bloc și aia a fost, o așa am crezut. Omul mă sună în continuu și cu număr necunoscut, oricât îi explicam că nu am de gând să mai vorbesc cu el sau să-l las să-și ceară scuze, m-a amenințat tot mai mult și mai subtil. Poliția mi-a zis că pot face plângere, doar că nu a făcut mare lucru, deci de acum să mă uit și eu la ochii omului când ies cu el. AKA sunt eu proastă că nu am și eu după ochii lui că instabil emoțional. Amenințările au tot curs urmate de scuze și tot așa un sandwich de apeluri la intervale neregulate de timp cu lunile. Închideam și iar suna. Mi-a fost frică pentru că știa unde stau, mi-a fost milă să merg mai departe cu plângerea pentru că știam că vrea să dea la poliție și o plângere de hărțuire cred că îi tăia șansele să aplice acolo. Prea era eu însă. Omul și-a mai făcut un cont să mă felicite pentru voluntariatul meu acum câteva luni. Nu înțeleg de ce nu se duce la terapie mai repede, dar nu mai e problema mea. Omul vostru. Mi-ai provocat 2 zile de stare nașpa fără să-ți fac nimic. Promis să ți le returnez. Nu vă înțelegeți? Nivelul de nenorocire. Promit să ți le returnez. Tu te auzi un pic, you're fucking scary, stay away. Victimizarea e boală grea. Asta cam așa e. Dacă sunt bolnavă și aiurea și am probleme cu nervii, ce mai vrei de la mine? Să plătești pentru ce faci altora. Easy. Da, omul tot împarte justiție în stânga și în dreapta. Nu mai știe încotro să mai împarte justiție. What the actual fuck? Da, consecințe. Știu că nu crezi în ele. Again, dacă nu ești un om violent, cum împarți consecințele încât să provoci 2 zile de stare nașpa? Încât să returnezi 2 zile de stare nașpa? Foarte interesant. Și atenție, când zic violență, nu mă refer neapărat la pumn în gură. Serios, și cum mă faci să plătesc? Dar am fost prea simțit cu tine și m-ai tratat oribil. Nimic violent sau agresiv, calmează-te. Da, dar cum? De ce nu ne explici? De ce nu ne explici cu aia? Sunt foarte calmă, mă bucur, e ceva nou la tine. Uh-huh. Continuă, mesaje blocate, adio. Deci aici el îi trimite ei ce mesaje a încercat să-i trimită, dar avea bloc. Ok, scuze dacă te-ai speriat, nu o să te mai deranjez cu nimic. Mă doare coloana oribil când mă supăr și de-aia am reacționat puțin ca un nemernic, îmi cer scuze. Deci a cerut scuze și ea îi zice, credeam că acțiunea de a te bloca peste tot a lăsat un mesaj clar și ți-am și zis să nu mă mai contactezi. O singură dată dacă mă mai contactezi, merg la poliție. Ce tâmpită! Crazy! Vezi să nu te testeze psihologic. Eu vin cu scuze și tu ameninți cu poliția? The fuck, man! Voiam să te liniștesc, să nu ai impresia că o să-ți fac ceva, Doamne iartă-mă. Dar na, go crazy, la poliție. S-o liniștești cum ai liniștit-o și pe Diana în scară? Așa s-o liniștești? Ar trebui să-ți dea cu spray în ochi? Cum o liniștești exact? Dar efectiv și-a luat un număr nou de telefon să dea mesajul ăla. Oh my god, eu nu văzusem astea. Acum am scrollat mai jos. Deci asta era pe 2 ianuarie și bănuiesc că de atunci au terminat ce aveau și pe 27 martie o să fiu destul de enervant până o să-ți asumi comportamentul total nepotrivit față de mine. Oamenii ca tine trebuie să învețe că nu e nimeni obligat să vă suporte instabilitatea emoțională. Asta pe 27 martie nu i-a răspuns nimica și pe 7 aprilie îi zice am lăsat pedul la paznicul de la scara următoare, să nu mă mai contactez cu niciun alt pretext. Cum să-mi lași pedul la altcineva? Tot la ușa ta vin. Coie, omul care prinde abuzatori, man. Omul care vrea să protejeze femeile. Și omul se preface și minte în continuu ca ultimul nenorocit că el n-are nicio intenție. Eu nu ca asta, adică m-am ieri efectiv numai la căcaturile astea m-am uitat că multe dintre ele nu le știam, pe ăsta acum îl văd. Și omul în continuu zice, haide domne că alea se victimizează, că eu nu sunt un om violent, eu nu le făceam nimica. Atunci de ce am menit cu aia? Ce înseamnă tot la ușa ta vin?
Ce înseamnă, omen, tot la ușa ta vin? Nu te supăra. În ce lume tot la ușa ta vin nu este o amenințare violentă? În ce lume prezența fizică de la ușa cuiva, de la ușa unei femei singure, nu este o amenințare fizică? Stai, acum am văzut că a scris LOSPA. Am primit un mesaj cu ce a zis Radu, oprin aici. Radu, e pentru că erai prea pornit ca să privești clar și din ansamblu. Nu poți să lucrezi cu cineva care nu e analitic și să lasă mâna de emoții în asemenea mod. În rest, I'm working on it. Cred că oricine ar avea emoții în contextul în care vezi tot lanțul de hărțuiri pe care îl făcea ăsta. Dar asta am zis și-o mai devreme, când a zis cineva de asta, că nu l-ai băgat în seamă, că... Că așa e, chiar a fost credul. Dar nu cred că poți să nu ai emoții când vine vorba de genul ăsta de mizerie. Da, coe, tot la ușa ta vin, by the way. Tu, dacă o singură dată mă mai contactez, fac plângere la poliție. O să te contactez. E ceva mai scary decât căcatul ăsta? Mai atenție! O femeie! Nu e o femeie! Nu mă amenință pe mine cu bătaia! E o femeie care deja știe, pe care deja, știi, i-a scris și i-a dat mesaje și i-a toate cele și acum o amenință că vine la ușa ei, lucru pe care îl face, după cum ați putut observa în video respectiv. Și ce-mi place asta, mizeria asta cu... Nu, eu n-aș fi făcut vreodată ceva. Astea sunt ultimele SS-uri pe care le-am găsit. După cum puteți vedea, nu se potolea. Suna la început de pe tot felul de numere, apoi a sunat cu număr ascuns, apoi la câteva luni tot așa făcea. Dacă răspundeam și închideam când ne auzeam vocea, mai suna de câteva ori. Odată a trebuit să-mi pun telefonul pe airplane mode când era recent, pentru că nu se oprea din sunat, pardon. Îmi dăduse un mousepad cadou pe care l-am cerut înapoi. Nu, shut up! Shut up! Îmi dăduse un mousepad cadou pe care l-a cerut înapoi când nu a mai vrut să mă mai văd cu el. Deci ăla era pad-ul pe care l-a lăsat la paznic. Și o să vedeți că se repetă acest căcat în care hărțuiește fostele gagici pe chestii de genul și după 3 luni le zice am uitat ceva sau nu știu ce o să mai fie, mai povesti și Diana. De frică l-am lăsat la paznicul blocului pentru că am refuzat să mă văd cu el să-i dau. Vedeți în screenshot ce reacție are. Omul efectiv nu putea accepta că eu nu vreau să-l mai văd și tot insista că vrea să-și ceară scuze, dar apoi mă făcea bolnavă. M-a speriat volatilitatea asta pentru că nu am de unde să știu cum ar fi reacționat. Exact, și e foarte bine că vă sperie genul ăsta de volatilitate pentru că de aici se nasc oamenii care îți dau una în cap și mori, din păcate. Nu zic că ar face el neapărat chestia asta, dar exact așa se comportă și oamenii care... Un lucru pe care mi-l aduc aminte acum și care ar fi trebuit să fie un alt red flag e că atunci când ne-am văzut prima dată, mi-a povestit despre relația anterioară și ce dezamăgit era că fosta lui își trimisese prietenii sau venise cu ei să-și ridice lucrurile de la el. Nu m-am întrebat nicio clipă de ce. Știu că poate pentru unii bărbați chestiile astea nu par periculoase, însă femeile și fetele știu de ce m-am temut pentru siguranța mea și niciuna nu mi-a zis că am făcut ceva greșit în a nu-i asculta scuzele, pe care oricum mi le-a băgat pe gât într-o zi când a sunat la interfon și când am ieșit în ușă. Era acolo cu un zâmbet spunându-i că îi pare rău, deși de un an și ceva îi tot repetasem cu un an. Deși de un an și ceva îi tot repetasem că nu vreau să le aud. Nu e ok să forțezi pe cineva să-ți audă scuzele. Dacă acea persoană se simte confortabil, lasă-o în pace, punct. Deci asta e altă persoană care nu este Diana. Și o să vedeți mai încolo că omul zice că practic restul conturilor în afară de Diana sunt toate conturi false. Deși asta, femeia asta sau cine o fi, are screenshot-uri cu el, cu mesaje de la el și cu mesaje pe Instagram de la el, dar e bot, e buhniș type shit. Așa, ce mai e aici? A fost declarat admis pentru... Justițiarul când, allegedly, că e vocea lui, mie îmi pare vocea lui, acum e posibil să ne înșelăm, dar așa zic oamenii, recunoaște cu vocea lui că există dosarul penal după ce pe video zicea că nu există. A fost declarat admis pentru poliția militară, m-au repartizat, trebuie să mă duc marți să semnez. Oamenii care intră în poliție, by the way, așa ca idee, oamenii care vor să intre în poliție. Repartizat, trebuie să mă duc marți să semnez și acum că sunt atât de arhicunoscut, este riscant pentru că eu am mințit că nu sunt urmărit penal și dacă mă înscriu și face vreun prost, vreo plângere, gen am informații că ăsta e urmărit penal, mă duc la pușcărie. Nasol, tată, ce să zic? Ar fi nasol, cum ai zis tu, să răspunzi pentru faptele tale. Ar fi super nasol. A treia persoană în afară de Diana și persoana de mai sus. Nu, a patra, pardon. Deci persoana care a făcut thread-ul este Nea 2, este Diana 3 și atât. Da, deci a patra, da. Oh my god, bună stofată, nu am ce spune prea multe despre el decât că e dubios. M-a contactat o perioadă când ne-am cunoscut prin vară și levitam. Inițial am crezut în cauza lui, apoi am căzut în plasă, am crezut că e altfel. M-a încercat la un moment dat ceva empatie, dar nu am aprofundat. Tot simțeam că e ceva off. Auzisem cum este și ce a făcut și culmea, ca fată am ales să nu cred. O lună și ceva am și uitat de existența lui și la începutul acestei luni m-a sunat noaptea ca un nebun agitat că știe că eu sunt aia care îi dă mail-uri de 2 luni. Probabil e
constant în dispute cu cineva, că ce sunt obsedată de el, că el acum obsedat de mine. Creepy și na, pe mine acest personaj m-a obosit teribil, speram să nu mai overrată de el, dar am fost rugată să nu stau deoparte, cum văd că s-a tot procedat până acum. Dovada apelului, puteți crede ce vreți, cine l-are în agenda își va da seama că e el, 9 minute de înșirat aberații la 12 noapte la începutul acestei luni. Nu știu la cine se referea, l-a înjurat că văd că plânge pe aici, dar în caz că la mine și vrea să mă acuze de ceva, deci a dat reply și justițiarul în thread-ul ăsta. Dar în caz că la mine și vrea să mă acuze de ceva, chiar îl aștept să mă tragă la răspundere că de ce l-am înjurat, pentru că insultă și trimite pe toată lumea la psihiatru și e ultimul ciudat nidi și crin și mincinos de îngheață și oceanele, l-am amenințat cu poliția dacă mai încearcă scuze să mă abordeze, credeam că am ajuns la extrem, dar văd că e, la el este, asta e norma, e instabil psihic și cred că azi iubește pe una, mâine pe alta și tot așa, ceva ce au zis majoritatea fetelor. Există și alte apeluri și mesaje mai vechi de pe alt număr de ale lui, îl blocam că mă enerva, apoi ștergeam numărul ca să uit de experiență și mă mai verifica cu câte un semnul întrebării pe WhatsApp să vadă dacă l-am deblocat. Cred că e ceva tipic la el, nici nu m-am mai sinchisit să le pun. Cum să faci așa ceva femeilor când tu ești un ipocrit, iar cine ție în anturaj și ție apărarea să pățească vreo femeie din familia lui așa, apoi să-și dea cu părerea. Știu că ai pistolul ăla cu capse sau nu, imită unul real. Ai tras cu el la mine pe balcon în toiul nopții să arăți tu ce jucărie ai. De am avut probleme cu vecinii a doua zi. Ce o să faci acum? O să tragi și în mine că te-am spus? Chiar am ajuns terorizate de un dement. Crazy Shit Happens, care este Diana, tipa din filmulețe, adică de mai devreme. Mie mi-a dat cu pietre în geam, se aud chiar și în filmuleț. Recomandă și pripa realizant. Eu i-am dat doar puțin în ochi ca să mă lase să ies din bloc. Speram că înțelege că e oribil ce face, dar după aia a început să fugă după mine pe scară să mă ia în brațe ca să nu mă lase să ies prin ușa din spate. Bun, am încercat să mă țin departe cât de mult am putut de acest tren, nu știu cine e persoana asta. Bun, am încercat să mă țin departe cât de mult am putut de acest tren, dar în seara asta am fost sunată de jumătatea lui din trupă. Da, Alex, pot da un search pe Google să văd cine mă sună. Probabil a sunat să mă intimideze, dar nu am răspuns la apel. Sper că aceste screenshot-uri să fie utile, sper să nu-mi iau bani pentru acele numere de telefon străine, dar ele sunt generate de o aplicație. A, e Robinul lui Batman? Păi stai, nu așa îl cheamă pe el? Nu, ăsta e numele lui? Apel pierdut la ora 10, 10.34, 10.29, 9.17, 22.02, 20.19, în altă zi, 11.43, 10.34, 10... It's me, Mario! Dumnezeule mare! Private number, din nou ăsta. Așa, deci o altă conversație. Deci asta e a cincea persoană. Bă, ăsta e justițiarul, nu? Adică nu sunt eu prost. E Alex, cum îl cheamă pe el? Că i-am mai văzut numele în forma asta. Da, am înțeles că pe amândoi îi cheamă Alex. Dar ăla e numele lui, ăla cu C e numele lui. Zic, dacă te-a amenințat cineva cu ceva atât, întreb la modul serios, te rog frumos. Nu și te rog să nu mai înscrii sau suni niciodată. Pentru mine nu mai există o viață vină. Atenție, 14 octombrie. Atenție, 14 octombrie. Ce am făcut? Măcar explică-mi, te rog. Te-ai transformat într-un om care nu-mi place sau de fapt așa erai tu și acum îți arăți adevărata față. Nu m-am transformat, efectiv îmi revin de câteva zile, iartă-mă. Nu-ți cere scuze, nu ai de ce, ăsta ești tu. Nu vreau să mai vorbim, îmi pare rău. Stai o seară faină. Come on, nu pleca și tu din viața mea. Nu te mai victimiza, te rog. E vina mea că restul trebuie să prind cum ești și îți dau jet. Eu nu sunt de umplutură, îmi pare rău, chiar ți-am crezut vrăjele și aș fi făcut multe pentru tine. Shame on me, continuă proiectul și lasă-mă în pace, nu mai exist pentru tine și nu te mai ruga de mine că-ți dau bloc. Coaie, ce ai, ce umplutură, nu mai bine îmi băteam eu joc de tine și era mai simplu? Potolește-te în pana mea cu atitudinea asta, am fost direct și am evitat să-mi bag joc de tine în vreun fel și tu mă iei acum cu rahaturi. Ok, mersi, pa. Să-ți fie rușine! Măi, omul ăsta este refuzat constant de femeile din viața lui, îi dau bloc, îl evită, fug de el pe unde pot și el le hărțuiește în continuare și pe urmă tot el zice să fie rușine. Bate obrazul cu aia el. Ție să-ți fie rușine că ești un mincinos și un căutător de atenție. Nici nu ești capabilă să zici cu ce dacă ești atât de sigură. Ce mai... Măi, ce mai faci? O să mă ignori? Ce femeie? 12 octombrie la 5, ce mai faci? 12 octombrie la 11, o să mă ignori? 13 octombrie la 4, ce femeie? 13 octombrie la 6, missed audio call. 13 octombrie la 8, omule vorbește, Doamne ferește. 14 octombrie la 9, femeie, ești ok? Măi, deci aia îi zice, nu mai vreau să mai vorbesc cu tine. Și el spam, efectiv, DM-uri de Lee. Efectiv, era pentru rubrica DM-uri de Lee. E de rahat ce faci? 14 octombrie la 10, e de rahat ce faci? Eu mereu am vorbit cu tine, zi naibii că nu vrei să mai vorbim. Literalmente ți-a zis. Oamne Dumnezeule. Nu te purta ca un copil. Nu te purta ca un copil. El care scrie persoanele astea de două zile, de două ori pe zi. O sună. Ce-ți place să câștigi o reacție? O sună din nou. Comunică, omule. Ok, dacă vrei să fii psihopată, atunci fii psihopată. Atât poți, atât faci. Pa! Omul vostru, coaie. Toți copiii care mă făceați pedofil și făcea și pe alții pedofil că nu-i sugeau ăsta. Omul vostru, coaie. Zim doar dacă te-ai amenințat cineva cu ceva. Asta e înainte... A, e înainte de primul SS. A, da, s-au încurcat între ele.
S-au încurcat între ele și aici, aici e continuarea, zim doar dacă te... Da, 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 my bad. Punem ce am făcut, cu ce ți-am greșit și de ce te-ai pișat pe mine halul ăsta. Doar pentru că nu am vrut să te folosesc de la un număr pe care persoana să nu-l avea în agenda. De ce mă judești fără să ai habar prin ce trec psihic de 5 luni de zile? Băi, Alex, ce nu înțelegi să nu mai înscrii? Nu sunt suportul tău emoțional pe care să-l cauți de câte ori ți-e scoală ție. Îmi place foarte mult că el zice constant că trece prin niște chestii psihice, că nu e ok psihic. El zice chestia asta în videourile lui. Coi, aruncă telefonul pe geam, man, dacă știi că ai probleme psihice. Sincer acum. Adică nu scuză, problemele psihice nu scuză hărțuirea asta nenorocită pe care o faci. Lospa și acum du-te pe clipul lui de ieri și de la ultimele 3 minute, e mai mult context. Nu știu încă cât de veridic e ce a arătat el acolo, dar o să aflăm. Ultimul clip de ieri, adică ăsta cu Vicenzo, da. O platformă unde se adună o comunitate și care acea comunitate la un moment dat va folosi acea informație împotriva mea și în mai multe feluri. Bă, o să ne uităm la astea, o să schipuim prin ele, o să vedeți nivelul de victimizare. S-a și întâmplat, am primit foarte multe mesaje, destul de urâte. Dacă nu era destul de clar că tot demersul acesta de pe Reddit cu toate conturile false al Ioanei... Conturi false, by the way. Toate conturile astea false vorbesc exact ca el. Toate mesajele din conturile false vorbesc exact ca el și au exact același comportament. Nu știu cum e să faci. A fost ca să mă denigreze, adică dacă informația despre tatăl meu, în continuare Dumnezeu să-l ierte... acestui personaj. Dar ce ne arată aici? Că mă uit și nu meciuiește cu ea de mai devreme. Asta ar fi fata care primise spamul de mesaje cu răspunde femeie. Ok, și de ce n-a arătat spamul de mesaje pe care l-a făcut? Ok, deci pare că vorbeau ca oamenii și de la un punct, când te-am făcut, bă, ai zis că am eu o problemă cu mă, mor fără atenția mea, zice el, mă doare în cur de tine, dar ești prost și amuzant, tu vrei blochiar, te excită, hai să-ți explic, I'm having better sex than you, constant. Plus îmi plac tipii mai mari, nu mi-ai dat ovarele peste cap, ești doar un copil prost, dar cu idei mărețe. Of, chiar, el îi zice, of, chiar, doamne, get roasted, holy fuck. Chiar mi-e milă de tine, dar nu știu cum să te ajut, serios. Ce ai cu mine, pot să înțeleg? Ești vai de capul tău, deci acum pe verde e el. Ești vai de capul tău, nu am nimic eu cu tine. Serios, acum ce dracu ai, tu nu știi să fii normal, ok? Nu te-am insultat niciodată, ea zice autistă, bipolară, psihopată. El zice, nu mă oftiști cu nimic, îmi e scârbă. Bipolară și psihopată nu sunt jigniri. Chiar ești, în opinia mea, o psihopată. Ești un vai morții tăi și un așa... Du-te femeie la doctor, ești nebună de legat. Ce ai? Nu observi ce bipolară ești, mă faci bou. Că ți-a scris cineva niște mail-uri? Cine dracu ești tu să mă jignești? Aha, deci asta e persoana care a zis că o înjura pentru că primea mail-uri. Deși zice ea că ea nu-i dădea niciun mail. Ok. Și ce a vrut să dovedească cu asta? Nu înțeleg. Trebuie să-mi faceți o părere? Ce părere să-mi fac, tată? Singura părere? Nici nu contează. Coemiu, să faci așa ceva? Nici nu contează. Putea aia să zică să-ți moară tot neamul. Să te blesteme. Să te amenințe cu... Nu contează. Să faci așa ceva, Coe? Genul ăsta de comportament? Și nu e singurul. Nu ai avut o scăpare. Așa arată toate conversațiile. Nu înțeleg ce a vrut să ne arate cu chestia aia. Că cumva știi că în mintea lui asta e. Știi că aduci o persoană în punctul ăla în care și persoana respectivă începe să fie problematică și îl înjură pe ăsta, îi zice că e așa, că e nu știu cum, că la. Therefore, iată, această persoană nu este un înger, deci eu sunt entitled să hărțuiesc literalmente online o femeie. Pentru că acea femeie la rândul ei mi-a zis... Sau ce i-a zis? Că i-a și zis du-te și omoară-te sau ceva la modul. Efectiv, ce ai vrut să dovedești cu chestiile alea? Nu scuză nimica căcatul ăsta. Nu te poate scuza nimica de genul ăsta de căcaturi. Sau de alea de mai ne-am uitat mai devreme. It's an abuse tactic neironic în care un om aduce victima în acel punct încât să țipe sau să amenințe ca să se victimizeze el după. Da, așa este. Linkul ăsta, am uitat să-l deschid, în care omul sună la fel. 14.49, 14.47, 14.45, 11.52, 11.52, 11.30. Dar cred că persoana asta de-o spamai cu telefoane zi lumină, cred că era o nenorocită de fapt și ea merita că te-a rănit, că nu știu, nu ți-a dat sau nu știu ce s-a întâmplat. Sunt obligat să vă suporte instabilitatea emoțională, Alex, că o să fiu destul de enervant, el, adică justițiarul, o să fiu destul de enervant până o să-ți asum comportamentul total nepotrivit față de mine. Ce îl zice, da, o să te hărțuiesc până ți asumi comportamentul total, da, așa, și e efectiv, e power play. E power play care poate foarte ușor să o dea în violență fizică, lucru care se întâmplă zi de zi. Pentru că cazul ăsta e ceva light față de ce căcaturi se întâmplă zi de zi prin secțiile de poliție în România cu abuzul domestic și whatever. Te voi hărțui. E efectiv, ce o să faci? Ce o să faci, dragă femeie, femeie ajutorată în această societate, unde oricum poliția nu te bagă în seamă decât dacă ai avut semne de violență fizică?
Ce o să faci? Efectiv, asta e atitudine. O să fii destul de enervant. Ce o să faci? Ce mizerabil. Cred că tu ești destul de enervat acum, omule, nu te supăra. Număr privat, bine, asta n-avem de unde să știm, dar arată identic cu lista de mai sus. Număr privat sunat în continuu de la 21.38 la 21.46. La 21.46 sunat în continuu. Mă îngrozește cât de asemănătoare sunt hărțuirile și mesajele, fix așa îmi scrie și mie. Am 18 numere, deci asta e Diana. Asta e Diana din... filmările de mai devreme. Am 18 numere, le-am numărat acum, străine, de pe care mi-a scris și pe care le-am blocat. 18 numere, coaie? Adică, sincer, încerc foarte tare să nu iau în derâdere bolile psihice și p***a, dar să-mi bag p***a, coaie, chiar nu scuză absolut nimic. Că asta e și, că asta e și justificarea asta de victimizare pe care o să o vedeți la el. Că, domne, sunt bolnav, am probleme, am avut o perioadă, am p***a. Lucru care nu scuză, sunt atâția oameni care sunt neurodivergenți și trăiesc bine mersi în societate fără să hărțuiască oameni zi lumină. Nu e o scuză absolut deloc să hărțuiești oameni. Poți să ai ce boli vrei tu, nu este o scuză să hărțuiești oameni. Boli, p***a ce zice el că are. Am avut o perioadă, perioada din 2020 până acum, până octombrie anul ăsta. E amuzant că mi-a dat, deci ăsta e video-ul la care ne-am uitat mai devreme. E amuzant că mi-a dat report la video-ul ăsta încercând să-l dea jos. Îmi apare sub video, user report, this is misinformation. Tare. Păi ce să zic, că știi cum e. Când vrei să faci ceva să dispară, mai multă lume salvează. Să nu uita să salvați ăsta, să-l aveți la îndemână când mai face pe viteazul. Dar stai că și ăsta Lepimpigi era ceva, a fost colaborator de-al lui pe care l-a înjurat, să nu mai știu ce căcat i-a făcut. Deci ăsta e un fost colaborator de-al lui, să nu știu ce căcat. Aveau pagina aia de meme împreună, care zice și el, avea pagina de meme aia cu primăria municipiului, whatever, care zice și el, mai amenință-mă puțin și de pe 16 profile diferite, doar asta e viața ta, și contextul fiind că l-a amenințat indirect, că spune că vreau doar să-l înjur, nu m-a expus cu nimic, plus bătaie. Un om care a fost colaborator sau ceva, plus acest screenshot care n-avem noi să știm dacă e el sau nu, dar ce faci sclav, tot nu ești la berea aia cu mine, mi-au zis băieții că așa faci puternic pe internet, apoi zice scuze că ai fost nervos, așa că ce zici când bei noi o bere? Îți recomand să răspunzi, nu te ameninți proste și nu-ți scriu de pe N profile, ci de pe acesta, lucru care pare că confirmă, dar îți place să minți, ok, o rezolvăm live de data asta, chiar sunt curios cum sunt. La băieți amenințări cu bătaia, la femei amenințări cu... zi, mai indirecte, că nu se cade la femei. Așa, e, și la tot thread-ul ăsta care s-a format, Batman, justițiarul de Berceni, a venit să-și ceară scuze. Nu o să vă vină să credeți. Fiți atenți, pentru persoanele rănite de acțiunile mele, îmi pare rău, sincer, de la Diana, deci vorbește doar cu Diana. Diana, speram că ai înțeles că îmi pare rău de acțiunile mele în relația cu tine. Aparent, tot vrei să readuci acest subiect în discuție. Deja începe formarea conspirației. Din a doua frază, deja începe formarea conspirației. Tot vrei să aduci subiectul faptului că probabil te-am traumatizat bătându-ți în geam și aruncându-ți cu pietre în geam la două noapte. Tu vrei să aduci în discuție chestia asta, că ai ceva. Ok, îmi pare rău. Mai mult nu am ce să fac. Adina, îmi pare rău și față de tine. Ok, deci mai acnologiește pe cineva, nu știu cine e Adina. Ultimii 4 ani din viață au fost fucked up pentru mine și am tot încercat să mă revin. Dar am făcut un sprit de greșel, se pare. Nu am vrut să te rănesc, am vrut să te protejez. Și prin asta te-am rănit. Restul, am vrut să te protejez, amenințându-te... Restul îmi pare rău, nu știu cine sunteți sau poveștile voastre sunt inventate. Scuze, Ioana, poți încerca până mâine să minți, așa că nu am ce să vă răspund. Deci ați înțeles? Adevărat, e doar Diana, că el doar despre Diana o să vorbească în continuu. Adina nu știm cine e. El doar despre Diana o să vorbească în continuu de acum încolo. Restul? Restul? E și asta o tactică de manipulare, tocmai că te concentrezi, știi, pe un singur punct care e cel mai, știi, cel mai evident, că deja a apărut să dovezile, nu mai putea să mai nege. Și restul, pentru că probabil știe că fetelor lor încă le e frică de el, nu există. Tanchi, conturi false. Pentru ultima oară când voi mai aborda acest subiect, nu cred că e ultima oară, nu te spăra. Dacă am făcut cuiva rău și am încălcat legea, vă rog, mergeți la poliție. Păi a făcut asta, Diana. Ai dosar penal deschis. Aparent am o imagine publică acum, deci nu am ce să vă fac. Dar se știe că persoanele publice nu fac niciodată ilegalități. Se știe că persoanele publice nu-și bat niciodată consoartele. Se știe de chestia asta. E atât de evident. Aparent. Eu în continuare susțin că nu am agresat fizic pe nimeni. Nu am urmărit. Da, am căutat-o pe Diana și am zis asta de la început. Pe nimeni, la modul stalker. Măi, el o aștepta pe aia în scară că știa că are... programare la dentist. De el n-a urmărit, el nu e stalker. Nu am amenințat nicio fată că i-aș face vreun rău. E de asta e frumusețea la formulările de genul. Băi, nu am amenințat că-ți fac rău. Eu doar am zis că o să ți se întâmple ceva. Bă, o să ți se întâmple ceva. Ce om mizerabil cu aia e.
Ce om mizerabil și mic. Știu că voi pe internet sunteți perfecți și e super tare să denigrăm pe cineva. Continuă conspirația, da, iată. Începe denigrarea. El este denigrat. El este denigrat cu aia după ce a hărțuit, după ce a hărțuit-o pe aia, dovedibil. Dar avem dovede acolo, e 100% clar. Și avem și dovada de la poliție că ai dosarul penal. Deci după ce a hărțuit-o pe aia ca ultimul nenorocit, el este denigrat, man. El e denigrat cu aia. Da, ați denigrat justițiarii. Cât de nenorocit trebuie să fim, mă, cu aia. Așa că go ahead. Vreau doar să subliniez că nicio femeie nu a fost și nu este în pericol din cauza mea. A decis el. A decis el dacă Diana se simțea sau nu în pericol când încerca să intre la ea pe geam. A decis el dacă ea se simțea sau nu în pericol. Cred că s-a dus la poliție și, și s-a făcut plângere de cât de liniștită era. Ce mizerabil. Dar îmi pare rău dacă am lăsat impresia asta vreo secundă. Aș vrea, vă rog, bă, știi ce? Am și niște puncte de empatie pentru el, care nu-l scuză de absolut nimica. Cred că toată lumea a avut relații toxice. Cred că toată lumea a făcut căcaturi oribile în relațiile aia toxice. Me included. Bine, nu mă ducem după nimeni la geam, e drept. Dar am fost un om oribil în unele dintre relațiile mele toxice din adolescență, să zicem. Cred că toată lumea poate să aibă genul ăsta de experiențe. Cred că toată lumea poate să facă chestii, știi, la limita ilegalității sau chiar ilegale. În genul ăsta de environment, de whatever, în care, știi, tu ți-ai făcut în capul tău că aia nu te f***e. Că o să vedeți că efectiv asta e. El era supărat că de ce nu-l mai f***e aia? Că aia nu voia să fie cu el. I-a zis de la început că nu vrea să fie cu el, Diana. Și practic el era supărat că de ce nu vrea să fie cu ea. Efectiv asta era. Zice el, nu zic eu. Deci cred că oamenii de orice gen poate să facă căcaturile astea. Le-am pățit eu, le-a pățit toată lumea, more or less. Dar ăsta este un șir îndelungat de hărțuire și de abuz în toate formele sale, la mai multe persoane, pe perioade întinse de timp. Dacă nu vorbim de 2 luni, ai fost fucked up 2 luni și te duci de cu pietre în geam. Nu, vorbim de ani de zile at this point. Apropo, da, adică că e ușor să zici, haide domne, ce tu n-ai făcut, ce mă domne, tu nu te-ai dus după gagica ta acasă să... Ba da, e drept, eram adolescent, nu eram un om de 30 de ani în p***a mea. Ba da, și eu m-am dus la gagica mea la ușă să-i zic iartă-mă. Sau și gagica mea a zis că se aruncă de la geam că m-am despărțit de ea în adolescență. Toată lumea a făcut căcaturile astea. E ok. Omul are minte de adolescent. E în regulă. Se întâmplă. Dar, again, nu este o chestie care se întâmplă odată, dar două ori. Este un șir îndelungat de abuzuri și de hărțuiri cu povești care se leagă între ele. Și acum că avem dovada faptului că chiar ai făcut ce a spus Diana, normal că o să credem în continuare absolut toate poveștile care zic more or less the same și care vin cu dovezi, desigur, să ne înțelegem. Adică care vin cu o conversație, care vin cu whatever, că na, nu o să cred orice de ăsta de pe Reddit care s-apucă să zică da, și eu am pățit whatever. Doar ca să înțelegeți cât de important e să salvați dovezi pe influencer, ăsta e singurul screenshot dintr-un clip pus de el în care vorbea despre singurul caz de hărțuire și povestea cum și-a hărțuit iubita, prefacând totul cu o făceam din iubire. Nu știu dacă în clipul ăsta sau un altul recunoaște că o suna în disperare de pe cartele diferite, că s-a mutat lângă ea și că își făcea poze și le posta pe Instagram pentru a-și intimida victima. Până și din screenshot vedeți direcția în care se duce clipul, dar tot încerc de luni bune sfaros de varianta full a clipului. Clipul a fost șters după ce a început Radu să vorbească despre el, pentru că e o dovadă bună în caz de orice. If you have it, let me know. Ah, că de-aia folosea, că de-aia că am căutat și-o ăsta. Am căutat și-o video ăsta și nu l-am găsit și nu înțelegeam de ce nu-l găsesc. Tare. Se bagă sub preș. Bagă sub preș, ce poți face? Așa, continuăm. Aș vrea, vă rog, măcar să încetați cu minciunile. Continuă conspirația. Măi, efectiv, e așa reacționează orice om d-ăsta prins cu mâța în sac. Am văzut-o și răzvăzut-o de 15 triliarde de miliarde de ori. Pot să admit 10% din ceea ce îmi spuneți și în rest, minciuni! Și desigur, în momentul ăla nu e așa, conversația se mută pe... De ce mint ăștia, a? De ce? Cine-i plătește? Abia aștept să văd ce conspirații face pe seama mea, abia aștept. Adică am înțeles-o pe aia cu e pedofil, aia e la prima mână justițiare. Mi-a și scris, am zis la un moment dat pe stream că am văzut un mesaj pe grupul lui de Discord cu unul care încerca să zică că sunt pedofil, că fac minore, că nu știu ce, altul decât ăla din Apollo. Și am zis asta pe stream și a ajuns la el și mi-a dat DM, stai să vedeți cât de mizerabil cu aia, că să-mi bag. Deci după ce ăla mă făcea pedofil la el pe Discord și zicea că are el surse sigure și că ar trebui să investighezi, nu știu ce, coroborat cu alții care ziceau asta în alte locuri, el zice, Fire, am fost informat că te-au jignit oamenii pe Discord la mine. Că te-au jignit oamenii. Acuzația de pedofilie cu aia. Jignire. Și zice, îmi pare rău, nu prea intru pe Discord și habar nu am ce se întâmplă pe acolo. Da, cred că oamenii ăia, cred că de nebune au început să mă facă pedofil. Cred că s-a trezit așa unul într-o noapte și a zis că îmi fac 15 conturi și îl fac pe Fire pedofil pe unde îl prind. Imediat după ce am zis de rău de justițiarul din Berceni, cred că de nebuni. Te-au jignit, mizerabilul p***.
Și pentru că asta vorbeam și ieri. Man, o acuzație de genul ăsta nu contează că e adevărată sau nu. Dacă ajunge destul de departe, îți strică viața, nu că cariera, nu că mi-închide mie canalul de YouTube. Îți strică viața, coaie. Te caută cineva după pe net, Gabriel Gabrielescu, și primul lucru care îi apare, Gabriel Gabrielescu acuzat de pedofilie. Nu te mai angajează nimeni. Nu mai poți să mai aplici pentru nimic. Genul ăsta de acuzații atât de fucking... îți pot distruge viața. Te-au jignit, coaie. Te-au jignit, jegu. Așa, continuă. Aș vrea să încetați cu minciunile. Nu am agresat fizic pe nimeni, nici sexual. Nu am ordine de restricție și nu am dosare penale. Și adică niște minciuni de-astea atât de funny, că tocmai că sunt atât de verificabile. N-are dosare penale omul dacă e. N-are pentru hărțuirea și violarea vieții private. Nu știu ce se întâmplă pe Discord-ul meu, dar e constant pe el. Pe streamer moderatorii spun constant să verifice serverul de Discord. PS e stup de insel pe care nu-i moderează nimeni, dar am văzut niște conversații de pe grupul lui Justițiarul de... efectiv, legionari, nici p***a că e ceva... Dar nu vorbim despre asta acum, n-are rost. De ce îi pui cuvinte în gură, fire? El a zis că n-are dosare, da, e drept, are un dosar penal de hărțuire, de violare a vieții private sau cum era. Și adică e o serie de-asta de minciuni și minte, crezând că scapă cu câte o minciunică de-asta mică, știi? Mai minți un pic. Am un singur dosar din 2020 pentru care am declarat adevărul, că sunt dispus să plătesc dacă instanța decide că am încălcat legea. Deci îți bagă în cap, ca să zic, îți bagă în cap că eu n-am dosare, sunt safe. Am așa unul, p***a mea, din 2020, mă, am zis acolo adevăr. Și e și phrasing-ul, foarte bun și foarte manipulator. Știi, zice, nu am dosare penale, tu rămâi cu informația că nu are dosare penale și pe urmă zice, am un singur dosar care nu mai e penal. Are un dosar undeva din 2020... am declarat adevărul, mă, eu sunt dispus să plătesc dacă instanța decide că am încălcat legea. Când avem filmarea aia cu el literalmente mod evident încălcând legea. E drept, nu a zis o instanță încă că a încălcat legea, deși sunt 100% sigur că o să zică. 100%, e evident. E mort de navies că asta o să zică instanța. Când o să zică cândva. Vă mulțumesc pentru topicul precedent. Eram așa blocat pe minciunile unora că nu am văzut că eu am rănit oameni emoțional. Îmi pare rău. Și le pimpige, ar trebui să fii bărbat și să accepți că nu aș fi avut nimic cu tine niciodată dacă nu încercai să convingi fata cu care mă vedeam să iasă cu tine. Și acum vreau să mă uit la asta, la le pimpige, că am găsit ce căutam. Uitați-vă ce a putut debita, deci ăsta le pimpici care a vrut să-i fie femeia. Uitați-vă ce a putut debita imberbul de Sandel adineauri într-un reply aici. Abia aștept să aflu pe cine am bătut și abia aștept să fac la rândul meu o plângere, ok? Presupun că nici nu recunoști că l-ai pus pe pseudo bodyguardul tău să-mi sune și să amenințe prietenii. Este amenințări cu munca. Deci ăsta cred că e grupul lor de la pagina aia de meme. Ghiși pe cine dau afară și într-o zi îl aștept după muncă să-l bat. Da, pe le pimpici. Cum morți mătii să faci așa ceva, băgame și p***a asta ta. Mă referam la tipa asta. Deci ăla a vrut să o f*** pe una, pe care nu știu, a f*** să o f*** ăsta și el îi zice, ghici pe cine dau afară și într-o zi îl aștept după muncă să-l bat. Bun, și acum mai departe trecem la materialul tip video în care el... după postările de pe Reddit, da, deci încă nu începuse scandalul cu stresul, după postările de pe Reddit, el a făcut un video intitulat Cine sunt, acum 3 zile. Hai să vedem video pe care l-a făcut el după ce au ieșit acuzațiile astea pe Reddit și înainte să facă oricine mai mare subiect din treaba asta. Hai să dăm jos. Eu după Punisher cu aia, dă-te, că este un om de 30 de ani cu aia, cu mască, cu Punisher. Vă rog eu frumos. Te măi, papagalule, ăsta sunt, cu bune, cu rele, ăsta sunt. Am văzut postările pe Reddit, am văzut absolut tot, am văzut TikTok-ul lui Cipirau, așa că hai să-i dăm bătaie rapid. Încă nu am scos episodul, încă nu o să scoatem episodul, mai durează puțin. El în același timp era implicat în altă dramă. În drama faptului că l-a prins pe Romanian Final Boss cum trimitea dick pic-uri la Minora Fake și s-au întâlnit cu el și l-au filmat și p***a, și pe urmă ăla alături de Cipi Rau au făcut un podcast care nu știu ce ziceam, n-am avut stare mentală, podcast pe care l-au șters pentru că ăștia doi s-au împăcat. Și ăla peste noapte nu mai era... Ăla peste noapte e tot ok, n-a mai făcut nimica. Nu știm de ce s-au împăcat. Putem doar să speculăm de ce s-au împăcat. Podcastul. Nu cred că mai trebuie să zic eu absolut nimic.
Individul ăla s-a îngropat singur. Comentariile de pe Reddit. Conturi false în mare parte. Conturi false în mare parte. Tot ce e pe Reddit, conturi false în mare parte. Câți erau? 6-7 oameni care dădeau literalmente dovezi, screenshot-uri cu el. Conturi false. Boți ruși. Du-te la George Bucnici în podcast, tată. Singura victimă este cea de care am povestit. Diana, fosta mea iubită, pe care am căutat-o. Deci acum nu mai sunt două victime, cum a zis în mesajul lui, este doar Diana. Restul persoanelor, pentru că probabil știe că prin intimidările lui și prin felul lui de a fi, știe că probabil persoanele alea sunt destul de intimidate încât să nu iasă exact cum, așa cum a ieșit Diana. În mod repetat, ceea ce nu este ok, care mi-a făcut plângere și pentru care am un dosar penal. Nu am cazier, nu am ordin de protecție, de restricție sau cum se cheamă, nu am bătut-o, nu am sequestrat-o, nu am șantajat-o, nu am amenințat-o. Ce mai făcut? Nu am agresat-o sexual. A zis toate astea că nu putea să zică nu am hărțuit-o și nu i-am violat intimitatea. Asta nu putea să zică. știi... Pat acum pe cineva, îl las întins pe jos. Guys, ăsta sunt eu. Nu am făcut evaziune fiscală, nu am dat muzica tare la 12 noaptea, mi-am plătit întreținerea la timp. Știi, tot în afară de să zic că l-am bătut pe ăla. Nu există alte victime pe care le-aș fi agresat, bătut. Da, nu mi-am bătut fostele, asta vreau să subliniez. N-a zis nimeni chestia asta. Iar, știi, o tactică de asta mizerabilă. Nimeni n-a zis că ți-ai bătut fostele. Literalmente, nu a zis nimeni din thread-ul ăla că ți-ai bătut fostele. Asta vrei tu să implai că au zis oamenii aia ca să poți să dovedești că nu e așa. Dar nimeni n-a zis chestia asta. Tipa care a făcut postarea, știu cine este? Și am făcut încă două conturi acolo. Nu vreau să vă... De unde știi că și-a făcut încă două conturi acolo? De ce nu ne dovedești afirmațiile pe care le zici, așa cum ea a dovedit că ai hărțuit-o? Despre ea, pentru că știu în ce stadiu este psihic, așa că dacă nu a pus dovezi de ce spune, nu am de ce să le combat, corect? Corect. Nu o să mă opresc, oricât încercați să mă denigrați, oricât încercați să îmi faceți rău, oricât încercați să vă legați de realitate, adică greșeala mea cu Diana și să inventați alte povești. Nu o să mă opresc, da, lumea nu mai știa cum să te dea jos. E efectiv, e vloggerul de tech type beat. Lumea nu mai știa cum să te dea jos, era prea puternică în România. S-a făcut o conspirație, cu toții ne-am vorbit, că și eu la rândul meu sunt plătit, mi-a dat bani stresul de la echipa de CS. Nu mai știam cum să te dăm jos. Ești prea important, coaie. Tu faci foarte mult bine în țara asta. Ești prea puternic. Tu mergi în parlament. N-o să mă opresc. Cine p***a v-a zis să te oprești? Tu te coaie, fă-ți content-ul, fă-ți grind-ul. N-o să mă opresc. O să vă prind unul câte unul și credeți-mă că... O să ne prinzi de p***. Cei care mă atacă cel mai vehement sunt cei care au scheleți în dulap foarte mulți și nu pot să vorbesc despre asta pentru a proteja alte persoane. Da, încerc să crezi pe spatele lui, să crezi pe spatele băiatului care aleargă noaptea pe străzi. Așa că, cu bune și cu rele, ăsta sunt eu, v-am spus de la început să nu mă portretizați un erou, un influencer. Eu fac asta, că asta simt, că asta vreau să fac și nu o să mă oprească niciun șantaj, niciun linșaj, nici faptul că dați mesaje sponsorilor. Cine te-a șantajat cu aia? Nici faptul că dați mesaje sponsorilor mei, nici faptul că dați mesaje psihologului meu, nici faptul că... De ce nu ne arăți mesajele astea, dragă justițiar? De ce nu ne arăți mesajele astea? Dacă vrei, eu ți le arăt pe aia de la ratații care mințeau despre mine că sunt pedofil. Le-am arătat, la unul am arătat mai de mult. De ce nu ne arăți toate mesajele astea? Pentru că ele există, așa e? Ce îmi plac asta? Adică, știi, dacă îți construiești argumentul pe o chestie de genul că ați dat mesaje, n-ar trebui să le arăți? Eu n-am vrut să le arăt tocmai ca să nu le dau satisfacția, în caz că erau niște troli, să nu le dau satisfacția trolilor tăi. Dacă nu erai chiar tu, dar n-am de unde să știu. Tu de ce nu arăți toate aceste mesaje? Mii de mesaje la sponsorii tăi. Ce sponsor cu aia? Dați cu aia să mă p***a, dați reclama aia cu el la Tipli, că e cel mai amuzant căcat din lume. Dragi justițiari, salutare, ce faceți? Sunteți bine? Perfect, fiți atenți. Vine Black Friday, frate, și cumpărăm tot felul de prostii. Avem nevoie de ele? Poate că da, poate că nu. Anyways, eu am dat de un site mișto. Se cheamă Tipli, tipli.ro. Este un portal de cashback. Ce înseamnă cashback? Ce înseamnă portal de cashback? Ei bine, înseamnă că atunci când îți plasezi o comandă online, ei îți oferă niște bani înapoi. Cum funcționează? Foarte simplu. Intrăm pe tipli.ro sau pe aplicația Tipli. Ne facem un cont pe site-ul lor. Sponsorii lui cu aia. Toate brandurile de mâna 16. Sponsorii lui. A primit mesaje domnul Tipli. Nu mai dați mesaje la domnul Tipli. Dați mesaje prietenilor, familiei. Nu mă puteți opri. Da, cred că. Nici faptul că... Sunt sigur că există toate mesajele astea. Sunt sigur că nu le înscenezi tu din 15 triliarde de conturi false pe care le ai, în caz că există. Persoane apropiate de mine, mă... Asta e problema, prieten, că în momentul în care arăți faptul că îți faci 15.000 de conturi și recunoști faptul că ai sunat de pe 15 cartele și așa mai departe, degeaba le arătai oricum, că oricum te credea nimeni. Crezând bazaconiile voastre, am pierdut, de adevăr, am pierdut mult cu acest proiect și de aceea nu o să mă opresc. O să lupt până la capăt și... Împotriva cui lupți? Împotriva, he's fighting the allegations. Împotriva cu iluzi, mă nene, cine e mafia asta care tot vrea să te dea jos? Alo? Da? Bună, Oana este numele meu, sunt managerul de marketing de la Achilles. Ah, bună. Chiar? Ah, păi da, da, bă, da, are stresul ce are cu tine, mă, frate, că i-ai luat sponsorul. Oana.
Da, ai discutat cu unul dintre colegii mei pe Instagram. Uite ce fericit e! Uite ce fericit e că face și el un ban după ce alea că păstrezi oameni. Uite de că face și el un ban, mă nene. Și am zis să ne și auzim un picuț, să-ți dăm un pic de vorbă. Super! Acum ai și numărul meu de telefon. Pe viitor, dacă e ceva, poți să-mi scrii mie pe WhatsApp sau să... Da, scrie pe WhatsApp. Bună, hei, bună, ce faci? De ce nu răspunzi? Fă, nebuno, fă, psihopato, de ce nu mă răspunzi, da? Ce-i cu mine? De ce nu mi-ai dat contract luna asta? Mi-e foame, de ce nu răspunzi? Baftă Diana de la Achiris. Mă sun direct. Am văzut că tu ai fi interesat de un scaun de la noi. Stop, dude. Stop, dude, nici nu-i dă bani, îi dă un scaun, crai. Scaun la cap, da? Da, omul ăsta e fix gen, deschideți ușa să vă salvez. De ce să ne salvezi? De ce am să vă fac dacă nu deschideți ușa? A sunat la customer support la Achiris, alo? Vreau și un scaun? Vreau să menționez că toate acestea au loc într-un clip despre Peace King. Ioan Micțiune în acțiune, evacuarea urinei. Coi, ce univers e ăsta? Ești interesat de un scaun? Mai și numărul meu de telefon. Pe viitor, dacă e ceva, poți să-mi scrii mie pe WhatsApp sau să mă sun direct. Am văzut că tu ai fi interesat de un scaun de la noi. Nu mănâncă destule fibre, justițiarul de Berceni. Are nevoie de scaun. Da, voiam să-mi cumpăr și mi-au recomandat colegii YouTuber să vorbesc cu voi că vă place să ajutați și să colaborați cu YouTuberii. Doamne, ce umilitor, Coaie. Coaie, ce umilitor. Vă place să ajutați. Wow, ce umilitor. Pentru un scaun, Coaie? Pentru un scaun? Vă place să ajutați. Da, așa este. Noi avem o colaborare destul de îndelungată, de 6 ani de zile de când sunt în companie. Încă am lucrat cu toți youtuberii de la Shelly până la primele 3 luni de zile. Nu am mai oferit scaune, dar pentru tine o să facem o excepție. Nu am mai oferit scaune pentru că am dat foarte multe și sunt produse destul de scumpe. Măi, și, îi bate un pic la obraz, să știi, băi, vezi că facem excepție pentru tine, postez 14 postări acum. Pentru tine, de asta ți-am și spus că facem o excepție. Ia cu ei, cumpărați Achiris, povași pe noastră. Și decizia noastră a fost să-ți oferim un scaun fenivir. E ok. Yay! Bă, a fentat asta 1000 de lei. Perfect, bun. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi, îți trimis și căștile. Super tare, mulțumesc mult. Să-ți trimit pe WhatsApp toate detaliile. Sigur, mersi, Fani. Mersi, Oana. Să rămână. Ăștia sponsorii pe care i-ai pierdut cu aia, ți-au luat aia scaunul înapoi? Ok, I'm being petty. Hai să rămânem pe subiect. Sper să fiți și voi pregătiți de asta. Așa că, dragii mei urmăritori, pentru voi, da, eu, Alexandru Constandachi, cum am spus și în video precedent, poate acum ar fi cu mai mult lux în momente ca să înțeleagă, căci atunci povesteam ce perspectivă aveam în momentul ăla. Am greșit, că mi-am căutat fosta iubită, nu a fost în capul meu niciun motiv să cred că îi fac rău, dar aia era perspectiva mea atunci, acum știu că nu a fost în regulă. Nu a fost ok, nu trebuia să fac asta. Din păcate, asta a fost dinamica relației noastre și ea nu poate nega acest lucru. Măi, deci el își cere scuze pentru ce a făcut și pe urmă continuă să zică asta era dinamica relației noastre. Aia terminată de frică în casă la 2 noaptea cu pietre în geam și cu bătăi în ușă și cu sunat la sonerie. Asta era dinamica. Dinamica era ca ea să fie hărțuită. Asta era dinamica relației. Dacă într-adevăr asta era dinamica relației, dragă justițiar, dacă ăsta e adevărul, că aia era dinamica relației, nu ar fi trebuit să ai și tu dovezi în care și ea te hărțuia sau și ea te XYZ? N-ar trebui să ne dovedești așa cum a făcut-o ea că și tu ai fost la rândul tău hărțuit? Sau că și tu ai fost la rândul tău, ți-a violat domiciliu, etc. Bună! Bună seara! Ce faci, all good? Cum ești? Terminată de oboseală. Am dormit extrem de puțin în ultima săptămână. Da, îmi dau seama ce burden emoțional oribil. Deci eu am realizat că ne știm, gen nu te-am recunoscut din filmare, te-am recunoscut pe poza de profil. Vrei să-l zicem la oameni de unde ne știm? Nu știu. Da, bine, ne știm la muncă atunci. Ne știm, Am avut o muncă. Cum e ironia sorții. Da, le-o-mi zice altă dată, mă rog. Ce s-a mai întâmplat în zilele astea? Ți-a scris cineva, te-a căutat, te-a amenințat, te-a whatever? Zilele astea, adică, mă rog, ieri și azi. Măi, în principal am primit foarte multe mesaje de susținere, dar ieri am primit unul singur, foarte interesant, care îmi spunea așa, hei, tu ești numele meu, ești cumva, ai culoarea asta la păr,
ai un iPhone, ai nu știu ce, dacă nu ești tu, nu băga în seamă mesajul meu. Ok. Și zic, ok, unde ar fi aceste informații de mă întrebi? Și zice, pe dark web sau pe, și pe un stream de, nu stream, pe un site de doxing. A zis așa, poze cu tine, jobul tău și adresa ta. Tare. Oare cine l-o fi licuit? Cine l-o... Da, ori l-a licuit cineva, ori nu l-a licuit și este o tehnică de intimidare. Sună da, ceva ce așa, face el. E drept. E posibil să nu. Zic de ce e posibil să nu, foarte probabil să mă înșel, dar niște comunități pe internet care cred că se împreunează și cu cea lui stresul pe de-o parte. Nu zic că toți sunt așa, dar le place foarte tare asta cu doxing-ul și cu whatever. E așa un hobby de ăsta de cum facem să găsim adresa cuiva cu whatever. Adică e posibil să te fi întrebat tocmai pentru că era un om care stătea pe căcaturile alea și ți-a găsit informațiile, dar da, e foarte probabil să fie și intimidare. Da, mi s-a zis mai grijă, adică că am vrut să te atenționez la chestia de asta. Gotcha. Că acum nu știu dacă chiar mi l-a dat, având în vedere că e încă liniște și nu m-a asediat nimeni și nu mi-a zis nimeni, hei, știi unde stai și cred că până și el se prinde că e stupid să facă asta cu tine, mai ales dacă a ieșit, nu da, cu nume, da, prenume, dar că na, te-a văzut lumea, cred, știe cred cum ar fi ajuns. Foarte nasol pentru el dacă ar face așa ceva. Cu siguranță. Dar ar fi foarte bine pentru el dacă m-ar minți că a făcut așa ceva și m-ar speria. Yeah. M-am uitat la toată discuția de la stresul de aseară. Nu știu, vrei să adaugi ceva, vrei să ne mai zici ceva? Apropo, dacă ai uitat asta cu dinamica relației, zine din perspectiva ta de dinamica relației. Da, are foarte mult sens că dinamica relației era să-i dau cu spray paralizant în ochi, nu? Nu așa face și voi în relații? Da. Dar povestește-ne... Cum anume e asta dinamica relației? Știi ce mi s-a părut mie fascinant și o chestie pe care vreau să o comentez foarte tare, care denotă atât de tare nivelul de, știi, adică că tot mindset-ul lui e off, nu știu cum să zic altcumva. El zice la un moment dat, și dacă pot să ne cunoști, că e ceva destul de personal, dar mi se pare relevant față de cum a început el relația asta cu tine și cum a ajuns în halul ăsta. El zice cu gura lui la un moment dat că tu i-ai zis că vrei să ai cumva că nu vrei să fii cu el sau ceva la modă, nu mai știu exact cum zice. Să spun. Deci el m-a întrebat pe mine, ne-am cunoscut pe Tinder și m-a întrebat, hei, tu ce-ți dorești? Și mă, îmi doresc pe cineva cu care să petrec quality time, indiferent ce înseamnă asta. Uh-huh. Și a zis, ok, și eu la fel. În sensul că nu vreau relație, dar vreau cu cineva să fie în viața mea și să, adică nu doar fuck buddies. Uh-huh. Să ne uităm la televizor, să ieșim da, în parc. Da, understandable. Un răspuns normal și cinstit, că doar nu vrei să-i zici cuiva că vrei să vă căsătoriți mâine. Da. Și el a zis, da, ok, și eu la fel. Apoi, câteva zile mai târziu, păi că nu, eu nu vreau. Ok. Și zic ok. Păi a revenit. Că, nu știu, bine, e ok ca tine sau, nu știu, tot a avut o perioadă de vreo lună în care ba voia, ba nu voia. Ba voia, că el voia relație. Că s-a răzgândit că el vrea relație, nu vrea asta. Și s-a răzgândit de atâtea ori încât la un moment dat am rupt-o de tot și o lună am avut pauză. Adică am separat lucrurile. Și el o lună te-a lăsat în pace? A trecut atât de mult timp, am impresia că a venit și la ușa mea pe atunci. Am înțeles. Da, nu mai țin minte atât de bine cât să mai povestesc chestia asta. Voiam să pun că am găsit exact timestamp-ul unde zice cum a început relația voastră. Te deranjează dacă pun un pic? Nu, sigur. Deci ăsta e un live de azi în care adresează niște chestii și zice și despre relația cu Diana. Fata nu voia să fie cu mine, voia să fim într-o relație, dar să nu fim împreună. Și în toată relația asta am încercat să o convinc că sunt bun pentru ea și merit să fiu cu ea. Din păcate, încrederea mea în sine a scăzut la modul... Mi s-a părut fascinant că el cu gura lui a zis-o, că tu i-ai definit termenii relației de la începutul începutului și că el a refuzat să-i respecte. Tu i-ai zis, nu vreau să ne luăm și el a zis, nu. O să încerc să o cuceresc pe asta ca să-i arăt că trebuie să ne luăm. Adică mi se pare fantastic că a zis-o cu gura lui, că de la începutul oricărei interacțiuni între voi, tu ți-ai dorit ceva și el a zis, nu o să respect chestia asta, o să fac ca mine. Da, într-adevăr. A fost o parte și vina mea că trebuia să renunț. Adică acum mi-am dat seama că o persoană care vrea relație, n-are sens dacă ea vrea relație să încercăm altceva. Adică acum n-aș mai face chestia asta să continui. Yeah, absolut oribil. Eu n-am văzut emisiunea de astăzi de la televizor. Emisiune? Dar de la... Da, s-a dus la Acces Direct. S-a dus la Acces Direct?
am dus la acces direct, da. What? Da, da, da. Și m-au sunat și pe mine să particip și eu. Shut și up! Chiar nu voiam să fim Vulpița și Viorel și n-am acceptat. Le-am zis să ia de pe Reddit ce vor. Coi, incredibil. Doamne Dumnezeule mare. Acces direct și are istoric de primit tot felul de hărțuitori și abuzatori. A postat cineva un site de la Spy News. Da, coi, uite. Pe ăla l-am văzut și eu astăzi și a fost foarte interesant că sunt atâtea minciuni. De fapt, aproape nimic nu e. Nu știu, încerc să-mi dau seama dacă e ceva adevărat din ce a zis. Dar eu mă bucur. Eu mă bucur să spună cât mai multe minciuni și să le demontez una câte una. Poți să ne zici, că mi se pare că el marșează foarte mult pe chestia asta, știi? Că, doamne, s-a întâmplat în 2020, de parcă ea, cu 5 ani, și eu de atunci n-am mai căutat-o. Și am văzut că te-a mai căutat de atunci. Poți să ne zici cam care a fost și evenimentelor după ce v-ați despărțit și după ce a făcut fazele alea? În ultimele luni, în ultimul an, te-a mai căutat, ți-a mai scris, ți-a mai dat mesaje prin altcineva? Bineînțeles, m-a căutat. Deci, în 2021, în septembrie a sunat-o pe mama. De fapt, nu în septembrie. În septembrie am vorbit eu cu mama și mi-a zis că a sunat-o. Și nu știu exact când a sunat-o. Poate a sunat-o cu mult înainte, că a așteptat să mă duc la ea în orașul în care locuiește și să vorbim față în față, practic. Deci, poate prin august, eu când a sunat-o, nu știu. August, septembrie, da. Și în septembrie m-a luat mama, măi, Diana, ar trebui să renunți la dosar, că uite, m-a sunat băiatul ăsta, că îi strigi viitorul, că el vrea să aplice la nu știu ce chestie. Măi, gata, gaslight-ul pe maică ta. Da. Și mama, băi, renunță, că cine știe, poate naibii, strigi viitorul și boia razna și, nu știu, îți face ceva rău. Tata, pe de altă parte, băi, renunță la dosar, serios, băiatul ăsta poate să ți-i dutea una în cap. Și eu mă certam cu ei un an mai târziu de când mi-a făcut chestia aia, să renunț la dosar, în timp ce, deci ei aveau niște din astea că, băi, dacă pățești ceva, și eu le-am zis, păi eu am trăit chestiile astea acum un an, de mă gândeam dacă intră pe ușă să sar pe geam și că stau la etajul 1 și să mă gândesc cum să aterizez, să nu-mi rup picioarele. Da, am auzit și... asta seara. Adică un an mai târziu mă liniștise mult. Ei erau panicați un an mai târziu. Și mă gândeam în momentul ăla cum ar fi să renunț la dosar. Efectiv a fost totul pentru nimic. Am trecut prin toată anxietatea aia și toată nebunia aia pentru absolut nimic. Ca el, îți garantez că dacă renunțam la dosarul ăla, în secunda a doua ieșea, ia uite, v-am zis eu că e nebună, că așa zicea, da, sunt nebună, că am făcut un dosar și acum mi-a zis pe Reddit că e un dosar penibil. Adică, cumva, nu e nimic acolo. Și că sunt o răspunătoare cu un dosar penibil, așa. Așa, și mă gândeam asta, că, băi, dacă aș posta, aș zice, băi, v-am zis că e nebună, că n-are nimic substanțial, că, uite, și-a retras plângerea. Da. Ce mai vreți mai mult? Păi nu contează, tu ești nebună oricum, ești nebună că nu ți-ai retras-o sau... Da, da, nu, e ok, suntem toate nebune, toate suntem... Da, exact. Da, asta mi s-a părut tare că... E nebuna care nu e psihopată, pare tic. Da, he singled you out, știi, a vorbit doar de tine pentru că tu ești singura persoană care a dat dovezi super extra dovedibile și restul Sanchi nu există, sunt conturi false, sunt doar... Și doar îmi imaginez câtă încredere are în tratamentul aplicat femeilor alora, de atât de sigur pe el că femeile aia nu o să vorbească și nu o să iasă să dea dovezi mai incriminatoare sau să iasă cu numele ca tine sau whatever. Da, celelalte femei sunt mult mai speriate decât mine. Eu deja am experiență de 2 ani. Adică și eu am avut fix aceleași temeri. Aoleu, o să facă chestii nasoale. Și știu că face, dar nu face atât de nasoale pe cât îmi imaginam eu și că supraviețuiesc și dacă expun lucrurile și mă duc la poliție să fac o plângere și lucruri de genul ăsta. Și eu sunt mult mai relaxată. Și când am scris pe Reddit, absolut n-aveam niciun plan. Mi-a trimis unul din prietenii mei, mă rog, amicii mei, mi-a trimis linkul unde OP-ul a postat despre că el e un hărțuitor. Și am zis ok. Adică, uite, chiar mă bucur că mai este cineva în față, că fix acum o lună mi-au scris cei de la Libertatea să facă un material despre chestia asta și am zis, măi, nu mai este nicio fată în față, eu nu ies așa să spun de el, eu singură. Nu e ok. Lucru care cred că e... De la persoană m-au contactat, adică, și n-am făcut nimic.
Și când am văzut și ai rămas sub anonimat atunci la Presoan, corect? N-am dat nimic la Presoan. Citisem un articol de la Libertatea din septembrie, dacă nu mă înșel, în care zicea că justiția însuși este acuzat de hărțuire sau de abuz sau whatever, nu mai știu exact cum era formularea, din surse de la Presoan. Da, am vorbit, dar credeam că te referi că au mai scos în trecut un articol. Nu, voiam să make a point pentru toți ratații, inclusiv el, care zic asta și că crești pe spatele lui, că-ți faci faimă, că-l whatever, când tu ai rămas anonimă de luni de zile de când zici chestiile astea. Ne-am un prieten în plus de ieri sau un subscriber. Oricum n-am unde să am subscriberi. Fire la Presoan s-a menționat că sursa e grupul de susținere al fetelor. Aha, ok. Da, pentru cine nu știe, cumva, contrazice-mă dacă mă înșel, dar că fetele cumva s-au regăsit între ele pe un grup unde există mai multe fete din bulele noastre care vorbesc între ele despre tot felul de dubioși și se ferească de ei. E nevoie de așa ceva. Da, da. Eu i-am povestit tipului de la Presoan, dar nu mai știam, adică n-am ieșit cu un articol, de asta nu știam exact dacă a inclus ceva din ce am zis eu. Mai zine cu ce s-a mai întâmplat în ultimele luni sau în ultimul an. Știu că mai e cu administratorul. Da, da, da. Deci, în septembrie, mama m-a luat deoparte să renunț. Mm-hmm. Apoi, în decembrie 2021, el a făcut un meme sau o chestie virală cu tipul ăla de la Aur. Nu știu, nu cred că știu. Chestia aia, că a zis el ceva cu heterosexual. Aha. Și ăla a răspuns o chestie. Da, și ok, a făcut-o și el. El cred că l-a făcut homosexual și pe aia și-a schimbat, să zică, heterosexual, l-a făcut prin screen și l-a dat. Aha. Și el a zicea boule sau nu știu ce. Aha, ok. Zicea, uite, l-am făcut de fapt heterosexual și el a răspuns boule, mă rog. Ok. Și am comentat la cineva pe chestia asta că gen e fake, ăla n-a răspuns la un mesaj de că ar fi heterosexual. A răspuns la mesaj de, mă rog. Și el a comentat de pe un cont fals. Deci el, contul ăla fals, și-a căutat toate conversațiile tuturor despre tema asta și mi-a răspuns la cineva. Okay. Și a răspuns o chestie, eu am răspuns altă chestie și după aia a zis cumva că da, asta a fost intenția mea. Gen el a făcut memaia. Oh, wow. Și n-am mai răspuns, m-am panicat. Da, chat, ea cu Simion, da, mi-am așa amint, da. N-am mai răspuns nimic și la un moment dat m-am uitat în mesaje și aveam mesaj de la el, dar era șters, pentru că așa face el, îți trimite mesaj și pe aia se răzgândește și îl șterge. S-a gândit că nu e o idee bună să-l țină acolo. Deci asta mi-a făcut prin decembrie. Așa, hai să cam, mi-am notat niște chestii astăzi că foarte s-au bine întâmplat atâtea în atâția ani, că vreau să fiu foarte, foarte exactă foarte pe bine chestia asta. Așa, în februarie. S-a întâmplat în februarie. A scris undeva un comentariu, nu știu, poate pe grupul ăla Tineret Posting sau nu știu, pe undeva, o chestie de genul ăsta. El nu a hărțuit pe nimeni și că a pățit cu o fostă, o chestie nasoală și sunt nebună, nu știu, o chestie de genul ăsta. În care el nu recunoștea nimic. Și o prietenă i-a postat videoul în care el urcă scările de nenumărate ori, scările mele de bloc. În da, aceeași zi. Deci să-l vezi într-o zi cum urcă scări. Da, da, da. Așa ai zis dacă ți-ai pus la un moment dat, era de pe camera ta sau de pe camera blocului? Că ai zis la un moment dat că ți-ai pus camera. Era de pe, na, camera din bloc. Așa. Da, și acolo se vede cum el urcă, coboară, urcă, coboară, urcă, coboară de 8 ori. Am numărat într-o zi. Încercând să-și dea seama dacă ești acasă sau ce? Cred că astăzi mă uitam pe filmulețe și mi se pare că e chiar în ziua de 18, fixă, deci pe 19 la 3 dimineața mi-a bătut în geam și ați văzut că pe 18 am pus că mi-a bătut la ușă. Aha. Astăzi am realizat că eu am filmulețele cu el din ziua aia 4 ore cât a stat și a purcat și știu că mi-a bătut la ușă 4 ore. Nu mai țin aminte că în ziua aia mi-a bătut 4 ore la ușă. Amin, at this point, cred că poți să le faci, că deja, adică dacă deja l-ai făcut pe restul, cred că poți să le faci pe astea publice. Da, păi la asta mă gândeam. Și mă descoperisem un e-mail, hai să-l văd, pe care mi l-a, dacă a fost interesant. Ceva genul răspunde sau mă întorc la noapte. Aia, am citit o conversație din ea, care zicea cam același lucru, de la altcineva. Deci, în timp ce stătea pe 18, mi-a trimis un milion de mail-uri. Îți place să mă acuzi și să mă blochezi?
sunt sigur că realizez că o iau razna când face asta, o să încerc să mă apăr cumva, apăr gen de acuzele de înșelat. Că el zice că ați încheiat orice legătură, că ți-ai dat seama că făcea chestia asta cu, și cu alte fete sau ceva la modul corect? Da, eu i-am descoperit că vorbea niște chestii sexuale cu altă fată. Asta. Și ne-am despărțit. Și n-ar mai fi auzit în viața mea de mine dacă nu m-ar fi contactat după aia. Iar singurul motiv pentru care îi răspundeam era că spunea chestii care să mă enerveze, nu știu, chestii false. Nu e adevărat, nu te-am înșelat, n-am făcut. Și eram, cum n-ai făcut? Am văzut conversația, mă rog. Da, și după aia evident. Nu răspundeam și îmi zicea, mai răspundem la chestia asta și gata, te las. Și răspundeam, iar îmi scria, iar nu-i răspundeam, iar îmi zicea, gata, vreau să știu doar chestia asta și după aia lasă-mi pace dacă îmi răspunzi. Și după ce mi-a făcut chestia asta de N ori, m-am super enervat. Știu că mi se pare că chiar a zis la Acces Direct că l-am înjurat de morți. Da, l-am înjurat, eram absolut. Mi se pare că am chiar conversația când nu mai suportam, mi-am zis, nu știu, ce naiba i-am zis, că nu mă lasă. Că, like, da, adică, da, come on, adică nu te scuza acum că l-ai înjurat după ce te-a hărțuit. Nu, da, l-am înjurat că deci nu mai rezistam. Cred că în prima săptămână l-am înjurat pentru, unu, eram nervoasă pe chestia cu înșelatul și, doi, că nu mai suportam chestia asta, răspundem și o să te las în pace. Pe aia scria. Și, da, nu mai știu ce să comentez. A, ce s-a mai întâmplat în ultimul an? Da, ce s-a mai întâmplat acum, mai recent. Deci el zicea acolo că nu m-a hărțuit, sunt eu nebună. Și fata asta i-a lăsat filmulețul în care el urca scările și a zis, băi, nu mai mânca rahat. L-a șters instant comentul și tot, și filmulețul și tot. I-a trimis mesaj, te dau în judecată, gata, strâng probe, vă dau în judecată. Cred că a fost în februarie chestia asta. Februarie acum, anul ăsta? Februarie anul ăsta, da. Dai. Și pentru că acel filmuleț era cel din bloc, a dus la ușa administratorului meu. Eu am aflat, cred că 2 luni mai târziu, 3 luni, nici nu mai știu. Știu că am aflat târziu că el s-a dus la ușa administratorului meu, că el nu mi-a zis nimic. Și a zis, păi, m-a sunat un băiat la un moment dat, că să mă amenințe, că mă dă în judecată, a venit la mine la ușă. Și eram, ce? Da, că ți-aș fi dat filmulețe, că am luat o razna. Am zis, nu, deci nu e posibil să vin în bloc. Nu-mi dau seama dacă a intrat la mine în bloc și a luat numele administratorului, că îți dai seama, nu știa. Trebuia să vadă la ce apartament stă, că s-a dus la apartamentul lui, la ușa lui, acasă. S-a dus la ușa lui, a vorbit cu nevasta. Nevasta l-a sunat pe administrator și a zis, măi, te caut un băiat, cred că e de la poliție. S-o fi dus, nu știu, îmbrăcat în... Asta voiam să zic, că asta auzisem aseară la stresul, că s-a dus îmbrăcat în echipamentul lui, luat de pe internet, de seamănă cu jandarm. E posibil. Sau ori a formulat el în așa fel, i-o fi zis, doamnă, știți că este ilegal să transmiteți? Habar n-am, nu știu. Păi administratorul meu, deci i-a lăsat numărul de telefon, administratorul l-a sunat, a zis, bine, ok, hai să vorbim. A venit la el, la casierie aia unde plătești întreținerea și asta, că vă dau în judecată, chestie genul ăsta. Să nu mai îmi dea filmulețe, că mi-a dat filmulețe, că... Deci scopul, nu cred că era să-l dea în judecată, că unul nu l-a dat și doi, am filmulețe deja, deci... Probabil știind că mai apare pe filmulețe, tocmai să-l intimideze să nu mai dea altele. Da, și să nu mai dea altele și să facă presiune asupra mea să nu cumva să le mai public pe undeva. Și ăsta filmulețul cu tine, care încercai să ieși din scara de bloc și el te ținea, a fost de atunci fix de când v-ați despărțit sau cum era? A fost pe 15 și noi ne-am despărțit pe 5 sau 6, nu mai știu exact, septembrie 2020. Deci la 10 zile după aia. Ia asta mi s-a părut că te-a așteptat în bloc, că știa că ai programare la dentist asta. Dar uite-te ce scrie pe Spy News. Ce zice el? Deci a apărut un video și el minte până și cu un video. M-am întâlnit cu ea afară și am încercat să vorbesc cu ea. Nu a vrut să vorbească, a intrat în scara blocului. Deci se vede clar pe filmare cum eu cobor scările și el coboară cu mine. Încerc să nu vorbesc cu el și să nu... Da. Vor să nu plec. Deci el zice că ne-am întâlnit afară și n-am vrut să vorbesc, că am intrat în scara blocului, iar eu fiind în acel moment foarte disperat să mă împac cu ea, am continuat să vorbesc, să o înduplec, să o rog. Ea nu voia să vorbească cu mine și în fondul furiei și nervilor pe care îi avea, a zis că dacă nu o las, îmi dă cu spray în ochi. Ah, ok. Deci dacă nu o las, ce înseamnă nu o las? Nu o lasă ce?
Da, exact ceea ce zici. Cum poți să minți cu o filmare? Se vede atât de evident pe filmare că încearcă să te, să te țină și să te tragă și te trage. Nu-s patologic, da, ea. Doamne Dumnezeule mare. Adică nu că s-ar fi simțit speriată de mine sau agresată. Tu erai, n-aveai nicio treabă. Erai așa, la Caterinca acolo. E dacă își pui un ochi, așa, în glumă. Nu te simțeai speriată sau agresată. Doamne, ce mizerabil. Nu, dar e, deci tot articolul ăsta, nu știu, ăsta e făcut după acces direct, habar n-am. Păi da, da, că e citat din el, da, trebuie să fie de acolo. Da. Deci el zice asta, deci să nu o las. A zis că dacă nu o las, nu o lași să ce? Nu o lași să iasă din bloc, asta nu o lași. Nu o lași să plece la dentist. Yeah. Auzi, Diana, de acum am dat seama. Deci voi coborâți din bloc și practic când ieșiți din, când coborâți pe scări și practic când ieșiți din cadru, tu atunci ai dai cu spray? Deci, eu am coborât scările cu el, am deschis ușa aia, aia e intrarea blocului. Aha. Și acolo, ai văzut că eu încercam să nu-l bag în seamă, să nu mă uit la el, să nu am treabă cu el. Deci asta zic, voi când ați, nu știu dacă ești pe stream, vezi stream-ul? Deci în acest video e foarte rapid când coboară scările. Da, deci coborâți și practic tu aici când dispăreți din cadru dai cu spray? Deci când dispărem din cadru, eu mă duc înspre ușă să ies din bloc să se plec. Vede, da. El nu mă lasă, se pune în ușă, când vreau să deschid ușa mă ia, nu știu, să mă blocheze, să mă ia în brațe, să mă flancheze, să... Nu, deci n-am reușit de nicio culoare câteva minute bune și i-am dat cu spray. I-am zis, da, cum am zis, i-am dat cu spray. I-am zis, o să-i dau cu spray dacă nu mă las să plec. Da, ok. Eram și a zis, dă-mi dacă asta vrei sau chestii de genul ăsta. Și i-am dat, nu știu, jumătate de secunde. I-am dat foarte puțin pentru că, na, e un spray paralizant, e oribil. Yeah. Am vrut doar să înțeleagă, băi, termină, deci chestia asta e absolut reală, vreau să mă lași în pace. A, și de ce aveam un spray paralizant după mine? Pentru că eu 10 zile, efectiv, 10 zile am stat în casă. Deci de când ne-am despărțit, am stat în casă, permanent. Eu stau în casă. Și el a stat, a venit zi de zi, de două ori pe zi, la ușa mea. Și în ziua aia n-am avut încotro și aveam programare la ortodont. Știa că de obicei venea uneori în pauza de masă, cam așa, și venea și seara. Deci el era la muncă și venea în pauza lui de masă? Da, la... da, pentru că era foarte aproape de mine. Era la câteva minute de mine. Omul își lua pauză să hărțuiască femei cu aia. Da, da. Și eu nu ieșeam din casă, că mi-era frică să nu dau de el. Și atunci a trebuit să ies. Și el știa exact că eu pe 15 ziua trebuie să mă duc la dentist. Și bineînțeles că era acolo. Eu nici n-am realizat că e acolo. Am încercat, ți-am zis, să levită, să plec, să... eu nu vreau să vorbesc. Eu nu voiam să vorbesc. Da, nu se, se vede nu că efectiv nu voi să ai nicio... Adică e mor de navios că voi n-aveați o conversație acolo și că tu doar voi să scap de el. Da, da, da. Apropo de ce zice că asta, că am avut o altercație în care încercam să discutăm ce încercă, adică e atât de evident pe filmare că tu nu mai știi cum să mai scap de el și el îți blochează calea și te ține cu forța în braț. E amuzant că a lăsat un comentariu undeva, l-am și analizat și am realizat că este complet fals, răspundea oamenilor la el pe YouTube. Prin comentarii că, nu știu, că am plâns amândoi, că am stat de vorbă, că nu mai știu o chestie de asta. Da, nu știu, visează, dar măi, dai un pattern de asta de victimizare, așa, Doamne Dumnezeule. Da, și cum nu m-a lăsat de niciun fel să ies din bloc, deci nu m-a lăsat, eu n-aveam nicio șansă, am încercat, și tot venea spre mine și eu încercam să mă distanțez de el, încercam să, efectiv, i-am dat cu piciorul, ridicam piciorul, băi, lasă-mă în pace, nu vreau să te atingi de mine, lasă-mă în pace. Că asta mi-am amintit că a zis el ceva, că am dat în el. Deci, am ridicat un picior, lasă-mă în pace sau îți dau un picior la modul ăla. O, nu, l-ai amenințat cu autoapărare. Da, 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 exact. E bine că mi-a amintit că eu nu mai uitasem partea asta. Zice bine, Iesemina, cum vrea el să portretizeze hărțuirea asta ca pe o poveste de dragoste? E ireal, da, efectiv. Din prea multă iubire îi băteam la geamă. Nu poate să nu mintă cu video în față, nu poate să se oprească. Așa, și deci nu m-a lăsat niciun fel, am ridicat piciorul, am zis că îi dau cu spray paralizant. Băi, potolește-te, îți dau cu spray paralizant dacă nu mă lași să plec din bloc. Bine, dă-mi. I-am dat, ne-am intoxicat amândoi pentru că era o cameră închisă, n-am realizat cât de puternic e. Și apoi am ieșit și când, dacă te uiți când ies de pe, din camera aia, ridic mâna. Pentru că eu nu știam dacă o să-mi dea una sau nu. Deci nu știam ce o să facă. N-am... Aha, da. Uite, da, ies, da, mă uit în altă direcție și când se apropie de mine, ridic mâna. Și el își freacă ochii pentru că era dădusem cu spray paralizant. Și apoi încerc să plec din nou. Măi, de asta când te ia pe sus, efectiv te ia pe sus și te mută.
Deci mă uitam aseară în slow motion la chestia asta. El a zis că am început să țip. Ai văzut că am ridicat mâna? Nu țipam, nu făceam nimic. Zicea că țipam și... vezi, aici... Atunci am realizat că, băi, eu nu scap de ăsta dacă nu fug. De asta, eu mergeam liniștită. Aici m-a luat în brațe și îmi cădeau ochelarii și mi-era frică să nu-i sparg și încercam să scap. Și după cum ai scăpat de el după faza asta? Am realizat că nu mă lasă să ies prin partea aia și am zis, mi-am amintit că e ușa din spate deschisă, că erau oamenii aia de care mi-era absolut rușine. Acum aș fi țipat ca toate alea. De fapt, scrie cineva, dacă țipa femeia de la intrare s-ar fi sesizat. Da, pe filmare că... se vede cum e un băiat acolo care se uită, din camera aia se uită după noi și noi eram acolo, ne încercam să scap de el. Până la urmă zicea, ok, și șa, alea și închide ușa. Și fix în momentul în care închide ușa, el mă prinde în brațe să mă oprească, să nu ies pe ușa aia. Am înnebunit când am văzut chestia asta, cum mi se închide ușa și știam că o să fie încuiată ușa aia, dacă se închide. Efectiv, încerci să fugi, dar acum am dat seama că... Am făcut, uite, aici am sărit. Efectiv, am sărit să, cu forța corpului să mă lase să scap de el. Da, efectiv, vecinii be like, valurile tinereții se împacă ei, da. Da, efectiv. Da, exact. Deci, drept, n-am țipat, n-am vrut să fac circ acolo. Normal, că mai ales în situații de-astea, normal. Mi-era rușine, nu știam ce o să urmeze, că o să dureze 2 ani chestia asta. Am zis, bă, na, a vrut și el să vorbească cu mine, rahat, dar de-aia n-am făcut ita mai circul acolo. Și când am intrat în camera cealaltă... Adică aici, la final, când ați plecat. Da, când am intrat pe ușa aia, într-un final am mai încercat să ies și cred că un minut mai târziu m-a lăsat până la urmă să ies, dacă îi promit că atunci când mă întorc, vorbim. Și a trebuit, nu m-a lăsat, adică ce făceam? Trebuie să-i promit. Și m-am deschis ușa și am ieșit în viteză și efectiv nu venea să cred că am trecut prin așa ceva și trebuie să folosesc un spray paralizant să mă intoxic și eu și... Da, pare rău. Da. Deci el ce a zis? Că ne-am întâlnit afară și am intrat în bloc. Deci, efectiv, ok, nu îți mai amintești, dar vezi filmul ăla, frate, nu înțeleg cum că ne-am întâlnit, da. Deci că ne-am întâlnit așa, random. Am încercat, ea nu voia să vorbească cu mine și în fondul furiei și nervilor pe care îi avea, a zis că dacă nu o las așa... Ceea ce a și făcut. Adică nu s-ar fi simțit speriată de mine și agresată. Adică eu fugeam... A decis el cum te simțeai. De nebună, nu știu. Că ai văzut că oamenii n-au intervenit. Adică nu am țipat să... Aoleu, dramă, vă rog. Da. Adică încercam să nu fac circ, încercam să înțeleagă că e serios, încercam să... Da. Și am reușit să plec. La cât era? 10 și ceva. Ce a făcut el după aia? Ce crezi că a făcut? Te-ai așteptat acolo ce să fac? A stat acolo. Realizam astăzi, mă uitam, că eu am filmulețe când stă acolo și se freacă la ochi, urcă Benda, scările până pune-le la mine. Pe toate. Adică, this point, dacă te dă în judecată, oricum te dă în judecată. Măcar pune-le pe toate. Adică dacă zici că îl prinde camera atâtea ori, poate își mai dă lumea seama cât de frecvent se întâmpla. Mă, acum tu știi cel mai bine, nu vreau să îți dau eu sfaturi, dar at this point... Da. Că mi se pare că el asta, adică el pe asta o joacă, că bă, ne-am certat odată, asta era dinamica și s-a întâmplat atunci, să știi. Ce dinamică, frate? Cât de nebună să fiu să fie o dinamică în care eu îi dau cu spray paralizant, el mă prinde și eu sar în aer numai să... Deci se vede că cu toată forța m-am zbătut să ies din mâinile lui. Asta era romantic sau nu știu, ce univers? Să o dea în judecată că ce... Eu nu știu cum funcționează justiția din România, prieten drag. Probabil o să o dea în judecată. Da. Silviu știe da, cum este din păcate, justiția în România. Da. Și ai văzut că acum mai nou, adică nu mai nou, a tot hintuit, dar acum în live-ul de astăzi zice și mai clar că asta e gândită, că se încearcă să fie dat jos, că îl denigrez, că la și mi se pare... Manipulare, e ocultă. Da, mi se pare că o să marșeze în ce în ce mai mult pe chestia asta. După cum am mai văzut în unele cazuri, cu asta, că știi că vor să își facă faimă, vor să aia. Asta mi se pare ce mai trebuie și să ai toate dovezile astea. Deci nu, domne, că asta e gândită de cineva cu dovezi reale. Dragă justițiar, și dacă e gândită, uite dovezile cu aia. At this point, nu contează dacă e gândită sau nu. Și dacă era o cultă mondială care dădea toate căcaturile astea despre tine, sunt
filmulețe cu tine, sunt conversații cu tine în care faci chestiile alea, man. Nu contează că e gândită sau nu, at this point. În mod evident că nu e gândită, dar chiar nu contează. Ești tu făcând mizerile alea cu aia. Da, și a stat acolo ore întregi, la mine pe scară. Eu nu știam că am filmulețele în care el stă pe scară. Eu mă uitam la cele pe care le-am pus la poliție, pentru că nu le-am dat pe toate, că cine naiba stătea să vadă, da, 50 de filmulețe. Atunci era mai dubios și l-am depus la dosar. Tu ai mai vorbit cu alte fete? Că am înțeles că vorbeai cu o persoană și că așa practic te-a încurajat să scrii toată aia. Sau poate mi-amintesc eu prost, că au fost multe. Nu mai știu dacă m-a încurajat, mi-a dat link-ul și sinceră să fiu, l-am întrebat, asta ai scris tu? Adică habar n-am. Nu, că e o fată. Și sincer, până în ultima clipă nu eram convinsă chiar că există fata asta. Până am descoperit-o, am vorbit cu ea. Da, asta întrebam. Da, și alte două fete. Adică sunt trei fete, cât se poate de reale. Deci sunt încă trei persoane cu tine, patru, care ați vorbit și aveți experiența asta comună cu el. Plus o altă fostă, deci în zilele alea când mă hărțuia pe mine aici, el era cu o altă tipă, pe care a hărțuit-o și pe ea. Shut up! Da. Știi cum am descoperit-o? Mi-a scris pe Facebook. Hey! A, nu, mi-a zis așa, eu sunt cu băiatul ăsta de 2 luni și mi-a spus că ești nebună și mi se pare că el e cam nebun. A, da, asta m-a auzit aseară. Da. Și am descoperit că practic începuse să o hărțuiască și pe ea, că de-aia mi-a scris, că începuse să devină dubioasă treaba, s-a început să se prindă că nu e ok, pe legătura cu mine și așa, și da. Deși cu fata asta, alea trei, încă două cu care a vorbit o prină. Tare. Absolut superb. Care-i, știu că ai zis la seara la stresul, care e cu stadiul cu dosarul penal? Stadiul l-ai văzut, l-am postat pe Reddit. Deci aia e ultimul update. Da. Mm. Păi, el a scos un video pe 9 iulie în care a zis așa, dosarul e inexistent. Da, am văzut. Sau e clasat, sau nu știu, mi-au zis că nu mai există, așa a zis. A dispărut, a furat cineva fișierul. Da, și eu am zis, ui, s-o fi clasat și n-am aflat eu. Și le-am dat un e-mail. Bună ziua, care mai e stadiu? Mai există? Mai trăiți? M-au sunat. Că, da, mai există, sunt un polițist nou, abia acum am luat eu cazul, că s-a mutat la mine, că nu știu ce motiv, dar că în curând se va soluționa. Zic, în curând, așa cu aproximație, o lună. Deci mi-au zis în iulie, o lună. Este noiembrie. Nu s-a întâmplat nimic. O să trimit o cerere de urgentare la parchet. Foarte bine. Cred că în seara asta sau mâine dimineață. Foarte și bine. O să cerere de urgentare cu tot cu link-uri, că numai când e presiune de genul ăsta să mișcă. Da, poate îi face UE că a ajuns știrea națională. Poate așa să mișcă mai repede. Deci eu credeam că e normal să dureze așa 100 de ani, dar aparent nu. Aparent nu e normal. E posibil chiar să fie o tehnică de asta de lasă că poate să răzgândește și retrage. Da, și renunță la, da, clasic. Da, și renunță și nu ne mai bate în cap. Dar chiar dacă povesteai că ți-a zis polițistul că după ce l-au interogat, el a zis că te lasă în pace și zicea să-ți retragi plângerea, nu? Mi-a zis așa, da, a recunoscut toate faptele de care a fost acuzat, n-a obiectat, că a zis că el nu vrea să mintă, nu știu ce. Dar el crezi, iartă-mă că te întreb, crezi că el a recunoscut chestia asta la poliție pentru că știa că ai filmări cu el sau? Da, aveam toate probele, cum să nu recunoască, adică ce, cum putea să te apere că nu a fost așa? Că mă gândeam că poate nu știa că ai, adică mă, știu că ai zis că a văzut camera, dar asta când te-ai sui pe geam bănuiesc că nu știa că ai filmat atunci. Nu sunt sut... Ba nu, știa, pentru că a văzut camera pe ușa mea, deci știa că am video cu el urcând, deci cel puțin pe ăla îl știa sigur. Deci ca să ne înțelegem, că ai zis aseară, dar eu am informațiile astea în minte și trec peste ele că le știu de aseară. Deci, Diana, tu ți-ai pus cameră video la ușa ta personală din cauza lui, corect? Deci după ce am înnebunit o lună de zile cu el venind la ușă zilnic... Eu nu știam dacă pot să iau filmările din bloc. Eu nu puteam să ies din casă, să mă duc la administrator, nu știam dacă poate să mi le dea, nu știam dacă... Eu nu știam
la momentul ăla dacă eu pot să am probe. Și cum el venea zi de zi și nu mai rezistam, mi-a dat un prieten o cameră din aia de poți să o lipești undeva, cu baterii. Am cumpărat bateriile, schimbam la câteva zile și mi-am lipit o cameră și mi-am dat seama că el urcă scările. Eu stând la 1, nu o să vină cu liftul, deci o să vină de pe scări. Deci trebuie să bată înspre scări. Am montat-o astfel încât să mă uit pe cameră să bată, să-l prind exact când urcă și bineînțeles că asta s-a și întâmplat. Dar dacă vedeți, videoul este absolut... Deci ăla a fost momentul meu, dacă din toată hărțuirea asta a fost, totul a fost oribil, ăsta a fost cel mai, nu știu, cel mai bun moment să-l văd cum face ochii mari când vede camera și se întoarce la 180 de grade și o ia pe scări în jos. Și practic deci, de atunci a zis ok, I'm done și n-a mai venit la ușă. Am văzut panica pe fața lui și n-a mai venit o perioadă la ușă după ce a văzut chestia asta, dar a venit o lună mai târziu, deci nici măcar asta nu l-a oprit. Ah, ok. Așa, hai să mai povestim din prezent. Mai e? Te rog. Nu, că nu mai e nimic, că doar nu m-a căutat el recent. Doamne ferește. Deci în februarie la administrator. În iunie mă sună cineva. Zic, alu? Știi că există un dosar și că dacă ai putea să nu știu ce, că Alex s-a schimbat și în momentul ăla am realizat cine e. M-a luat direct așa, eu nu știam ce mă sună. Mamă, și mi-a picat fisa. Mi-am turit. Exact cum i-am zis și la, am zis în live-ul lui Stresul, că i-am turit tot ce a făcut. Deci cine era? Scuze, poate n-am fost atent. N-am zis cine era, am zis că am povestit la Stresul pe live chestia asta, că i-am turit tot ce a făcut. Fata și-a dat seama. Da, și fata asta n-a insistat foarte mult, că și-a dat seama că este un nebun când am început să-i zic toate alea și mi-a zis, băi, ce vrei să-i zic? Că nu ai răspuns? Că nu vrei să vorbești cu el? Că nu renunți la dosar? Zic, spune-i că nu mai vreau să aud în viața mea de el și să mă lase în pace. Cum să facă? Și astăzi eu am realizat, mi-a spus o fată, el a făcut presiuni să renunți la dosar în chestia asta și cu mama și cu avocata. Avocata ta sau a lui? Avocata lui, mă rog, nu știu dacă era avocata lui. Era o fată că eu... Ca să vorbească la poliție sau să te convingă pe tine? Să mă convingă pe mine. De asta m-a sunat, a zis, băi, că sunt eu nebună și poate mă convinge. De seama că a mințit-o și nu i-a zis situația reală, că nu mă suna nimeni. Yeah. Mai ales avocat. Da. Zice cineva foarte bine aici, sunt curios dacă în curând o să aibă dosare. Că a zis el, eu n-am dosare, am un dosar, așa. O să vedem. Da. De ce nu am cerut ordin de restricție? Pentru că în trecut, Silviu știe, am mai vorbit de lucruri de genul ăsta, mi s-a spus că e greu să obții un ordin de restricție. Că oricum nu se respectă în majoritatea cazurilor, din păcate. În marea majoritatea cazurilor. Nu am încercat să obțin ordinul ăla de restricție. Că am zis, da, pe mine nu m-a bătut, n-a scos cuțitul la mine să... Cine în România să-ți dea ordin de restricție? Da, nu știu, cred că merită să intri în contact, nu știu, cu filia sau cu cineva, că... Adică am înțeles că de greu nu e, dar nu știu, poate te ajută așa la... Bine, la vreo judecată, la vreo whatever, nu știu, adică să arăți că ai luat toate măsurile necesare. Problema cea mai mare chat cu ordinele de restricție, era mai vorbit chestia asta cu fetele de la filia, e că nu sunt monitorizate, nu se respectă și dacă sunt încălcate, nu li se întâmplă nimic ca lor care încalcă ordinul de restricție, ba chiar au fost cazuri de victime cu violență și cu moarte, din păcate, că nu... N-ai brățară, n-ai nimic, adică nici nu poți să le urmărești, nici nu sunt pedepsibile, cine știe ce. Da, ce s-a mai întâmplat, altceva. Ce ți-am zis? După aia, deci în iunie m-a sunat avocata, în iulie 9 a scos el video că dosarul este inexistent. N-am știut că o sperii. Deși eu am, așa, mi-a zis ceva, nu ești victimă, în septembrie, 19 septembrie, mi-a zis, acum te victimizez că ți-e frică de mine, pe 19 septembrie. Cred că asta mi-a dat după ce mi-a bătut în balcon, în termopan. Acum te victimizez că ți-e frică de mine. Da, deci așa, el în video a zis, n-am știut că o sperii, deși eu am mesaje, băi, serios, chiar mă sperii, oprește-te. I-am spus că tocmai asta mă gândeam că o să zic că păi nu știam dacă nu, poate nu era așa clar. Era foarte clar că ți-am zis. Zice, în videoul ăla zicea, m-am trezit cu dosar după o lună de când n-am mai avut contact. Pe 29 octombrie el a venit la mine la ușa mea și eu o săptămână mai târziu m-am dus la poliție să fac plângere.
Da, deci atât am ascultat, 5 minute din videoul ăla și am notat toate da, minciunile foarte bine. Astea. Țineți notele că... Nu m-am uitat, e foarte posibil să fi zis multe altele, dar nu știu și pe asta le comentez. N-am rezistat mai mult de 5 minute, era un video lung. Deci așa, pe 9 iulie 2022, repet, anul ăsta, a făcut video despre chestia asta. Pe 15 iulie, nu știu, e posibil să fi scos videoul ăsta, parcă, pentru că știa că Oprină urma să facă un material despre el. Da, ne-am uitat la el mai devreme. Așa, deci știți ce a făcut. De a trimis clienta fake ca să vă discrediteze pe voi. Seara înainte de acest, de toată faza cu Oprină, cu filmulețul lui, el a venit sub balconul meu. A vrut să facă un flagrant acolo. A, da, și el asta. Știa că n-am eu vorbesc asta, da. Cu Oprină și a venit sub geamul meu să facă o acțiune fix înainte să se publice video-ul. Zile ca să înțeleagă timeline-ul. Deci voi v-ați despărțit, el a venit la tine, te-a urmărit, te-a la 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 și după toate astea a făcut un video cum face el de-i prinde pe aia sub balconul femeii, coaie. Ia stând la 1. Deci nu că sub balconul, era acolo, era parcată acolo și fix acolo, nu era trei ferestre mai la stânga, că te nimerești. Da. Da, fix la mine când ți-am... Și faptul că ai zis că și aveai... Adică să și vede pe filmare că geamul tău dă în spatele blocului, adică nu era la bulevard sau ceva. Toate dovezile că a fost fix acolo. Dar are și el toate dovezile că le-a publicat. Mi se vede balconul ăla într-un video, ca să înțelegi cu ce intimidare. Dar ce crezi că a vrut să-ți arate? Asta vreau să zic. Crezi că a vrut să te intimideze sau să te impresioneze? Da, vorbești cu lumea... Că s-a prins că ai vorbit cu Oprină. Nu ești sub geamul tău, vin și fac aici să eventual să... Deci am video în care îi zice video-ul lui. Vino acolo, pe strada aia, la mine. Mm-hmm. Flagrantul efectiv nu s-a mai întâmplat la mine. S-a întâmplat 300 de metri mai așa la un McDonald's. Pentru că băieții au zis, băi, nu-i ok. El a zis, băi, vorbiți mai încet, că... A, nu el. Și el și Preda. Și amândoi știau că ăla este balconul meu. Deci nu era prima dată când veneau acolo. Preda știa unde este balconul... De ce știa Preda? 2 ani mai târziu unde este balconul meu. Asta e o nouă informație aflată astăzi. Doamne, care iar m-a... Da. Asta e cel mai scary, man, că știi că, apropo de bărbățoii care mai sunt prin chat, aia, man, că termin, știi, ceva cu un om, adică ați avut, a fost toxic, whatever, nu contează, termin și după 2 ani te trezești cu acel om păcându-și videourile lui de căcat sub balconul tău. Da. Acum am realizat că abia astăzi am realizat timeline-ul, că el a venit după ce am aflat că eu vorbesc cu Oprină, zic mereu Oprină, dar este Oprină, a aflat că vreau să-l expun a treia oară, că toată lumea îmi zice, băi, tu vrei acum când e el faimos? Nu, prietene, încerc de ceva vreme, când am mai avut ocazii, când a scris o fată pe grup de el, am scris și eu. Când a scris o fată pe același grup, băi, uite, băiatul ăsta vrea să le expună, vreți să vorbiți? Și am zis ok, da, uite, acum pe Reddit. Mi-a trimis link, deci eu n-am făcut niciodată o postare despre el, nicăieri, pe contul meu, pe nicăieri. Nu există o postare de-a mea. Până în momentul ăsta, până în momentul în care i-a făcut aia lui Oprina, tu nu ți-ai dat numele. Adică pe lângă că n-ai postat nimic la tine, tu nici nu ți-ai dat numele până atunci. Eu nu mi-am dat numele până n-a început el să-mi răspundă pe Reddit. Bună, Diana! Ți-a folosit el numele? El, eu n-am folosit niciodată. Eu nu am folosit numele. Bă, pe mine ce mă mai sperie cum este un expert în tactici tip copromat. În de-astea, știi, care 15.000 de conturi, 15.000 de cartele, își pune prietenii să se dea drept altcineva, știi, adică doar să te gândești la ideea de a-i face aia lui Oprină. Asta, că i-a amenințat pe aia cu bătaia de pe cont fals, că suna de pe numere diferite. Și asta mai vreau să mai zic, cel mai funny lucru pe care l-am văzut, apropo de conturi false și de whatever, am văzut pe TikTok, man, dar era o comedie pură, niște screenshot-uri fake, în mod evident fake cu el, în care cineva îi zicea, hei, salut, Justi, vrei să mă am 12 ani sau un căcat de genul ăsta? Și el zicea, da, te rog, vreau să te dragă cu... Știi, adică un fake, știi, un fake de ăla cât să se prindă toată lumea, făcut fix ca să poată să vină să zică, ia uitați cum fake-uiesc, ia uitați cum fake-uiesc ca să mă dea jos.
Și asta mă sperie, știi, duplicitarismul ăsta constant de... Odată minți că e fake despre tine, dar pe urmă faci tu fake-uri. Dar... Nu zic că el a făcut fake-ul ăla nenorocit, dar nu știu cui ar fi folosit mai tare decât lui. Da, adevărat, eu nu m-am gândit la chestia asta, dar e o idee și asta. Așa, ce s-a mai întâmplat după aia? Că nu m-a contactat doar, nu? Până acum nu m-a contactat. Toate chestiile astea nu au fost de contactare. Tu te-ai contactat personal, da, e drept. Așa. Da, nu, deci nu m-a, mă rog, m-a contactat de pe cont fals, dar să zicem că nici aia nu se pune. Nu se pune că a sunat-o pe mama, administratorul, m-a sunat avocata, nu se pun. Dar când dă mesaj, se pune? Sau când dă mesaj anul ăsta, adică în iulie, pe 27 iulie. Ok. Ce a zis? Te implor din suflet să te oprești cu răzbunările. Deci astea sunt răzbunările. Eu nu te-am mai căutat. Deci el nu m-a căutat. N-a fost la administrator, nu m-a sunat fata aia cu o lună înainte, cu două luni înainte. Deci nu m-a căutat, da? Nu mai am nicio treabă cu tine de atâta timp. Deci el venise sub ceamul meu, de 15, cred, sau o chestie de asta. Două săptămâni mai târziu, el nu mai are nicio treabă cu mine de atâta timp, că mi-au fost publicate toate detaliile online. Radu și mulți alții distribuie filmările cu noi. La filmări se referă la chestia din februarie, care l-a determinat să se ducă la administratorul meu. Nu am parcat mașina în spate la tine cu vreun scop. A nimerit. Ca fix, după ce am vorbit cu Oprina, să apară el. Fix asta am găsit și eu adineauri, că mă uitam în comentariile de la ultimul lui video și zice cineva că ai făcut episod anul ăsta la scară, de ce nu explici? Și el zice, a, am uitat de asta. Acolo a parcat mama băiatului pe care l-ajutam cu taxa de protecție. Flagrantul era la McDonald's, iar noi ne-am întâlnit în spatele blocului. Nu avea nicio treabă cu ea. Acolo, deci în tot Bucureștiu, mama persoanei respective a parcat la mine, sub geam. Da, bă, da, ce, da, da. Ce chestie este? Are, are sens. A, uite are că sens. Și zice, stai, continuă. Deci cineva îi zice, din toate locurile, deci cineva care e și subscribe la el, din toate locurile de parcare din zona acolo, ți s-a părut că e cel mai indicat să-ți dai întâlnire? Nu mi-am dat întâlnire eu acolo, sunt vreo 3 blocuri mari, s-am venit să ne vedem în spatele Mac-ului, ea a parcat fix sub geamul fostei mele. Și el nu, n-a parcat fix sub geamul. Bă, dar cum poți să minți atât de pe față? Cu aia cine te crede? Deci copiii nu-l cred acolo în comentarii. El zice că a parcat mașina lui, deci nu înțeleg de ce distrage atenția de la mașina lui, că el zice cu gura lui. Am parcat mașina în spate la tine, nu am parcat mașina în spate la tine cu vreun scop. Aveam un caz în zona aia și atât. Deși eu l-aud în video cum explică lui ea, vino pe strada aia, în spate la ăla, pe... sunt niște blocuri înalte, vezi că eu nu știu ce chestie. Da, ai grijă cu, ai grijă cu detaliile de detaliile, genul ca să nu... Știu, da. Știu. Dar, da. Sunt foarte atentă la ce zic, pentru că știu că este monitorizat și nu vreau să spun nicio chestie neadevărată și nici să dau prea multe detalii. Cu detaliile de unde stai, la asta mă refeream, ca să da, nu... Da, identificabile. Da, exact. Da, deci da. Zis Bucureștiul, da, pentru justițiarul Bucureștiul e turnul Severin, are 3 străzi. Și ne-am nimerit pe una din alea 3, ce mare chestie. Da, în principal ăsta a fost ultimul contact. La... finalul pe 27 iulie. Deci august, septembrie, octombrie și jumătate de noiembrie. Deci 3 luni jumate în urmă. Și acum când am auzit toate astea, în toată perioada asta, bineînțeles că m-a panicat super tare și am zis ok, și eu ce fac acum? Deci el încă vine pe aici, încă face chestii de-astea de intimidare. Eu ce fac? Să mă duc la poliție? Da, dar n-a venit la ușa mea. Ce, știi? Sunt prinsă și efectiv nu știam. Zic ok, am cerut la poliție să-mi spună care e stadiu și eram așa. Și acum când am văzut fata asta că a postat, zic ok, hai să mai încerc ca a treia oară să discut despre chestia asta. Poate se întâmplă ceva. Și da, iată-ne aici. Deci, cum spuneam, nu m-a căutat decât mi-a căutat toată lumea din jurul meu, a venit la geamul meu și mi-a scris. Și m-a pus lumea să mă sune să renunț la dosar. Și conversația asta în care ți-a scris, i-ai răspuns? Cum a decurs? Eu nu i-am răspuns de 2 ani. Ok, deci nu i-ai răspuns deloc. Nu i-am mai răspuns niciodată în viața asta. Am refuzat categoric să-i mai răspund. Îmi pare rău, dar în același timp, bravo că ți-ai făcut curaj și că știu că... Știu ce vrei să zici. Da. Fix din motivul ăsta am evitat cât am putut eu de mult, toate dovezile, toate, am încercat adică să spun oamenilor, dar fără să dau prea multe dovezi, date, chestii, dar bineînțeles că nu s-au mișcat nimic.
zicea că fac chestia asta din răzbunare. Asta e narativa lui. Eu fac asta din răzbunare. Eu sunt o răzbunătoare care sunt nervoasă, nu știu, sunt supărată. Te răzbun pe el că te-a hărțuit. Cred eu că m-a înșelat. Și te răzbun deci după 2 ani. Deci eu cred că m-a înșelat, deși am văzut mesajele alea în care vorbea chestii sexuale. Deci, mă rog. Anyway, da, nu m-a înșelat. Să zicem că nu m-a înșelat. Ok, nu m-a înșelat. Da, nici nu cât de nervoasă să fiu eu pe chestia aia. Da, nici nu contează motivul pentru care v-ați despărțit, v-ați combinat, cum v-ați... Chiar nu contează. Îi contează doar ce a făcut realmente și ce e evident că a făcut. Adică mi se pare și că și asta e o metodă de asta de, știi, de distragere a subiectului, știi, în care că el încearcă, mi se pare că încearcă foarte tare să te facă să pare așa o scorpie, știi, o nenorocită care și-a bătut joc de sentimentele lui. El venea în genunchi la tine la geam, cânta serenade și tu, nenorocita, nu-i răspundeai. A zis că sunt control freak. El a zis de mine că eu sunt control freak. Dacă poți să crezi, uite pe site-ul ăsta, văzusem aici, parcă aici văzusem. Dar faptul că a ajuns la antena, faptul că a ajuns la Acces Direct, ultima janghină, ultima japiță, cât de mizerabil să fie coaie să-l ia pe ăsta, cu filmările alea, să-i dea platformă să vorbească, fără tine acolo. Da. Bine, repet, sau măcar avocata ta sau oricine, nu știu. Da, nu, mie mi-au scris, au vrut să-mi dea drept la replică, dar deja mă gândeam la cum îi cheamă Vulpița și Viorel. De evident că fix asta ieșea. Da, nu. Adică ok, noi o să vorbim cu presa, o să facem materiale ample despre el. Da, adică ești în contact cu... Da. Suntem mai multe în contact cu... Well, that's good. That's amazing. De asta vorbeam și alarteri. Că e atât de greu să vorbești, apropo, și de oprina. Știi că e atât de greu să vorbești despre asta fără să ai, știi, dovezi palpabile plus profesionalismul pe care poate să-l aibă un jurnalist. Adică noi suntem niște băieți pe internet. Nu e nicio diferență între mine, stresul sau oprina. Pentru că inevitabil lumea ajunge la verdicte. Vrei, nu vrei. Și, na. Mi se pare ireal că oamenii încă, nu știu... Îi mai găsesc scuze, că aud extrem de des, ok, bine, fie, ți-a greșit ție, dar nu-i discredita munca. Da, da. Adică, ok, ți-a greșit, adică nu munca ne pasă că ție. Munca lui bazată pe apăra femei în timp ce el hărțuiește femei zi lumină, tare muncă. Ok, bine, a băgat un bisturiu într-un om, dar nu-i la el acasă, dar nu-i acum, nu-i discredita munca de chirurg. Da, mă, dacă știa Dachmer chestia asta, s-a apucat și el să facă donații, să... prindă, nu știu, hoți. Dar mi s-a părut funny tot arcul ăsta lui în care a încercat să se ducă în Ucraina să facă content de acolo, pe urmă s-a angajat la un ONG, pe urmă și-a descoperit pasiunea cuprins de violatorii. Asta mi se pare funny, că mi se pare că toate căcaturile de care el a tras cumva ajung la descărcare de violență. Inevitabil, știi? Merg, că mai are și povestea cu protestul. Nu știu dacă ai văzut, e ceva... Știi povestea cu protestul? Aia în care o salvează pe fata aia? Da. O, Doamne, de câte ori mi-a zis... Dar vorbește despre asta în ultimele 10 minute din ultimul live. Bă! Păi, Iisus pe căruce, coaie! Bă, deci zice, bă, am salvat-o pe una, am sărit, am nu știu ce, lucru care pare a fi adevărat. Că am văzut că tipa în sine a zis că i-a salvat viața, vorbim de protestele din 2018, unde s-au dat cu gaze și au explodat grenade de gaz în picioarele oamenilor și așa mai departe. Și a povestit acum pe live, o să vă arăt mai încolo, că am sărit peste Iași, că era să îmi dau viața. Despre aia de ce nu se scrie, a? Despre faptele mele bune, de ce nu se scrie? Ia căutați pe internet numele meu și 11 august și am căutat și am găsit, ăsta e singurul, exact cum a zis el, am găsit și altele, dar exact cum a zis el să caut, am găsit un singur link care e de la Epoch Times, care e ultima mizerie de mărg, și zice așa, o relatare impresionantă primită pe adresa redacției Epoch Times de la unul dintre cititorii noștri. Măi, el și-a trimis povestea la... Bineînțeles, și acum despre chestia asta trimite. Ca să înțelegeți ce povestea este, am văzut o persoană rănită cu piciorul rupt pe jos și am sărit să o apăr. Și asta este gen povestea lui de erou, pentru că literalmente a făcut cel mai de bun simț lucru din lume, anume de a ajuta o persoană la ananghie. Și asta e povestea lui de erou, să vă arăt, e ceva... Și omul și-a trimis singur povestea la ziar cu aia, e ceva, ceva absolut. Da, pentru că e un narcisist. Da, nu mai zic nimic. Ce face Diana? Acum este foarte
rar întâlnit, pentru că în cele mai multe cazuri, după cum puteți vedea, pe lângă că te supui pericolului abuzatorului care te-a abuzat deja, te supui și la un public shaming nenorocit. Intrați pe TikTok și vedeți comentariile de la clipurile astea. Sunt numai adolescenți care zic că asta minte, că, adică tot felul de căcaturi de alea. E drept, sunt adolescenți. Cineva de la Gold FM a zis că e ceva dubios cu mine. Da, dar nu înțeleg de ce și unde, la acces direct sau de ce vorbea acolo sau ce, de unde, nu știu, mi-a transmis cineva chestia asta, că nu, ceva e dubios la mine. Și asta zic, adică primești genul ăsta, efectiv e foarte ușor să fie din nou traumatizată din simplu fapt că ești să zici cineva, chestia asta. Băi, ai hărțuit-o? Că ai zis că ai greșit, dar ai hărțuit-o că evită pa, nu, n-ai zis o secundă că am hărțuit-o, a zis am greșit, adică ai hărțuit-o? Da sau nu? Ești... Da, recunoașterea asta așa pe jumătate, minimizare, am greșit. Da. Și asta că... Și că he singled you out, că restul sunt conturi false. Da. Dar le-a spus, le-a menționat niște nume pe acolo, atât de false sunt, da. Toți oamenii din chat te încurajează și îți transmit. Doamne, când am intrat la stresul, tot auzeam, Xulescu pe Reddit te invită la chat și eram, aolo, mamă. A început calvarul. Și nu știam, eu nu știam ce mesaje am primit, vedeam doar că mă invită la chat și eram, aulă. Când am intrat, toată lumea era acolo, vai, te iubim. Eram, oh my god, nu vine să cred. Nici măcar un mesaj de rău n-am primit. Astăzi am primit singurul mesaj ever de rău pe Reddit. Că vreau atenție, asta mi-a zis, vreau atenție. Da. Eu am canal de YouTube, eu ies la acces direct, eu... Bine, uite, acum ies pe live. Vreau atenție. Corect. Guys, puteți să urmăriți pe Diana pe Instagram la hărțuitoarea justițiarului. Da. Da, toată lumea te felicitește, laudă și te iubește. Le mulțumesc mult. Mulțumesc fanilor și... Oh God, nu vine să cred că... Doar datorită vouă s-am ajuns aici. Doar datorită vouă îmi va trimite Achilles un scaun de gaming. Aolo, nu mai râd, că iar o să zică că râd și nu sunt speriat, nimic și... De ce ești rea și-l hărțuiești înapoi pe justițiară? De ce ești rea și râzi de el? Tu știi ce sentiment are el? Că ești el un suflet mic? Îmi place că efectiv numai asta, adică în conversațiile alea de ne-am uitat, nu doar cu tine, ci și cu restul persoanelor, el are condat asta. Nu știi că sunt și eu un suflet mic și că mă doare? De ce mă strângi în pumnul tău? De ce râzi și nu ești tristă? Da, efectiv, păi plângi. Nu ești traumatizată? Asta a zis la acces direct că eu am râs. Deci, na, eu n-am nimic. Nu cred că ai fi terorizat să se urce cineva pe balconul tău la 3 dimineața. Măi, dacă deschide... Da, 2 ani mai târziu mi-am mai revenit. Da, nu mai sunt atât de terorizată, nu mai sunt atât de speriată. Sunt la modul, frate, ok, mi-am asumat, am trecut de toate limitele, am publicat și dovezi, gata, nu mai dăm în judecată, sunt pregătită, n-ai nicio șansă, am toate dovezile, tu n-ai nicio dovadă, bring it on, serios, gata. Foarte bine, bravo. That's enough. Bravo, puternic, respect. Dar acum joc să ne zici dacă ai nevoie de orice tip de ajutor vreodată. Mai ales dacă, adică că mă aștept să retalieze one way or another. Retalie. N-am avocat, mi-a trimis toată lumea multe nume de avocați. Mi-a scris cineva că eu nu eram la stresul, eu nu mă uitam în chat. Ce bine ai făcut! Ai bine, nu? Nu, că m-am uitat a doua zi, zic, aolo, ce naiba am făcut, ce am vorbit. Bă, dar propsul stresul că i-a ținut în frâu, chiar i-a ținut în frâu, că erau și acolo mulți gratați care ziceau că minți, că nu știu ce, dar... De vocea mea, da. Dar până la final, mi s-a părut că s-au dat pe brazdă. Da. Păi cu cât au ascultat mai multe dovezi și au auzit chestii, Doamne, câte inimioare. Da, mulțumesc frumos. Deci dacă ai văzut conversația aia dintre persoana căreia justițiarul i-a dăruit un mousepad și pe urmă i l-a cerut înapoi când s-au despărțit? Da, fata a zis, păi nu e adevărat, el mi-a dat un mousepad, nu mi l-am împrumutat. Pot să zic că și mie mi-a făcut o chestie la fel. Deci, ce mi-a cerut înapoi? O tigaie. Shut up. No, acum cred eu că minți. Shut up. N-are cum. Dar nu că mi-a cerut tigaia. Mi-a trimis pe Revolut. Îi dau 60 de lei. Mi-a trimis cerere. Să-i dau bani dacă mi-am dat tigaia.
Te-a trimis de aia request? Da, da, da. Mai, un gift din ăla cu, că face așa, gen banii. Și a zis tigaia. Doamne Dumnezeule mare. Și după aia îmi trimitea mesaje, tot pe, că nu mai putea unde să mai îmi trimită. Îmi trimitea mesaje prin Revolut. Un leu. Îmi dădea un leu, îmi zicea ceva. După aia îmi cerea un leu, îmi zicea ceva în transferul ăla. Te rog, eu adună toate astea și agată-ne-le și nouă, că e... Am orice, asta e problema pe care nu înțelege el. Eu dacă aș fi în locul lui și aș realiza, băi, asta are toate dovezile, ok. Hai, frate, ies și zic, da, mă, da, am disperat-o, m-am dus de un trilion de ori, m-am amenințat-o, m-am speriat-o, a fost oribil. Ok, o să încerc și mă dau peste cap să nu mai fac asta altor femei și dacă ies alte femei că le-am hărțuit, then, I don't know. Deci el e foarte inteligent să gândească chestii, uite, cum mai zis tu, compromaturi, nu știu ce, chestii pe termen lung, să vină sub geamul meu, tehnici. E foarte inteligent pe chestia asta. Doar că are o problemă, el are o personalitate foarte vulcanică, se, știi, și nu-i mai pasă de planul lui. Și vă dă de gard, pune chestii, prostii. Exact ce ai zis și tu, gen, că sunt niște minciuni de-astea atât de dovedibile. Adică de-astea, de om care uită, oh, știi, face un video acum 3 luni și uită că l-a făcut și zice, nu, n-am. Aia cu oprina mi s-a părut cea mai bună, aia cu cenzurarea pedofililor. Recomandare pentru o tigaie nouă? Vă rog, donați. Restorez, dar când te dă în judecată nu facem Patreon, face. Da. Eu sunt convinsă că mă dă în judecată. Măcar acum știu care e procesul, ce și cum, ce se întâmplă. Vreau să zic mai devreme că asta, când am văzut prima oară video-ul ăla, bă, m-a luat pe mine o anxietate de-aia oribilă, de, știi, când îți sună interfonul la 12 noapte și ești, what the f***, cine vrea să... Dar de ce dracului vorbea în engleză pe balcon, aia mi s-a părut cel mai scary, sincer și mie. Acum mi se pare funny, dar prima oară când am auzit mi s-a părut cel mai scary, căcat. Deci citeam niște mail-uri astăzi, tot așa erau în engleză, dar nu dau seama, au fi fost vreo tehnică să nu să vă asociez cu el. Bine, urcatul ăla pe balcon nu cred că a fost intenționat în engleză ca să zică lumea că nu e el. Altă dată mail mi-a scris, nu mă mai blocați, doar sporiți obsesia de a vă căuta. Deci vorbea cu dumneavoastră, nu știu, avea stuff, I don't know, happening in his mind. Diana, mulțumim din suflet că ai venit. Nici acum nu plănuiam, iar s-a întâmplat. Hei, e cineva, da, uite, Fire, Sica, ok, știu pe Fire. Hai, chat, luați-vă la revedere. Diana, oricând dorește, primim cu mare drag la orice oră. Pupici, o seară superbă. Mulțumesc de inimioare, mulțumesc de fanilor. Și ne vedem pe Patreon. Da, da, da. Efectiv, m-am mai scos acum Diana din stare, că s-a văzut așa că mi-au trecut toți nervii de mai devreme. Ce jec de om, coai. Acum că ne mai aude fata, putem să-l înjurăm pe justițiar? Nu, chiar v-aș ruga să nu-l înjurați. E sigur că întotdeauna o vă duceți la el, n-are rost. Nu-i vizitați profilele, nu-i faceți engagement. E clar că o să ocupe și autoritățile mult mai aprig de toată treaba. Plus că, după cum a zis și Diana, există jurnaliști care lucrează deja pe materiale de genul, abia aștept. Acum cred că aproape un an, când am început eu să vorbesc despre el, mi-a scris pe Insta și m-a făcut în toate felurile. A doua zi aveam mesaje de la fete de 15 ani care mă întrebau ce fac și ce mai zic. Shut up, serios, doctor, ai făcut SS? Urăsc termenul copromat, pentru că este folosit exclusiv de neoliberal bășiți, dar e efectiv, e copromat de la original. 14 triliarde de conturi. Stai curios, adică ca să zic, adică după ce ai văzut toate căcaturile astea, toate mizerile astea pe care le-a făcut, toate conturile false, toate numerele de telefon, mă uit la secțiunea lui de comentarii și nu pot să cred niciun comentariu care e de acord cu el. Uite, de exemplu, Moto Crash, 100 de like-uri. Bravo, Justi! Eu te susțin în continuare, nu te lăsa, avem nevoie de oameni ca tine, coroană. Hai să vedem. 3 subscriberi. 100 de like-uri, by the way. Oare de la cine sunt like-urile alea? Nu zic acum că e el, dar efectiv am dat click pe unul random. Stay strong, justițiarul e capul sus. Hai să vedem. Jur că nu m-am uitat înainte. 3 septembrie 2022. E al doilea cont random pe care dau click și este făcut în ultimul an. Nu lua toate prostiile în seamă, ești puternic și minunat, bro, ai tot respectul meu. Hai că stai 2019, nu e atât de vechi. Da, și secțiunea lui de comentarii, ultima ce împotriva lui. Ce traturi ieftin, bă, a ajuns un prăduitor, prădător, să fie el ăla care prinde prădători. Efectiv, coi. Bă, nu e 100% că sunt false dacă sunt făcute anul ăsta, dar au fost fanii alea două care erau cele mai obviously de partea lui. Da, te iubesc, și ce dacă ai hărțuit o femeie, eu te iubesc. Erau ambele făcute în 2022. Deci cine face cont în 2022, dacă nu copii de 10 ani, cine își face cont în 2022? Pentru cine?
cine nu știe. Nu știu prin ce alăturare de forțe, dar Diana a fost aseară la Stresul pe Stream și au vorbit timp de 2 ore și a povestit mult mai în detaliu și mult mai cronologic decât aici tot ce s-a întâmplat. Diana, am întrebat-o foarte multe lucruri pentru că deja le-a zis aici în 2 ore. Dacă vreți să auziți pe larg tot ce a zis, vă las link-ul și vă duceți și vă uitați. De asemenea, justițiarul a intrat acum 2 seri la Stresul și au vorbit cei doi titani ai internetului. Hai să vedem aici. A sunat linia de sinucide asistate. Cu ce vă putem ajuta? Ați auzit cum a răspuns la telefon? A sunat linia de sinucide asistate. Cu ce vă putem ajuta? De ce stai pe întuneric, frate? Sunt la bucătărie, fumez. Ești la bucătărie, fumez. Oricum am văzut din ultimele clipuri astea de pe Reddit că îmi place să umbli pe întuneric. Aha. Sau nu erai tu în clipul ăla, minte fata asta? Nu, eu sunt în clipul ăla. Tu ești în clipul ăla și gen am înțeles că e clipul de 2 ani, nu? Da. Și pentru ăsta ai dosarul ăla? Da. Păi și tu crezi că nu e suficient? Dacă iese fata asta și își spune toată povestea, ce crezi că se întâmplă? Te iartă lumea că prins pedofilii? Ia zi. Deci, înțeleg. Cine este Alexandra lui Justițiaru? Cine e această persoană? Stați așa un pic. Când te-am înțeles mod la el, de ce vrea să intre pe strâng? Aș putea să vorbesc cu un mod de la... Sau aparent vrea Alex dacă îl iei pe el. A, să vorbesc cu Justițiaru. Prieten drag, eu nu fac anchete aici. Așteptam să vedem ce zice poliția în legătură cu ce ai făcut. Nu am de ce să vorbesc cu tine, odată pentru că nu am nevoie de ce ca Stresul, deși urmează să zic și chestia asta. Stresul chiar s-a comportat absolut frumos și cinstit cu Diana și m-am bucurat foarte tare să văd că a ascultat-o și că a fost respectuos și că a mai ținut părata ția din chat în fărul, că zburau time-out-urile acolo. Să fii sănătos în barca ta, eu doar comentez ce se întâmplă pe internet în cazul ăsta. Poți să te victimizezi că nu-ți dau dreptul la liberă exprimare, dar uite că nu vreau să-ți dau o platformă ca să te victimizezi. Cred că e mega evident pentru absolut toată lumea ce fel de acțiuni faci și ce fel de om ești. Nu ai ce căuta aici, așa ca idee. N-ai ce discuție să ai cu mine. Sau mă pândești prin fața blocului, îmi dai data, ce mai faci tu pe internet? Și dacă te victimizezi că nu sunt imparțial, mi se rupe niciodată imparțial cu un om care face tot ce ai făcut tu în clipurile respective și în acțiunile pe care le-ai făcut deja. Nu că am eu boală pe tine. Nu, se vede aici foarte clar. Nu îmi pasă cu aia. Cred că e mor de navies tot ce ai zis și ce ai făcut până acum și ce este pe internet. Te-aș întreba doar de ce singurile tale comentarii pozitive sunt de la conturi care sunt create în 2022. Da, altceva n-am ce să te întreb și n-am ce să vorbesc cu tine. Să fii în pacea ta. Da, și-a mai făcut el un fir. Și așa e lansat conspirații despre mine. O face conspirații despre mine. Eu care m-am chinuit foarte tare să nu-l bag în seamă tot pentru că îl vedeam ce fel de om e. Ăsta e de live de azi. Primisem mai devreme că vorbea Fire de mine, că fac acest demers, dar nu am luat contact cu niciun ONG. Ba da, frate, am luat contact și m-au ignorat și am zis hai să deschid ONG-ul ca să fiu o entitate și să am credibilitate. Live-ul caritabil de 20 de ore, n-am donat către ONG-uri, în special către un ONG pentru... Cum se face că n-a înțeles ce am zis, deși a fost mega evident și am mai zis-o de mai multe ori? Și își face filmul că, domne, am vorbit eu, am strâns bani. Guys, am strâns bani. Nu, ceea ce am zis, și repet, este faptul că dacă chiar voiai să ajuți în reducerea numărului de abuzuri sexuale cu minori și așa mai departe, luai calea pe care o iau deja toate ONG-urile care deja se ocupă de chestia asta și care they put in the work și they put in the work de... 10 de ani de zile, dacă chiar voiai să ajuți. Tu vrei să fii celebru și să te privească lumea drept erou. Intrăm și în chestia asta cu complexul salvatorului pe care l-are. Tu poate în capul tău crezi că vrei să ajuți, dar tu nu ajuți per se. Dar e evident, pe toate show-urile ca al tău ăsta cu prins de pedofiși la ala, nu ajută la absolut nimic, abia din contră, de multe ori face mai mult rău. Că dacă ai vrea să ajuți, ai luat legătura cu ONG-uri și ai ajuta ONG-urile respective să-și pună în aplicare planurile întocmite de oameni care chiar se pricep la chestia asta. Tu nici nu te pricep la chestia asta, nici nu colaborezi cu ONG-uri. Faptul că ai strâns 20 de euro cât ai strâns, bravo ție, felicitări. N-are absolut nicio relevanță. Efectiv, n-are nicio relevanță pentru ce faci tu. Pentru că la this point este exact ce fac și corporațiile când fac CSR. Puteți să vă imaginați că vorbește cu mine în loc de Stresul, că more or less, ce vă imaginați altceva că poate să zică? Bă, justițiare, să mor eu. Treaba e cum? Eu sunt un băiat de pe internet, vai morții mei. Du-te vorbește cu presa, tată. Că bubui articolele acum, mâine pe mine. Man, și așa nu mai pune nimeni botul. Fă ce vrei, eu ți-aș sugera să-ți iei o vacanță. Tu fă ce vrei și să vede din comentariile tale că nu mai pune nimeni botul. Și că aia care te susțin au conturi făcute din 2022. Acestea fiind zise, o zi plăcută. Un mesaj sau pentru poți să zic ce mi-ai zis și tu mie. Bă, am auzit că te cam jignesc cu oamenii ăștia pe aici. Eu n-am de unde să știu, că nu prea mă uit în chat. Asta e greșeala lor, că postează pe platforme de-astea shady. Dacă intră fata asta și povestește acum pe live, ce ai făcut tu? Cât timp ai alergat-o? Să intre? Ai mai contactat-o zilele astea? Nu. E sigur? A, deci el singur s-a împușcat în picior. Da, să intre. Bun, deci ai lăsat-o în pace. Aia de zicea că te-a cunoscut pe Tinder și aia e falsă, nu? Care? Nu m-a
Nu spun cea pe Tinder, doar fosta mea m-a cunoscut pe Tinder. A, doar Diana asta te-a adunat de pe Tinder? Da, da, da. Așa, ok. Și zicea că aici... Aia care a postat, aia care a postat, are 3 conturi acolo și o să povestesc mâine material despre ea, o să postez și-o toate dovezile dacă e nevoie ca să demonstrez că e fake. Păi și sunt fake și toate apelurile alea, 20 de apeluri, dar au dat ea screenshot-uri și toate mesajele alea? Toate alea sunt ale Dianei. Alea sunt ale... Vezi că nu sunt ale Dianei toate. Sunt câteva, cum sunt... El se preface, el încearcă să-l gaslightuiască pe ăsta. El se preface că el n-a scanat tot thread-ul ăla de la primul până la ultimul comentariu. Deși a dat seama că are aia 3 conturi false. Nu, 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 vezi că mesajele alea doar ale Dianei. Nei, dar câteva sunt de la alte persoane. Sunt 3 dosarele diferite, făci. Așa, nea. A, uite, uite aia cred că a zis că te-a adunat pe Tinder. Nu, Nea era vecina mea. Așa, Nea era vecina ta, da. Aia de lu asta i-a lăsat padul, de ți-a lăsat padul la ușă, ce pad? Ce pad era? De la cine era padul? Padul la ușă. Cum ești cu coelul ăia, mouse pe după că mergi de viață. Bun, deci ai lăsat un QCK și după ai găsit pretesă, așa, bun. Nu era cadou, cum zice, ai l-am dat și... A, l-ai împrumutat doar. Da. Ok, bun. Și... Deci asta este, asta e vecina ta și gen tu ai fost cu ea și i-ai împrumutat un pat, nu? Da. Și după ce a zis ea că nu mai vrea să fie cu tine, de ce o mai, uite, și fata aia a postat foarte multe screenshot-uri. A postat screenshot-uri și apeluri și a postat și ea. Ale mele sunt ale mele. I-am dat doar niște mesaje, am vorbit o zi, dar uite mesajele astea în acea zi, 27 martie sau ceva. Și era o discuție, adică în ziua aia ne certasem. E o discuție între doi oameni care s-au certat. N-a hărțuit-o nimeni, n-a căutat-o nimeni, n-a mers nimeni după ea. N-a acționat-o nimeni 200 de ori. Singura mea greșeală în viața asta, scuze că pres multe notificări, a fost cu Diana și am recunoscut-o. Da, tata, aia a fost singura. Noi n-am văzut restul de mesaje, conversații și telefoane unul după altul, 20 de apeluri în 20 de minute. Păi stai așa puțin, Nendea, asta n-a fost o greșeală? Cum a fost? Ăla de s-a dat la gagică ta, da? Le pin page ăsta. Îl știi, da? Ăla de zi, ai zis că s-a dat la una de a fost cu tine și ai sunat la el la muncă. Nici la ăsta nu i-ai sunat la el la muncă, ha? Ba da. Păi și ce treabă ai să suni omului cu el la muncă? Să ce, să-i zici că se dă la gagică sa? Ah, și recunoscut asta. Eu n-am văzut asta. Am văzut doar pe TikTok niște faze. Deoarece cum funcționează asta? Bună ziua. Bună ziua. Aveți un angajat, să-l concediați. De ce? S-a dat la gagică mea. Bun, deci erați pe un grup de Facebook și ăsta s-a dat la gagică ta. Și ce treabă are cu ce s-a întâmplat pe grupul de Facebook de trebuie să suni tu la el la muncă să le zici colegilor lor? Diana ne zice a sunat și la o fostă la muncă să o dea afară? Nu, baza cu ăsta e că a fost foarte drag, a fi tovarășul meu. Ce a fost? Se dădea la fata care eram. Era tovarășul meu. Așa, și se dădea la fata care erai. La fata aia, pe la spatele meu, adică mi s-a părut foarte grea și acolo i-am certat. Și după aia a început cu înjurăturile sau de tata, care e mort. Și am venit că m-am enervat și am spus că o să reacționez violent. De acolo a tot continuat, adică face chestiile astea de 2 ani în continuu. Eu am să ne întâlnim să discutăm ca între bărbați. Hai, cum pot să discut cu unul care mă tot înjură și mă tot amenință? Și el a refuzat să se întâlnească cu tine să discutați între bărbați? Și tu i-ai sunat la el la muncă acolo, încercând să-l sabotezi, nu? Așa, mă rog, să-i sabotezi, să-i răspunzi cu aceea. N-a vrut să ne batem, o să-l dau afară de la muncă. Aceeași monedă, că și el a vrut să-ți saboteze relația, tu ai încercat să-i sabotezi jobul, nu? Absolut, da. Bun, ok. Doamne Dumnezeule mare, coaie. Doamne Dumnezeule mare. Vreau să fie studiat profilul psihologic al lui Stresu, care a reușit să stea mai calm acum vorbind cu ratatul ăsta decât atunci când nu i-a dat unul flash pe mid. Nu mă cunoști prea bine, cum, nici eu nu te cunosc prea bine. Dar nu mă cunoști foarte bine, n-ai spus ieri pe la cum mă știi că sunt antipatic, că de tu nu ești antipatic, efectiv ai fost un om de nimic cu mine de la bună început, fără să mă cunoști. Păi ce-s fără să te cunosc, că vorbim? Ce-mi place, același lucru probabil l-ar zis și despre mine, că și eu am zis când s-a lansat prima oară, ne-a luat în vizor, că știi că am zis că e dubios că face chestia asta și că nu e ok. Frățiorul meu, văd prin tine, prin ce content încerci să faci. Asta e un content de condamnat. Da, ești un medium tu, ok. Nu sunt niciun medium. Mai fac niște educated guesses. Uite, astea sunt mesajele. Zim doar dacă te-a amenințat cineva cu ceva. Întreb la modul serios, te rog frumos. Nu și te rog... Aici deci... Adina, prietena mea. Asta e MDA? Asta e MDA? Nu de aia? Nu știu contul. Deci asta... Asta este de o chestie de acum... Bă, da, adică doar asta, men. Doar ideea asta. Te rog să nu mai scrii sau să mă sun vreodată. Pentru mine nu mai există o viață minunată, pa. Cine mai scrie ceva după chestia asta? Adică pot să înțeleg. Ai avut o relație toxică, ai avut o întâmplare. Men, dar în toate conversațiile, persoanele alea îi zic nu o mai căuta, nu mai nu știu ce. Și el continuă cu gaslighting-ul ăsta nenorocit. Să ascultăm ambele tabere. Prieten drag, nu suntem la sala de judecată. Poate mai sunt oameni aici care nu înțeleg. Nu suntem la sala de judecată. Pentru mine personal, care nu sunt vreun judecător, sunt de ajuns dovezile pe care le-am văzut. Atât cele video, cât și ce ne-a povestit Diana, cât și restul poveștilor care se corelează. Eu n-am nevoie să aud tabăra hărțuirii. Hai să ascultăm și hărțuitorul, să vedem
ce are de zis. Mi se rupe. Pentru mine, un video din toate alea erau de ajuns. Faptul că el a încercat să mușamalizeze atât de tare videourile alea este mai mult decât de ajuns. În contextul în care ăsta zicea în 2020, în 2021, în 2022, bă nene, s-a întâmplat faza asta cu fata asta, am fost ultimul nenorocit, mi-au făcut aia dosar penal, m-am învățat, minte așa. Dacă ăsta era contextul, înțelegeam. El a încercat să mușamalizeze timp de 2 ani toate chestiile astea, ajungând până la face farse c***ul ăla, să-i trimită client fals ca să le decredibilizeze pe fetele alea. Nivelul. Nu pare că a avut vreo remușcare, nu pare că a avut vreo înțelegere față de femeile alea care le-a făcut ce le-a făcut. Ba din contră, el face conspirații, zice că e aranjat. Asta a zis, mi-a plăcut foarte mult, că a zis că e gândită, că e linșat. Mai multe femei ies să zică că le-ai hărțuit și el e linșat. Femeile arată cu dovezi că au fost hărțuite și el e linșat de dovezile alea. N-ai ce vorbi cu un asemenea om, pentru că e clar că nu caută discuție, caută să se apere. Văd că tot îi scria, deci mi-a trimis, văd o listă aici cu 20 de apeluri într-o zi, cu blocat și toate cele, și văd aici niște SMS-uri, zici, doar dacă te-a amenințat cineva, cred că de pe Facebook sunt. Și fata tot îți zice, te rog să nu mai înscrii și să nu mai sun, să nu mă mai suni. Uite-te pe live dacă vrei, că gen, și îți scrie aici, nu te mai victimiza, nu e vina mea că restul, îți dau, și se prind cu mine și îți dau cu jet. Asta e aia de te-ai acuzat că ai înșelat-o, nu e aia, nu? Chiar ți-aș fi crezut vrăjelile și aș fi făcut multe pentru tine și ei mă mi continuă proiectul și lasă-mă în pace. Deci asta a fost prietena ta după ce ai început să fii justițiar. Uite, no, și îi zice aici. De 12 ani. A, e de 12 ani? Ce umplutură? Nu mai bine îmi băteam eu joc de tine și era mai simplu? Ce vrei să zici cu treaba asta? Nu vreau să vorbesc despre asta, nu vreau să vorbesc despre asta, că e... A, despre asta nu! Când vine vorba de chestii care hintuiesc, care bat înspre o amenințare, nu e o amenințare, dar bat înspre o amenințare, acum nu mai vorbim despre asta. Next question, da. Deja s-a adunat Diana, deja s-a adunat Adina asta și deja s-a adunat ND asta. Deja sunt trei, zânul meu. Ce s-a adunat? Ce s-a adunat? Ai niște mesaje acolo în care întreb o persoană dacă a pățit ceva că nu mai răspunde. Ce s-a adunat? Păi nu prea, că văd că îi zici că puteam să... Ce s-a adunat? Că fix la cine am uitat s-a uitat și stresul. Ce mai căcat? Așa, da, bine. M-am uicat la aia pe balcon. Da, bine, ok, bine, așa. Și ce altceva? Așa, da, bine, ok. Le-am scris la toate obsesiv după ce mi-au zis să le las în pace. Da, așa, ok, și ce? Profit de tine, numai bine profitam de tine, văd că faci șantaj emoțional cu ea din ce văd aici. Ok, dacă vrei să fii psihopat, atunci fii psihopată. Vezi, uite și mesaje pe WhatsApp. Dacă ai avea toată conversația, fi ok. Păi fă... Dacă ai avea tot, ce contează toată conversația? Ce putea să fie înainte? N-avea ce să fie înainte. Și dacă era orice altceva înainte, tot nu se justifică genul ăsta de comportament. Publică, frate, toate conversația, să tragem noi concluzia. De ce nu faceți publică conversația între... N-a făcut-o, by the way. Din ce ne-am uitat noi, nu pare că sunt aceleași conversații. Știți că am căutat un screenshot în video-ul lui și nu exista? Da, man, da, e scos din context săracul de el. Uite ce scrie aici. Draga mea prietenă psihopate, îmi pare... Rău dacă ai suferit și nu am vrut să fiu cu tine. Consider că acest aspect nu este un motiv să fii ultima m***ă cu mine. Acum e mesajul ăsta de la cine? Pentru cine? Da, dar n-ai context, aia e problema. Și puneți-l să se viralizeze, să vadă toată lumea. A recunoscut a doua hărțuire verbală. Aia e hărțuire. Aoleo. Asta nu e hărțuire? Dar ce p***a e asta cu ea dacă nu e hărțuire? O persoană care ți-a dat bloc, care ți-a ies să nu-i mai scrii care era ala. Coaie, tu singur cu gura ta zici, în fiecare an îmi dai bloc, apoi repari. Caută ce înseamnă hărțuire. De fapt, cred că știi cu dosarul la penal, dar uite și caută ce înseamnă hărțuire, tata. Pune-mi ce ți-am făcut și nu te mai caut. Și negociezi condițiile de a opri hărțuirea. Certurile între oameni sunt toate hărțuire. Certurile între oameni, îl vorbiște singur, în p***. Asta și m-a hărțuit și acolo, nu? Da, e o hărțuire reciprocă din ce văd, da. Nu, nu e deloc o hărțuire reciprocă. E o reacție la hărțuire. Vezi-te și tu cu aia. Deci pare că și-a luat un număr nou de telefon și îi scrie din nou. Atenție, 4 noiembrie. Acum, luna asta, atenție. Și persoana îi zice, încetează sau mă duc la poliție. Înțelege să mă lași în pace. Nu mă mai interesează existența ta. Minți și când dormi, lasă-mă de tot în pace. Pa. Bun, dați-mi cu nădea asta. Ce? Hai de prins ce fac. Ce să facă? Unul e inginer, alta are probleme de sănătate și îi dau câte 50 de milioane pe săptămână. Tu? De ce are probleme de sănătate? Care are probleme cu depresia asta de care tu te folosești să empatizeze lumea cu tine? Chiar a avut depresie și ia pumnul de pastile și toate cele. Și de asta o ajut. Adică are probleme reale, înțelegi? În opinia mea e clar că justițiarul a greșit, dar nu știu câte din conversațiile alea sunt legit. Ăștia sunt adolescenții care îl urmăresc. Efectiv, e mentalitatea de adolescent. Și ok, e ok să gândești așa când ești un adolescent. Dacă vrei să gândești puțin mai critic, poți să observi că una dintre povești este 100% adevărată, anume cea a Dianei, care este dovedibilă, și pe urmă poți să te duci să corelezi, să vezi dacă au sens restul conversațiilor. Pentru că toate sunt la fel. Toate sunt scrise la fel, vorbi
vorbite la fel și așa mai departe. Plus că n-a zis până acum că e vreo conversație falsă însuși omul pe care îl aperi. 15 secunde că am distimie, care este o depresie light, adică nu prea am cum să ajung. Deci tu ai depresie light? Se cheamă distimie. Deci numai că te folosești de subiectul ăsta mi se pare subuman, bro. Că te da, și mie mi se pare tot subuman, dragă Batman. Vorbești atât despre problemele tale mentale ca scuză pentru hărțuirea pe care le-ai făcut-o femeilor lor. Și mie mi se pare subuman. Ești 100% entitled să trăiești în această lume cu o boală psihică. De faptul că te folosești de chestia asta constant ca o scuză pentru ce le-ai făcut femeilor lor este absolut mizerabil. Să empatizeze lumea cu tine că ai depresie live, de asta zic, să nu mai ai depresie la mișto, Coaie, că e jignitor pentru oamenii care chiar sunt bolnavi, ești nebun? Coaie, stresul PC, în ce realitate trăim? E același om care zicea acum jumătate de an că oamenii gay sunt bolnavi psihic. Probabil încă crede asta, dar mi se pare incredibil cum este atât de woke pe aceste subiecte. Fii prost stresului, acceptă că ești prost acum, nu e depresia la mișto, este o chestie serioasă. Ce concern trolling. Și să le pozezi, să le vinzi pozele pe Patreon? Du-te, nu vă nici o poză pe Patreon, asta e un căcat. Deci mănâncă căcat oprina ăla, nu? Bă, frate, eu am avut Patreon dinainte. Nu vrea să zică, nu, vedeți că nu zice niciodată da sau nu? Nu, el nu vrea să zică, ci că e un căcat. El singur recunoscând că a făcut chestia asta. Pozele erau și pe Instagram gratis, doar că le uploadam și acolo să fie și acolo. Păi da, dar zicea că acolo le uploadai necenzurate. Și au fost câțiva martori. Uită-te pe Instagram, mă, că sunt aceleași poze. Zicea necenzurate că le-a ablat aia. Măi, evită subiectul, el se face că nu înțelege ce zice stresul. Și pe Instagram da. Tot necenzurate le aveai? Da. Deci tu alergai pedofil pe stradă și le puneai poze și le încărcai și pe Instagram și pe Patreon? Păi și cum se pare că le vinzi tu pozele oamenilor? Dar nu le vând. Bun, unele le dai, că le distribui gratis. Vezi că nu știu. Băi, și dacă nu le vindeai cu aia, cât de bolnav poți să fii să postezi fețele oamenilor ălora? Au fost atâtea cazuri în care oamenii au fost omorâți. Că se pot întâmpla atâtea. Cât de bolnav trebuie să fii să le pui fețele ălora? Așa ca idee. Atenție! Oameni care n-au făcut nimic ilegal. Să ne înțelegem. Probabil că sunt ultimii oameni care ar face chestii ilegale. Numai că n-avem de unde să știm. Pentru că n-au făcut nimic ilegal, din păcate. Ar fi fost frumos să fie un flagrant organizat și să la. Da, nu, e un băiat care s-a dat fată și le-a zis sunt minoră, hai să mă f***. Și i-au zis ok, hai că vin să te f***. Și le dai fețele pe internet să ducă lumea după ei să îi omoare cu ei. Nu știu că e legal să uploadezi tu pozele oamenilor fără acordul lor? Stai niște că nu li se vedea fața, cine știe ce. Mai era pe noapte, mai erau blugate, adică nu i-au făcut de casă. Acum erau blugate. Ok. Mă, Coaie, cât minte, mă, piși pe mine. Stai curios ce justiție o să-mi aplice mie, lui stresul. Stai curios în ce tip de justiție o să-mi aplice. Pariul meu e că ori ne trezim cu el și cu gașca lui de acolis pe undeva, ori faza e că la noi n-are cum să ne dea afară de la muncă, n-are unde să dea mail-uri. Poate ne hărțuiește apropiații, cine poate ști? Poate, nu știu, apar conversații cu noi fiind pedofili, cine poate ști? Ce să mai întrebăm, mâncați? Bun, întreabă-mă tu pe mine, frate, întreabă-mă. Stai, vezi că e microfonie, nu știu ce se întâmplă. Te sună cineva? Nu mai mișca telefonul. Să închei acest apel. Sper că te-ai distrat și ai mai făcut content și în seara. Bro. N-a răspuns la absolut nimic și închide acest apel, Coaie. Ia zi, vrei să ne mai întâlnim față în față, să discutăm bărbătește? Da, nu, stai mult, noi doi să ne întâlnim, pentru că ești unul pe care vreau să-l cunosc. Chiar îmi place de tine și ok. Hai că am zis bine. Ești că noi o să ne întâlnim. Eu nu vreau să te cunosc, frate, o să fug de tine, frate. Dar nu vreau și atâta timp cât îți place să vorbești despre ce înseamnă amenințările astea, Val? Coaie, el amenință. Allegedly. De asta vrea să intre pe live. De asta vrea să intre pe live. Să ne intimideze ce altceva. Bă, nene, ia-ți o vacanță. Să nu faci ceva ce nu vrei, ce o să regrezi după. Pare că ești în punctul în care e posibil să faci ceva ce o să regrezi foarte tare. Du-te, ia-ți o vacanță, tată. Nu mă ameninți cu nimic? Ce pot să-ți fac? Pe 2022 ce pot să-ți fac? Nu pot să... Ce Caterin care e sclavă pe el să nebunesc. O să-ți fac, frate, vreau doar să ne vedem. Măi, efectiv e gaslighting de la de proști. Hai să ne vedem, de ce? Așa ce vrei să-mi faci? Nimica, ce aș putea să-ți fac? Dar hai totuși să ne vedem. Nu înțeleg, dacă nu vrei să-mi faci nimica, de ce să ne vedem? Măi, așa vreau să te cunosc și eu. Nu, mie nu-mi e frică, frate, nu-mi e frică. Dar eu sunt mai greu de găsit, frate, sunt mai greu de găsit. Te găsește. Păi nu, dacă sunt mai greu de găsit în locuri publice, dacă vrei să vii să mă găsești, acasă mă găsești 24 din 24. Fă rost de adresă și vino, frate, vino și cunoaște-mă, frate. Nu beau bere cu hărțuitori și agresori de femei. Am înțeles, nici eu cu... Misogin, nu? Da, păi și care e mai misogin, ăla care hărțuiește femeile sau care le face în glumă mașini de spălat? Care a greșit și a căutat ajutorul și încearcă să-și repare greșeala, cred că e mai ok decât... Eu zic că nu e ok să faci... Și faceți platforma de copii ca să promoveze păcănele, care doar caută ceartă, care efectiv este... Disliked efectiv de toți youtuberii. Eu sunt disliked. În legătură cu misoginismul, stresul, da, poți fi de acord.
Bă, da, e fix, bă, să mor eu. Trebuie să-mi toată chestia. Asta este definiția virtue signaling-ului. Absolut amazing. Deci, despre justițiarul, zice Diana, Diana cu care am vorbit mai devreme. Leșin a zis la acces direct că îmi bătea sub balcon, sub, că bătea în ciment de 30 de centimetri și că se auzea așa absolut ireal, că era o construcție mică pe care s-a urcat ușor, că era înalt, construcție de 2 metri. Îți vă pun asta din live-ul de azi. Știi ce-mi place? Că au găsit povestea asta rea din viața mea, dar povestea din 2018 când am salvat două femei din piață de la 10 august de... Au început jandarmii să arunce cu prostii și era o fată, de mi-a rămas prietenă bună. Era o fată cu picior rupt și cu arsuri de gradul 2 și am luat-o în brațe și am fugit cu ea. Până mi-au dat jandarmii cu spray în ochi, am căzut la pământ, m-am pus peste ea ca să nu o omoare pe ea, să mă omoare pe mine. Povestea aia nu iese, știi? Și eu nu... Cred că... De ce a ieșit? De ce a ieșit? De ce vrei să te lauzi cu faptul că ai ajutat un om care avea nevoie de ajutor? Cum ar arăta dacă ar ieși? Pare că ai ieșit. Te-ai trimis tu singur povestea la Epoch Times. Am dat seama că te-ai trimis la mai multe, dar numai Epoch Times a publicat-o. O relatare impresionantă primită pe adresa redacției Epoch Times de la unul dintre cititorii noștri. Ai trimis tu cu mâna ta. Uite, ai ieșit. Bravo, I guess. Ai ajutat un om care avea nevoie de ajutor. Ce vrei exact să se întâmple că ai făcut chestia asta? Așa ca idee, cam ce vrei să se întâmple? Vrei cheia orașului? Vrei să uităm de femeile astea pe care le-ai hărțuit pentru că ai ajutat o altă femeie acum 4 ani sau? Ce legătură are? Cum flexezi cu faptul că ai ajutat o femeie care și-a rupt piciorul și i-a explodat o grenadă în talpă? Cum flexezi cu chestia asta? Nu zice nimeni să nu o zici. Bravo ție că ai făcut-o. Ce legătură are în cazul ăsta? De ce vrei să flexezi cu chestia asta? Și adică, apropo de ăsta, de sindromul salvatorului, de... Yo, I did it, am salvat. Lăudați-mă, spuneți-mi, Doamne, ce salvator ești. Cum le rezolvi tu pe toate, justii. Ar trebui să încep să mă laud cu faptele mele, știi? Da, în 2018 am salvat două femei în Piața Victoriei. Pentru că sunt un om bun. Omule, cred că dacă trebuie să urli în mașină că ești un om bun, cred eu că e probabil să te înșeli. Dacă oamenii nu știu deja că ești un om bun prin acțiunile și vorbele tale, dacă trebuie să le comunici tu că ești un om bun, s-ar putea să nu fii un om bun. Doar așa ca idee. Eu tot am impresia că tipul era pe autobază și utopia în vremurile lor de glorie, mi se tot pare cunoscute fața lui și numele. Absolut same. Absolut same, dar nu mai țin minte. Am memoria ștearsă din perioada aia. Așa că știrile... Mai luați și chestiile bune, nu doar să distrugeți un om pentru că a prins oamenii pe care voi nu voia să-i prindă. El prinde oamenii pe care noi sau știrile sau ambii nu voiam să-i prindă. Că știrile sau eu apărăm pedofilii. Ne e frică de justițiarul că prinde prea mulți pedofili cu aia. Pedofilii sunt prietenii noștri. Noi suntem pedofili la rândul nostru. Ca asta zic. E foarte bun la chestia asta, la aceste, știi, mici nuanțe care schimbi percepția cuiva despre ceva. A prins oamenii pe care voi nu voia să-i prindă. Ce oameni nu voia presa sau eu sau... Ce oameni exact? Actorașul anonim de la ProTV? Cine exact? Romanian Final Boss? Cine? De ce un detalie? De ce nu ne spui conspirația până la capăt? Nu că sunt paranoic, dar a fost gândită treaba asta și din păcate fosta mea iubită a picat în plasa asta. Adică Diana, persoana hărțuită, dovedibil, a picat în plasa ocultei mondiale care a gândit cum să-l canceleze pe justițiarul din Berceni. Justițiarul din Berceni fiind un om foarte important, la fel ca George Buhnici sau alți influenceri, el e un om foarte important pe care lumea vrea să-l canceleze. A devenit uncomfortable pentru the deep state, pentru oculta mondială, pentru Anunnaki. A fost gândită cu aia. Asta este scuza lui pentru tot ce a ieșit pe internet zilele astea la adresa lui. A fost gândită. Oare ne va zice vreodată de cine a fost gândită sau... Așa, deci Marianeho zice despre justițiarul, e persoana care a zis mai devreme că l-a cunoscut și că cum vorbea despre fostele lui. M-a reconectat pe Facebook ianuarie 2021, după ce a observat el că mai nou sunt prietenă pe Facebook cu o fostă de ale lui, i-am dat numărul meu să mă sune că efectiv nu înțelegeam ce vrea. Ideea este că stocărea cumva, nu știu cum, niște grupuri de gagici pe care eram și eu. Da, 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 alea, ce zicea Diana ieri la stresul. Grupul ăla de gagici unde vorbesc gagicile între ele cu cine să nu iasă la date. Unde avea ăsta făcut thread și ziceau femei despre el că e ultimul dubios. Și el încerca să se infiltreze, după spusele Dianei, el încerca să se infiltreze în grupul ăla. Iată că ne mai confirmă cineva exact același lucru. Și voia să știe dacă sunt postări despre el, pentru că există o nebună care inclusiv a încercat să mă violeze și care postează despre mine în mod mincinos că am hărțuit-o. Dă screenshot-uri. Apropo, fata în cauză despre care vorbeam nu se afla printre fetele care au mărturisit so far, ceea ce mă face să mă îngrijorez câte victime există de fapt. Puteți să înjurați, o să blochez pe cei care mă înjură sau... Na, o să încep să blochez astea. Pentru că eu nu fac asta pentru toată lumea. Eu fac asta pentru comunitatea care vrea să urmărească demersul. Și toți care mă vor denigra,
poate la un moment dat o să îmi caut dreptatea în instanță, pentru că... Denigrarea, oamenii care zic, hei, acest om este un hărțuitor, uitați dovezile asupra faptului că este un hărțuitor. Aia e denigrarea, dă în judecată. I-am mai povestit că am fost dat în judecată pe exact un caz asemănător, am câștigat în prima instanță, abia aștept, am acumulat la experiență în ultimii ani de cât s-a trăgânat procesul ăla. Diana zice, adică pe mine e intimidare să nu mai zic nimic. Evident, e intimidare pentru toată lumea, nu cred că doar pentru tine. Cred că se referă și la stresul și la mine și desigur mai ales la victimele care încă n-au zis nimica, ca să nu e așa. Sigur e că nu o să zică nimica. Nu înțeleg cum își construiește toată cariera online luptându-se fix cu oamenii ca el, adică nu se așteaptă să se prindă lumea de trecutul lui atunci când devenea suficient de mare ca influencer. Tipologii de oameni care nu se gândesc la chestiile astea. Exact lucru pe care zicea și Diana, că el nu se prea gândea când mințea. Sau poate și-a asumat-o de la început și știa că la un moment dat se termină și a făcut și el un ban și aia e. Dar nu cred că e cazul. Adică cred că efectiv nu s-a gândit. A crezut că femeile alea sunt destul de intimidate încât să nu vorbească niciodată. El probabil în mintea lui probabil nici nu realiza the extent la care ajunsese de le hărțuia pale. Am screenshot-uri parțiale, din păcate, pentru că am vorbit la telefon, nu înscris, am doar un audio în care zic că nu vreau să fac ce mi-a zis el să fac, mesaj cred după asta pe care l-ai citit acum. Fă screenshot-uri, înregistrează să nu-și dea în send la ele. Nu de alta. Atenție, dacă mai este cineva care a avut contact cu el de tipul ăsta, faceți screenshot-uri, adunați tot ce aveți nevoie, țineți-le deoparte, nu trebuie să mi le trimiteți mie sau la ziare sau whatever, țineți-le deoparte, pentru că dacă o se apuce să dea în judecată, o să le ajute foarte mult pe oamenii care sunt dați în judecată, mai ales pe fete, să se poată dovedi comportamentul. Cred că este ultra dovedibil, dar dacă aveți, puneți-le deoparte, pentru că în momentul în care o să fie nevoie de martori, o să fie foarte mare nevoie de genul ăsta de interacțiuni. Ce poți spune despre articolul lui Marian Godină? Godină și după articol mi-a scris și îmi dădea sfatul să stau liniștit. I-am trimis dovezile lui Godină cu tot, dar sunt sigur că n-o să dea acum un reply, adică n-o să... Ce? Dovezi la ce? Dovezi la ce, coaie? Dovezi la ce? Că nu i-ai bătut lui aia în geam? Că nu... Dovezi la ce? Așa că ce mai contează? Sunt sigur că în sinea lui și-a dat seama. Doamne, ce vrăjeală, man! Iar faza aia cu războiul, că fur curent, nu, chiar era serioasă. Eu chiar vreau să plec la război în Ucraina și l-am întrebat serios și am început să-mi cumpăr echipament. Chiar mi-a cumpăr... Și de cine mi-ai plecat, man? Dacă era atât de serios și nu era ca să faci content. Și apoi am primit refuzul de la ambasadă, că nu aveam pregătirea... Da. S-au dus americani pe front în Ucraina, dar n-ai putut din România. Da, s-a dus Cezar Ionașcu, dar nu te-au lăsat pe tine. La un ONG pentru femeile ucrainiene. 3 luni de zile în care, zi de zi, făceam voluntariat acolo. Bravo! Bravo, ție, omule! Ești un erou! Ce legătură are activitatea de 3 luni la ONG-ul respectiv cu ce le-ai făcut femeilor lor? Puteai să inventezi vaccinul pentru cancer, puteai să mergi pe apă, puteai să faci absolut orice. Absolut nimica nu scuză și nu poate să distragă atenția de la ce ai făcut cu adevărat femeilor lor. În capul tău, gen faptul că ai făcut o faptă bună, anulează o faptă rea sau cum funcționează? Ce să știi, măi, Godina? Ai văzut că e dosar penal cu aia, ce să știe ăla? Du-te la procuror, tată, când o fi. Domnule procuror, de faptele mele bune, de ce nu se vorbește deloc în procesul ăsta, a? Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Asta este povestea justițiarului de Berceni, Alexandru Constandachi. Cu bune, cu rele, eu o să continui demersul, deci nu o să mă oprească hate-ul ăsta. Vreau doar să vă spun că stresul a incitat la ură și prietena mea și... Sursa? Eu personal n-am văzut, m-am uitat la vreo 3 ore din live-ul ăla. Sute de înjurături, da? Deci tot vorbim de stresul care ia partea femeilor hărțuite. Stresul a incitat la ură, i-a dat Instagram-ul și adresa colegei mele Eli și a primit sute de mesaje. I-a dat stresul datele personale colegei Eli, i-a dat Instagram-ul, ok, și a zis să îi facă ceva sau... Nu a zis nimic, doar a găsit-o. A dat cineva pe live Instagram-ul fetei nimic mai mult. Dar nu înțeleg de ce ar fi dat Instagram-ul fetei alea acum. Dar dacă doar asta a făcut, în mod evident nu e instigare la ură, dar n-ar fi trebuit să facă asta oricum. Indiferent de ce zici, când ai beef cu cineva și pe urmă dai Instagram, e normal că o să se ducă 1, 2, 3, 5 gata să-l înjure. Pe Vicențiu, voi acum știți, v-am postat episodul. Adică dacă făceam vreun acord cu el, vreun ceva, nu mai postam episod de niciun fel sau postam doar... Băi, zici că vorbește că niște copii care sunt proști. Deci contextul este că ăsta i-a făcut flagrantul pe care îl face de obicei lui Romanian Final Boss. Romanian Final Boss, din câte am înțeles, sper să nu mă înșel, a trimis un dick pic unei fete de 15 ani sau whatever, pe urmă s-a dus să se întâlnească cu ea.
Exact ca în toate cazurile clasice ale ăstuia. Păi și cumva acum, știi, a făcut flagrantul, ia toate cele. Romanian Final Boss a făcut mare scandal și pe stories și s-a dus la Cipi Rău la podcast să ia morți în p***a. Bă, și cumva, nu se știe cum, deci ăsta e video în care îi face flagrantul p***a, îi acoperă fața toate cele, bă, și cumva, nu se știe cum, au devenit prieteni cu aia. Denigrăm persoane sau să le facem rău în mod voit. Pe Vicențiu am avut ocazia să-l cunosc, să vorbesc mai mult cu el și... Am avut ocazia să-l cunosc. Să realiz... Dar părinți tu, men, pe aia de împingeai, pe aia de sechestrai. De ce n-ai avut ocazia să-i cunoști pe aia? Când l-ai închis pe omul ăla în casă, pe ăla de ce n-ai avut ocazia să-l cunoști? Zic că nu reprezintă un pericol pentru minore și chiar a fost o greșeală din partea lui. Asta este părerea mea personală și... Ăsta a făcut ceea ce fac toți oamenii pe care îi prinde justițiarul, același lucru identic, și părerea lui personală este că el n-a făcut nimic greșit cu ei. Nu vreau să speculez de ce, adică, na. Mă gândesc că dacă se încordează omul meu un pic, puteți să vă explicați de ce asta odată. A doua oară, na, poate să fie pe fond monetar sau, desigur, poate să fie pe clout, efectiv. Pentru că, na, una e să te iei de o vedetă, alta e să te iei de vreun om cu probleme psihice de la ai prins pe marginea drumului. Spre deosebire de alte persoane publice pe care le-am prins, știți foarte bine la cine mă refer, nu am primit absolut niciun mesaj, niciun e-mail despre Vicențiu, cum că ar mai fi făcut astfel de lucruri sau ar fi îndrăznit să facă astfel de lucruri. Drept urmare, pot să spun cu certitudine... Măi, e meme aia cu dai pistolul la cap în celălalt TikTok. Știi, TikTok-ul cu ei și poi mai e un TikTok tăiat de aici cu pistolul la cap. Cu certitudine că omul chiar a greșit și pentru asta sunt sigur că îi pare rău. Vicențiu, mulțumesc frumos că ai venit. Salut, Alex. Salut. Omul vostru cu aia. Atenție, explicația pentru care a devenit prieten cu ăsta. Nu, aveți episodul în care am discutat ce am discutat la fața locului, aveți toată conversația și, în opinia mea, nu cred că este prădător. Din motivul, îl aștepta prietenul lui, când i-a scris pe WhatsApp ăla era gen what the fuck, cum adică să rămâi cu minora de 15 ani? Și bă, frate, nu este cel mai inteligent personaj Romanian Final Boss. Vă spun sigur, este foarte credul, e foarte naiv. Că voi înțelegeți? Deci, spre deosebire de restul oamenilor care sunt vinovați și merită chinuiți acolo pe loc și umiliți și pus să le pune fețele pe Patreon, Romanian Final Boss e nevinovat pentru că e prost. Asta zice omul meu cu aia. E nevinovat pentru că e prost. Vezi, poate să întoarce la după tine cu aia și aude că l-ai făcut prost. E nevinovat pentru că e gen prost. Alea nu erau cuvintele lui. Bă, voi înțelegeți nivelul despre despre omul ăsta vorbim cu aia. Nu e vina lui că e prost. El a trimis un dick pic la o presupusă fată de 15 ani că n-a prea înțeles el contextul, aia e faza. Că altfel nu lăsam așa să treacă. Nu prea să-mi vă rotițele. Ce mai voiam să mai zic? Știu că m-am întins foarte tare, dar aș vrea să vorbesc puțin despre tot conceptul ăsta. Mi s-a părut foarte revealing scrisoarea asta pe care și-a trimis-o singur la post, în care povestește practic cum a salvat-o, vezi, Doamne, pe fata aia, Doamne ajută, toate cele bune. Văd o tânără ce iese exact de lângă explozie, tărându-se și urlând de durere. O iau în brațe și stric după ajutor cât pot de tare. Jandarmii se apropiau, am început să simt ochii că mă ardeau. Erau aproape și au dat cu gaz în mine. M-am ridicat cu fata și am fugit încă 10 metri unde n-am mai putut să văd și ne-am pus la pământ. Strigam după ajutor, încercam să o încurajez. Mă strângea tare în brațe și plângea. Eu o strângeam la loc și o acopeream. Asta, da, mi-aș fi dat viața pentru ea în acel moment. Nu o simțea ca pe un străin. Nu, e real. Și-a făcut și poză cu fata. Fata în sine a dat pe Facebook să-l găsească pe el, să nu știu ce. Dar mi s-a părut atât de revealing asta, complexul salvatorului combinat cu dorința asta de a fi cunoscut, de a fi apreciat, de a fi vedetă. Lucru care cred 100% că sunt cumva în interiorul lui și că el nu, de la un punct acolo, el nu percepe, mi-e greu să cred că vede obiectiv mizerile astea pe care le face. Pentru că el, în capul lui, el este salvatorul universului, care trebuie să-și afle lumea de el că el este salvatorul universului. De asta și-a și trimis scrisoarea asta la Epoch Times. Du-te, băi, justițiare, du-te cu aici, vezi cine e Epoch Times. Du-te, caută pe Google cine e Epoch Times, așa că ai de... Da, na, doar ăștia au luat-o, ce să faci. Și mi-a tot zis lumea să mă uit la story-urile lui de astăzi. Netul de data asta cu poveștile mele din 2020, unde am fost prost și pe care mi le-am asumat atunci când a fost nevoie, pentru care aștept să decide o instanță ceva dacă va decide și, evident, este de acum recent cu o prietenă care a decis să mă trădeze pentru că nu i-am dat atenția necesară. Da,
știu că acum vreți să-mi dați cancel, dar v-ați bucura, știu, v-ați bucura, mamă, da, cancel-ul e atunci când dai dosar penal la poliție, ăla e cancel-ul. Cancel atunci când primești dosar penal, vrea poliția să te canceleze cu aia. Și l-am prins pe ăsta, nu m-ați prins cu absolut nimic. Așa e, nu te-am prins, nu te-a prins poliția, vezi că ai dosar penal, poate ai uitat. Știu că tu vrei să zici că nu ai, deși acum mai târziu ai recunoscut că ai, dar vezi că ți-ai luat cancel de la poliție, așa că idee. Sunt un abuzator, am făcut o greșeală pentru care am făcut absolut toți pașii necesari ca să nu se mai repete, iar acum... Gen, s-o sun pe mama Dianei să-i zici să-și... Ce pași necesari ai făcut să nu se mai repete? Vezi că sunt conversațiile alea cu ea de acum 14 zile. La câte mesaje frumoase primesc de la oameni care zic, bă, m-ai ajutat în mod indirect cu traumă chestia mea, n-am cum să mă opresc. Așa că, continuu... N-am primit niciun mesaj. Continuați cu hate-ul, nu este absolut nicio problemă, este absolut normal ca acum să fiu linșat și ca oamenii să se delimiteze de mine și bla, 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 bla. Continuați cât veți, ne auzim curând. Da. Noi ăștia oculta mondială, noi tot gândim schema asta de 2 ani de zile de când s-a făcut lui dosar penal. A, și ca side note, nu vreau să fiu rău, dar vedeți că printr-... De 2 ani de zile de când i s-a făcut lui dosar penal, noi o tot gândim, că atunci ne-a fost rușine să o zicem. Și acum ne-am adunat tot să o zicem, că acum e mare, e important. No one on earth. A, și ca side note, nu vreau să fiu rău, dar vedeți că prin turma voastră aveți pe unul care și-a bătut iubita și este atât de speriat încât n-are curaj să... Aici de conspirații, gen despre... Aha, ok. De fapt, nu știu dacă sunt conspirații, dar le dă sub formă de conspirații. Sub formă de amenințări, probabil, că gen... Vezi că dacă mai comentezi, vezi că zic de tine că ai bătut-o pe gagica sau mai știu, nu știu despre cine vorbești. Că nici nu zice, că de-aia nici nu zice. Aveți pe unul care și-a bătut iubita și este atât de speriat încât n-are curaj să facă nimic, da? Adică nu că a căutat-o, că era... o iubea și era tâmpit și prost și a luat-o în braț într-o... Așa ca tine. Ăla chiar a fost un abuzator, spre deosebire de tine. Cară și whatever. Nu, a bătut-o și mai aveți pe unul care... Ok, dar de ce nu ne zici cine e? De ce nu ne zici cine e? Da, de ce protejezi abuzatorii? Domnule justițiar, vă spuneați, de ce protejați abuzatorii? Dacă cunoașteți un om care și-a bătut nevasta, de ce îl protejați pe acel om? Ce interes aveți, domnule justițiar, să protejați un om care își bate gagica sau whatever? Nu faceți publici prădătorii pe care îi prindeți pe stradă? Pe oamenii care își bat nevestele sau gagicile sau whatever, de ce nu îi faceți publici? Foarte interesant. Când ne convine nouă, protejăm abuzatorii. Când se face banul pe YouTube, nu mai protejăm. Am bătat-o pe una și a vrut să facă sex cu ea. Da? Și ea nu voia. Și el a insistat. Și a tot insistat. Aha, și o acuză de viol. Cine sunt acești oameni? Ei trebuie să existe, nu? Dacă zici atât de încrezător. Cine sunt acești oameni? De ce ne zici cine sunt acești oameni? De ce protejezi un violator și un abuzator de femei? Justițiare, de ce protejezi cu aia un abuzator și un violator? De ce îi protejezi? Zile numele cu aia. Zile numele, dacă ei chiar există, zile numele. De ce îi protejezi, men? Foarte interesant. Da, uite cât de fericit e când vorbește despre abuzatorii pe care nu vrea să-i numească. Diana te-a numit? Stați oameni care te-au numit zilele astea ca fiind un abuzator. Tu de ce nu-i numești pe acești abuzatori? De ce n-ai vrea să numești un violator? Tu ești doar cu pedofilii sau cum funcționează? Wow, dar ăsta e de departe, dar e în top 3 mizerii pe care le-am văzut în seara asta. Așa că... Deja și voi cu cine umblați pe acolo prin hatereala asta. That's amazing. Asta mi se pare gen între cele mai bune pointuri din toată seara asta. Omul care se bate cu pumn în piept că este justițiar și că prinde infractori și că are grijă de femeile abuzate minore, pe lângă faptul că își hărțuiește fostele prietene, mai și recunoaște că protejează un violator și un om care și-a bătut femeia, gagica nevastă. Ăsta e justițiarul cu aia. Omul care protejează violatori. După spusele lui. După spusele lui, să ne înțelegem. Faci teasing? Ce faci cu aia? Faci teasing? Mitoman cu aia. Vă dați seama că nu există oamenii ăștia. Vă e clar că nu există oamenii ăștia. Ce interes ar avea să nu-i numească? Primul gând la oricui ar fi în cap. De ce nu-i zici? De ce nu le zici numele? Dacă ei te-au cancelat sau ei au mințit despre tine sau whatever, tu de ce nu le zici numele? Pentru că nu există. 99% nu există. Nu vă zic 100%, 99% nu există. Așa, ok, ultima chestie la care mă că nu mai pot. Să vedem ce a ies astăzi la Acces Direct. YouTube, vedeți că ăsta și-a copyright strike de acum încolo. Căutați voi Acces Direct și vă uitați singuri. Dacă nu mai auziți de mine, să știți că m-a lăsat ăsta prin vreun șanț. Ați văzut discuția, ați văzut episodul, ați văzut ce am prins de-a lungul timpului. Voi puteți să decideți dacă el a spus adevărul sau nu. A crezut că minora noastră îl minte și nu are 15 ani. Sper să sunt sigur că nu o să mai repete astfel de greșeli. Niciodată. Și chestia asta de s-a întâmplat nu este o